100%, nu am de unde să știu. Dar ce crede acum? Eu o să respect decizia, o să o susțin, oricum o fi. O să iau totul capul sus și o să fiu bărbat în câteva luni, de când am mai fost bărbat de ceva timp. Și aia. Frumos. Ți-am zis, te văd foarte schimbat și te văd nefericit complet, dacă mă întrebi. Măi, eu când sunt cu ea chiar sunt fericit, dar când sunt fără ea, da, pot să zic că nu, sunt fericit. Frate, nu. Niște probleme pe acasă, sunt foarte tensionat. Dimineața mă trezesc la 6, nu mai pot să dorm, dar stau cu ochii închiși. Sunt foarte pulversat așa, nu știu de ce. Am toată săptămâna trecută m-am certat, deși eu nu sunt așa. Nu știu, am o stare foarte urâtă și foarte nașpa. Și nici nu știu ce... Ce mă, Robert, te neci, ce ai? Da. Păi pufă-i într-una, râgă-i, ce faci? Să destram echipa. Voi îl vedeți pe Robert cum pufăie și ghiță e în continuu? Da, l-ai? Ignoră, nu se auzi. Păi deranjant, mă, frate. Nu, eu îl ascultam pe Marinel chiar. Eu îl ascultam pe Marinel. Păi, dar spune omul ăsta, ofu, te aud de când a început să vorbească în continuu. Nu ne mințim în față. Când a început să spună probleme care le are acasă, a început să facă. Da, și Lorena. Pune Lorena, te rog. Patrick, ești lângă el. Da, nu știu, singurul lucru care vreau acum, chiar nu vreau să mă bag în discuția asta, chiar mi-aș dori să vorbesc cu Marinel și atâta tot. Marinel, dar dacă ai ieșit din casă, crezi mergem că te-ai revenit? Mergem. Ai fi mai liber? Mergi, mă? Mental. Marinel, dar tu pare așa că parcă ai plâns. Marinel, poți să mă duc? Da, du-te. Întreabă. Cameră, poți să merg la Marinel? Te rog frumos. Plânge. Neața, Alex. Bună dimineața. Bună dimineața. Dimineața. A fost dimineața, Radu. Bună dimineața, Radu. Bună dimineața. Am și eu o mică întrebare. În gală am auzit, după ce m-am întors de la vot, am auzit un comentariu de-al tău care chiar nu l-am înțeles și vreau să vorbim astăzi. Nu este numele rău, doar vreau să aud concluzia ta. Și ai spus ceva de genul când urcam pe scări, ironic. Da, e clar, în casa asta o să fie un alt cuplu, sigur. Știi, ceva de genul. Și nu înțeleg de ce sau din ce cauză ai spus asta.
Am crezut că zici de faptul că te-am admirat ceva, că eu asta n-am spus-o. Am spus când ai urcat scările. Deja ai început să mă faci minciuna să și fiu miner. Da. Nu, Lorena, am spus când ai urcat, pentru că e minciună, că n-am spus asta. Lorena, când am auzit ceva de genul și de aia te întreb. Că arăți bine și că arăți bine de la spate. Mai spus ironic că așa a fost. Lorena, stai. A fost vorba de o glumă. Ne-am cam uitat toți la tine. Da, ne-am uitat toți după tine. Și aveam ce vedea. Se gândea la ceva probabil și n-a prins momentul să se uite. Și de-aia a fost el ironic spunând, că nu s-a uitat Marinel, gata, da. Și nici tu la el când te-ai întors. Pentru că eu cel puțin m-am uitat după tine, știi? Adică noi ne-am uitat și când ai urcat și când ai coborât, adică n-am avut ce admira, știi? Așa o ironie, mamă, ce foc e între ei, următorul cuplu o să fie. Da. Ironic, că nu v-ați uitat niciunul după altul, ne-am uitat noi după tine. Ai zis, Radu, ai zis ceva, da. Tu te-ai uitat? Dar noi ne-am uitat după tine, știi? Chiar te-am admirat când ai urcat. M-am uitat atât, așa să văd. Marinel, așa e el mai rușinos. Acum e apărare. Apoi nu. Bine, ok, eu nu am înțeles despre ce era vorba și vreau să clarific. Mersi de răspuns și că ai putut să vorbești cu mine. Normal. Da. În rest, voi, fetelor, cum sunteți? Sunteți bine, Bianca? Cam supărată. Așa, tu cum ești, Bianca? Eu nu sunt supărată, e normal că am stare de ieri, se trage pe azi. Dar tu, Alex? Eu sunt... Ok, aș vrea să vorbesc azi cu Bianca, ne zici doamna Andreea ieri, că o să avem ocazia să vorbim astăzi, ar vrea să vorbim între patru ochi, dar să știi, în momentul ăsta, oricum, decizia e la tine, dar să știi că în caz de orice decizie vei lua, o să-ți respect decizia, nu o să fie, nu o să mai fie nicio dramă, nu să nu-ți faci vreo grijă de, nu știu, de ceea ce o să simt, pentru că eu o să fiu ok, indiferent de ceea ce vei alege, îți voi susține decizia și nu o să mă duc pe la nicio emisiune să te vorbesc de rău sau ceva de genul. Asta e. Eu știu ce a fost. Ce legătură are asta? Asta e aiurea, mă. Ce? Ce legătură are asta? Nu, ți-am zis în caz de orice, gen că vreau să fac exact ceea ce simt. Dar de ce? Dar faci cumva o comparație? Aduce nu fac nicio comparație, numai că pur și simplu voiam să zic faptul că indiferent de ceea ce se va întâmpla, îți voi susține decizia. Gata. Una, șantaj. Dar de ce ai menționat chestia aia? Tu știi că atunci... Bianca crede că ar fi capabil să vorbești de rând. Dar nu, el vrea să compare situația. Dar eu vreau să zic că indiferent ce se va întâmpla, nu voi, nu îi voi face în niciun fel, gen o să zic ceva de rău. Să pun într-o lumină proastă. Să pun într-o lumină proastă niciodată, din potrivă, o să fac tot posibilul să fie totul bine, indiferent de decizia ei. Atât. Dar tu vrei să spui că acum ai avea motive ca tu să o pui într-o lumină proastă sau... Nu, numai că se pot face comentarii. Se pot face comentarii, nu? Se pot. Bianca, el a fost, a spus asta într-un mod precaut. Nu cred că a zis la modul că nu se vrească urât niciodată. N-a spus-o că ar putea vorbi dacă ar vrea sau chestii genul ăsta. Nu. Mulțumesc nici eu, dar astea sunt chestii care, nu știu, merg prea departe. Adică noi, eu nu m-am despărțit de tine. Așa sună, parcă, da? Ieri. Da, așa sună. Parcă tu vrei. Da, așa se simte, Bianca. Păi a trecut o noapte, Patrick. În primul rând, noi nici măcar n-am vorbit normal. Da, dar nu e vorba de asta, doar că el așa a simțit, să zică, cumva poate a simțit de vreo ruptură în interiorul lui, nu știu. Da, ruptura asta s-a început a produce încă de când el și-a dorit să plece acasă, în dimineața aia. Nu, oricum, ideea e că eu am spus asta pur și simplu pentru că voiam să subliniez faptul că o să îți susțin decizia indiferent care va fi. Și cred că știi de ce zici asta, pentru că tu ieri în gala ai avut o reacție la faptul că el ar putea fi în vreun fel sau cumva ești presată că el are un comportament mai ieșit... Nu știu, se consumă foarte mult și probabil simte că e o povară pentru tine și cred că de-aia o ținut să menționeze că, bă, orice ai decide, cum ar fi, n-ar trebui să ai grijă în privința stării lui, că el va fi ok. Cred că asta a vrut să menționeze. Eu cred că, sincer spun, fără să pară cumva aiurea, dar cred că își vede și el acum nefericirea, cumva, cred eu. Dar și eu îmi doresc să fii tu bine și o să eu fiu sunt asta, sigură asta că ziceam. Dintr-o parte, când tu ai văzut materialul și tu ai înțeles că nu e ok. Da, de acord cu asta. De acord cu asta, numai că pur și simplu vreau să zic că vreau să fii indiferent fericită, chiar dacă mă include pe mine sau nu, și vreau să iau o decizie așa. Și că și eu vreau ca tu să fii fericit, nu vreau să suferi și să te consumi. Și asta ți-am zis, că o să fiu fericit indiferent de decizia ta și voi fi bine indiferent. Nu o să mai fie nicio dramă, Bianca, ca să știi. Atât am vrut să zic. Alexandru, dar tu ți-ai schimbat ieri starea destul de repede. Nu crezi că te macină cuvintele pe care le-a spus? Dar ce am spus?
Am fost întrebată care e cea mai mare frică a mea. Da. Reacția lui e reacția lui. Întrebarea, răspunsul la întrebare legată de cercul vieții, în general, cum se repetă în familia mea anumite chestii, asta nu are legătură cu Alexandru, asta are legătură doar cu mine și traumele mele. Corect, Bianca, ai fost întrebată sub contextul lui Alexandru. Gestul ăsta neapărat că o trântit insignia și eu sunt la fel și cred că fiecare bărbat... E înainte de insignă, e prima parte care m-a deranjat, înainte de camera roșie, și m-a deranjat faptul că el mie mi-a spus că el a venit cu pace. Când de fapt nu era deloc așa, el nu era deloc în pace și nu a venit cu pace. Că el a avut starea aia pe canapea care a văzut-o tu și nu ți-a plăcut-o. Înainte. După vreo 15 minute, 20 de minute a fost camera roșie, adică omul s-a enervat când s-a terminat conexiunea, dar după vorbind cu noi și analizând situația, zic, bă, hai că o chem și fac pace, n-are rost să stau pe nervi. Dar n-a fost... Da, prima reacție, spune, atunci când s-a închis conexiunea și a spus... Și el stătea acolo în colț, pe canapea, nu? A spus că nu mai merge în camera roșie, atunci el a izbucnit în nervi, cumva. Da. Pentru că și noi am fost uimiți, că nu le-am văzut pe Alex nervos după chestia de genul ăsta. Alex tot timpul era poate în agonie, poate era supărat, era trist, se vedea. Dar el acum a fost nervos. N-a fost supărat, înțelegi? Știu. De asta e vorba. Și normal, e o reacție omenească, care și tu poți să o ai, care toată lumea putem să o ai. Adică nu e așa de... Păi eu știu, eu de asta și zic. Eu, la rândul meu, nu sunt cea mai calmă persoană de pe planetă. Dar, am spus, problema este în mine. Eu, având anumite trăiri și anumite chestii din trecutul meu, pur și simplu, anumite chestii mă fac să stau la distanță, adevărat, să fiu adevărat. Mai caută. Dar e vorba despre mine. Poate o altă fată aici poate să zică, wow, sexy bărbat, tu ești, știi? Mereu în gardă, da, cu chestia asta, dar eu nu cred că dacă tu ai fi venit pe aici sau ceva, tonul lui ar fi fost la fel și el no, clar, vede, păi se moaie total, știi? Adică a fost doar așa strict între noi, între băieți. A fost ceva de băiețeală, dacă mă primești, și cumva el a făcut toată nebunia asta, cumva să ne arate și nouă, cred, că el poate și așa. Da. Pentru că noi toți, sincer, toți am sărit cu gura pe el că prea dramatizează, că e drama queen, că e cu tare, că e cu tare. Acum a arătat și el că are și el nervi și că poate să-și arate oricând și acum toți sărim în cap. Adevărat. Da, clar, dar nu cred că a făcut-o intenționat. Adică nu, dar doar că și-a dat frâul liber sentiment. Da, a fost o ieșire nervoasă, după cuvintele Bianca. Adică pentru el era un lucru important, pentru ea nu. Aici se bat cap în cap. Da. Treburile. Da, dar pentru ea e ceva nou, pentru că ea încă nu l-a văzut niciodată în starea aceea. Așa este. Cum se bagă toți în mintea la toată lumea. Nu s-ar fi așteptat niciodată care să nu poată să aibă reacțiile astea. Dar nici nu cred că e atât de dat înapoi să faci 10 pași în spate, doar puțin ai să semnalezi că nu-ți place comportamentul ăsta. Tu ești... Deci nu cred că e gata relația. Hai să vorbim, da. Vorbiți voi. Hai mă, vorbește tu. Toată floarea. Eu ți-am zis. Uite-te cum stă. Oricum, sincer, să fiu și eu, dacă aș vedea acest comportament, și eu mi-aș pune un semn de întrebare și nu mi-ar place nici mie. Clar, și eu. Acum... Fiecare putem avea ieșiri nervoase. Da. Dacă e să o luăm chiar așa, eu nu cred că a făcut ceva foarte deplasat. Asta și pentru oamenii de acasă să nu înțeleagă cineva că omul este în vreun fel. Nu, omul este blând. Da, păi am spus, e vorba strict de mine și și de ceea ce pot eu accepta și îmi place sau nu îmi place, atâta tot. Bine, asta e pentru ele și un subiect tabu, pentru că știți foarte bine că el a problema aia pe internet și... Cumva dacă se pune asta despre mine, nu. Dar nu-i problema pentru că nu e adevărat. Da, păi asta nu e adevărat. A fost un zvon fals despre el și e normal să-l afecteze pe om, pentru că vrei, nu vrei, alimentează ce vorbeau oamenii acolo. Dar dacă era vorba despre mine sau despre orice alt băiat aici, nu e interesat. Alexandru, ieri ai zis în gală că tu înainte de emisiune nu era așa și cumva te căiai. Ce se întâmplă? Te schimbă emisiunea? Contextul emisiunii te face să fii mai nervos, să fii mai recalcitrant? Ce se întâmplă? Sunt dezamăgit în primul rând de mine, pentru că am văzut foarte multă slăbiciune de-a lungul săptămânilor ăstora în mine și pur și simplu din momentul de ieri, din gală, de după gală, mi-am dat seama că vreau să fiu din nou și cum eram înainte, să fiu mai puternic, și de asta, indiferent ce se va întâmpla, voi ține capul sus și voi susține femeia pe care, da, până la urmă o iubesc indiferent de deciziile ei. Foarte frumos. Foarte frumos. Bravo. Cum vă simțiți fără Axi? V-ați aștepta să plece Axi și nu Aisa? Nu, am rămas surprins tot. Oricum Aisa ne-a dat semn că... Aici sunt. Aisa, de ieri a început războiul. Aici e piatra între roți. Băi, mi-a plăcut reacția ta, Aisa, după gala. Și mie. După ce ai venit acolo. Chiar mi-a plăcut, ai fost foarte amuzant. Dacă m-a făcut eu așa... Stai un pic, eu nu-ți cunoști la ce te referi. Când ți-am făcut eu așa și te-ai făcut și așa.
Laurențiu, m-ai supărat pe Elisa, că te-a prins foarte tare. Am evitat. Ei, m-am aprins, dar sper să am o discuție cu ea astăzi, dacă mă lasă să vin în casă la voi și să punem un pic lucrurile cap la cap. Nu sunt nici nervos, nici supărat, nu-s genul care să poarte pică. Da, vreau să discut cu ea oricum. E, nu e genul să poarte pică, dar ai vrut să mă votezi, vrei să zici? Că nu ești? Am vrut să te votez pentru că nu... Ai zis? Nu știam pe cine să votez și cu tine aveam acolo păi zero pentru tine. Deci ai, porți pică. Păi atunci te-am ajutat. Da, a fost mai lejer după ce ai votat tu. Vezi? Nu am fost neapărat din răzbunare, mă, cred că gen la tine, Cristian, era că, bă, nu se supără, că e pace și... Păi, unde se... Ei, e pace. A fost puțin acolo răzbunare, că de ce l-am votat atunci? Nu, unde să te superi? Dacă eu nu m-am supărat, de ce ai face-o, știi? Bine, nu o să mă supăr odată, dar de două ori o să mă supăr. Dar încă vezi că încă nu s-a dat votul, că e risc. Păi, data următoare o să mi-l dai, cu siguranță. Degeaba, Laurențiu, că eu tot eu sunt în lista ta de live-uri. Păi, dar și tu, uite cum ai făcut aseară, foarte urât. Dar ce-am făcut așa de urât? Că tu mi-ai dat cerere de două ori. Din greșeală ți-am dat. De două ori. Ce să fac? Nu m-am învățat prima dată și am vrut să mă convinc și a doua oară. Vrei să intri cu ea? Păi eu am intrat cu mine. Dar eu am ieșit. Te-ai făcut, Laurențiu, ai făcut așa? Păi nu știi cum o cheamă. Dar ce m-am uitat cum o cheamă sau ce? Păi nu mi-apărea acolo între primii, știi? Și dădeam da, te dădeam pac, 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 oameni și ai dat direct. Și când am văzut că am apăsat pe ea, am zis, mamă, ce-am făcut, frate? Nu, eram acolo și am văzut. Era un joc de-al tău. Era un joc de-al tău, că eram acolo și am văzut toate faza. Și Axi ce spunea și... Acolo unde? La mine pe live? La voi. Patricia, că de seară o să jucăm vreo 3 metri și ha, păi tu ești Patricia de la Casa Iubirii. Un trandafir nu mi-ai dat. Eu cred că ți-era dor de ea și nu mai rezistai să... Da, ai vrut să vezi față. Până azi. Poftim? Oricum, mă bucur că te-am văzut. Da, cred. De unde au vorbit astea? Privat, unde au vorbit astea? Pe stradă? Pe live, cred. A început iară cu ancheta aia, cu dosarul tău, unde au vorbit? Pe Snap au vorbit? Unde au vorbit? Păi nu, frate, dacă n-ai voie să vorbești, n-ai voie să scrii. Unde au vorbit? Cine cu cine au vorbit? Laurențiu cu Patricia, tu n-au auzit? Pe live, el zicea, era și Axi și Laurențiu, unul lângă altul. Și de pe live-ul lui Axi se auzea ce vorbea Laurențiu când le dădea cerere. Eu mi-asum. Ți-am zis, dacă luăm pedeapsă, o iei pe tine, că eu n-am vrut. A, am înțeles. Păi da. Iau tot pe mine, ca și în cazul lui Bianca, am zis. Tu instigi. Vezi că e grav. Dacă Robert, tu ce faci? Ești supărat? Nu, sunt foarte bine. Sigur, ești ok? Da. Mi se pare că nu prea ești ok, ascult, tale. Nu vreau să intervin dacă nu sunt întrebat. Vă să întreb ceva? E sigur. Am înțeles de la Isa că ați interacționat ieri în față și cumva... Și-au interacționat și-au făcut cote, să încerc. Nu, au vorbit. Nu, s-au schimbat părerile. Nu ne s-au schimbat nicio părere. Am avut un schimb de replici. Le-am întrebat eu ce se întâmplă, că părea agitat. Robert, dacă vrei, poți să spui ce ai spus? Sau spun eu, cum dorești? Da, spune tu. Poate să leagă și să nu se spună, nu? Poftim? Poate să leagă și să nu se spună. Mă gândesc. Dar nu-i nimic a ieșit din comun. Pur și simplu a zis că îl deranjează, că atunci când vine o fată pentru el, îi scoasă în față. Iar eu m-am întors și am răspuns că tu nu ai dorit o cunoaștere cu mine. Nu, n-am zis asta. Am zis că în cazul când o să vină o fată pentru mine și o să fac un cuplu cu ea, cu siguranță... Vrei să cerem material, Robert? Da, vreau să cer material. Când o să vină o fată pentru mine și o să fac un cuplu cu ea, cu siguranță cei din echipă o să o dea afară ca să-mi facă rău, pentru că... Cei din echipă? Care echipă? Nu mai contează. Dacă nu v-ați dat seama... Deci aici nu te-ai gândit bine aceea. Păi atunci, Robert, înseamnă că am înțeles eu greșit și îmi cer scuze, dar tot vreau acel material ca să mă asigur că am înțeles. Ți-am zis și că ultimii veniți, primii plecați, pentru că ca să nu s-atingă acel grup, mereu... Dau în cei ultimii veniți că... Cred că se referă că se înțelegea cumva bine cu Axi și Axi nu și... era cu Ionuț, cu Radu sau... Eu, dacă m-am bine cu tine, e rău. Dacă m-am bine cu Mihaela, e rău. Știu. Nu vor să mă am bine cu nimeni. Cine o zici știu? Dar nu! Robert, antisociabil, vor să scoată în evidență că... Pot să vorbesc? Vorbiți voi, gata, nu mai vorbesc. Auzi, dar tu când ai avut... Tu când te-ai înțeles bine cu Mihaela, de fapt era o alianță? Că uite, eu, de exemplu, mă înțeleg bine cu Mihaela. Nu, dar vezi, te teamă de o posibilă alianță. Pentru că dacă mă înțeleg bine cu cineva, vă deranjează. Dar nu, m-a deranjat... Și ce să vorbesc? Dacă nu, o să mai vorbesc. Hai, m-a deranjat și pentru simplu fapt că a făcut un gest frumos Mihaela și mi-a
dăruit o cămașă de ziua mea, un cadou. Te-ai terferit-o, normal. Deci, am terferit, auzi? Da. Deci fii atent ce poate să spună. Că am terferit. Fata aia, separat, dar eu nu i-am făcut niciun rău Mihaelei. Cine a terferit? Aici a fost Radu pe Cristina, nu eu pe Mihaela. Dar nu despre asta vorbim. Da, tu ai spus că noi avem, că ei au, ei au alianță. Când ai o alianță, după capul meu înseamnă că am o alianță împotriva a ceva, să facem ceva. Faptul că 3-4 oameni se înțeleg bine și toată ziua au plăcerea să comunice ei între ei pentru că îți pe acea lungime de undă, nu o văd ca pe o alianță, și pur și simplu strict o amiciție, prietenie, cum bine, se numește. Cum zici tu, la alianța ar vreau fi să intru în asta Marinel cu Radu, hai să-l săpăm pe Robert. Seama. Păi nu, că asta ai spus tu mai devreme. Nu, Paul, ai luat tu despre alianțele care se fac pentru a aduce pe cineva nou sau a păstra pe cineva vechi. Noi aici, fetele, adică chiar am discutat despre asta, că vai, că Axi de treabă, că tot ce vrei, dar fetele vor un băiat nou. E cum v-a zis și doamna Andreea, Axi era mult mai votat ca mulți de aici. Nu știu dacă ați fost atente, înțelegeți? Am fost atente, dar știi, deocamdată nu avem o bilă de cristal să vedem viitor. Bine, am nimeni nu avem o bilă de cristal aici, nimeni nu avem o bilă de cristal, dar atunci, sper că ați auzit ce a spus doamna. Păi nu, dar cum ai spus într-un ton care e ca și cum trebuia să știm dinainte. Nu, nu se știe niciodată. Se referea și la tine, Robert, poate era mai votat chiar și ca... Dar Robert, era oricum, exact. Era vorba despre faptul că tu ai spus Aisi în față acele cuvinte ca și când tu ai vrea să o cunoști. Da, și care fiecare dată nu ai recunoscut. Cum v-a spus și la Orient. Că nu ai avut timp cumva să o cunoști dacă ai fi ieșit. Cred că nu este unicul Axi care n-a interacționat cu voi mult acolo. Sunt mai mulți aici. Deci, iar și el. Cu Radu cine vrea să facă pereche de aici? Nimic. Ionuț cine vrea să facă? Cu tine? Cu Robert cu Ionuț cine vrea? Cu Ionuț ori câteva cu Ionuț. Vreau să-mi răspund. Cu Radu nu vrea nimeni. Cu Robert cine vrea? Tot nimeni. Păi poate voia... Deci în doi atunci. Deci, păi poate voia o fată, dar dacă am înțeles, el... Pe mine am înțeles de ce m-ați votat de multe ori. Dai. Am ieșit în față, dar nu înțeleg de ce nu-l votați și pe Radu și pe Ionuț. Robert, nu te-au votat fetele. Nu, noi te-am votat fetele. Păi nu, pentru că ceea ce spui nu are sens. Noi nu te-am votat... Ascultă-mă, te rog frumos. Noi nu te-am votat pe tine din... Vrea să mă eliminați, să mă dați pe ulei. Deci nu am decis noi. Pe tine nu te-am votat noi, l-am votat pe Axi noi, iar tu ai fost votat. Tema. Eu vorbesc în timpul emisiunii de la frumos, început. Eu am continuat tema la care, care tu ai evitat-o. Nu, eu am fost scos de mai multe ori în față. De ce? Am înțeles perfect, dar sunt mai mulți în această situație, dar nu înțeleg pe alții de ce nu. Robert, având în vedere că ultimele săptămâni și te comporți ca un bădăran, de-aia. Ați ascultat ce a spus? Ați ascultat ce a spus? Da, nu știu care se comportă ca un bădăran, nu știu care se comportă frumos. Bine, cuvântul ăsta, ieri o să folosești voi doi. Să trăiți. Așa faci mereu. Ești... Robert, dar știi ce nu înțeleg eu? De ce ai dus discuția la alte dăți când noi ne raportam la gara de... Da. Ieri, adică la prezent. Hai să vorbim de situația de ieri. Da, hai, bine, ok, m-am raportat, am revenit. Hai să vorbim, de ce? Hai, care a fost motivul să-l votați pe Axi? Iar i-am spus și lui. Nimeni din voi nu avea nicio intenție să-l cunoască? Nu, numai de aceea. Care și-a justificat votul. Nu, cel puțin mie personal, nu mi-a transmis nimic de când a intrat aici în casă. A, bun. Oricum, am primit un trandafir și atât, dar nu... Și în camera roșie mi-a zis că n-are nicio problemă să plece și că e dor de casă și așa mai departe, deci... Mulți au mai spus asta aici. Vezi, tu zici să vorbești despre Axi. Ascultă, Robert, motiv, tu spui să vorbești, să vă spună fetele despre Axi și tu spui că și alții le dor de casă. Vorbim de casa iubirii. Păi, dar tu vorbești, Robert... tu spui un lucru și vorbești de altul, da. Robert, tu nu vezi ce păi, faci. Păi tocmai că vorbim de casa iubirii, Robert, te-am întrebat cu totul altceva. Cum vă convine? Te-am întrebat cu totul altceva, era vorba despre ceea ce spui. E un loc cu lui nici măcar nu vezi cum să o dați. Vezi că el e fix în acea școală. Nu-i convine subiectul, nu aveți cum să o dați. Robert, stai un pic, că ce treabă are. Am fost acuzat de tematica emisiunii mereu. Aici, pe tematica emisiunii, aproape nu e nimeni. Robert, dar nu te acuză nimeni. După ce a încercat să o dea bine Radu pe tematica emisiunii și a făcut-o de telemea. Care a făcut. Acum, Robert, spune că nu mai vrea să mai găsească dragostea. Dar de ce stai aici? Vă întreb. Robert. Ție ți-a spus ieri, Cristina, că stai degeaba. Dar el de ce stă? Nu l-a întrebat. Dar de ce nu, deci nu vorbeam despre asta. Da, Robert, de ce trebuie să vorbim de Radu? Pentru că vorbeam despre altceva care tu nu ai răspuns. Și știi, în viață, când pui o întrebare, ai nevoie de un răspuns. Și oameni buni, stați un pic, el de fapt mă caută pe mine. Robert, și noi îl căutăm pe el să ne răspundă. Eu deja am discutat treburile astea cu Radu și le aduci în continuă în discuție că mie nu...
îmi place. L-a zis că tu stai aici degeaba, tu stai aici Robert, degeaba? Tu ai fost atent în gală. Eu am discutat cu Radu despre treaba asta. Robert, ai auzit din gura lui Radu că ți-a zis că stai degeaba? Subiectul acesta a fost vorbit și terminat. Terminat acest subiect și vorbim despre alte lucruri. Lorena, nu l-am terminat, pentru mine nu e terminat. Robert, păi stai un pic. Cine ești în ecuația, în problema asta de două persoane? Cine ești? Păi adică mă refer, pe tine nu ești băgat în discuția lor. Lorena, te iubesc, mâine ți-aduc și un trandafir. Ascultă-mă, eu înțeleg că tu vrei să dai mine sau ce vrei, care e scopul tău. Nu mă interesează care-i scopul tău. Eu am întrebat-o pe ea o simplă întrebare care... Păi știi, care și care chestia? Dacă tu ai o problemă cu cineva... Dar poți să vorbesc, nici nu mă asculți. Intri peste mine. Robert, pentru că vorbește într-una... Dar nu vorbesc într-una. Uite, tocmai mai întrerupt. Robert, hai, spune-mi întrebarea din nou. Te rog, o să-ți răspund. Nu mai pun nimic. Haideți, nu suntem la grădiniță. Că nu mai spun, nu mai așa, spune. Se pare că Robert... Te pare că Robert are o listă de păreri care trebuie neapărat spuse în emisiune. Cristina și Radu, trebuia el să spună părerea aia care a citit-o în comentariu și a scris-o acolo în notiție, trebuia să o spună și el azi în emisiune, să fie spus de el. Atâta tot. Eu o să-ți dau un trandafir. Întrebarea era raportată la tine, nu la Cristina și la Radu. Încerc să-ți explic. Și așa cum... Pui o întrebare, aștept și un răspuns, dar tu pui 3, 4, 5 întrebări una după alta, încearcă cineva să-ți răspundă și te bagi peste acel om. Cum faci și în acest moment când vorbesc cu tine? Aisa, mă evită să-mi răspundă. Cine? Cine te evită să-ți răspundă? Am pus 3, 4 întrebări, nu mai ați răspuns. Dar și noi te-am întrebat ceva. Nu ai interrupt-o. Nu te-am lăsat. Ne-ai. Psihologia asta merge cu mine? Că nu fetelor, dacă am întrebat, să-mi răspundă cu da sau nu. Ok, trecem peste. Am înțeles, Robert, am înțeles. Nu ne pasă. Că nu vrei nicio cunoaștere, e ok. Am înțeles, Aisa, a greșit și... Da, am înțeles eu greșit. Gata. Gata. E ok. Continuăm. Ai înțeles greșit. Marinel, Lorena. Cum sunteți? Cum ești, Marinel? Ba, așa, așa, așa. De ce? Sunt chiar stă la asta bine. Ce s-a întâmplat? Ieri ai fost un pic deranjat și chiar nu am înțeles de ce. Am fost deranjat. Atece. Și am stat și m-am gândit și aseară și toată noaptea și azi dimineață. Uh-huh. Ai mai zis și chestia aia în camera roșie că nu vroiai să chemi și că ești pusă pe gânduri. Vreau să vorbim puțin mai multe. Am stat, m-am gândit foarte bine. Am niște tensiuni în mine, nu știu, am și niște probleme pe acasă, sunt foarte tensionat. Dimineața mă trezesc la 6, nu mai pot să dorm, dar stau cu ochii închiși. Sunt foarte bulversat așa, nu știu de ce. Toată săptămâna trecută m-am certat, deși eu nu sunt așa. Nu știu, am o stare foarte urâtă și foarte nașpa. Da, și eu mi-aș dori să vorbim un pic mai mult. Nici mie ce drept nu îmi place să te văd așa. Nu e imaginea care am avut-o eu despre tine sau care, da, care am avut-o înainte de a intra. Și chiar mi-aș dori să nu fii așa în continuare. Păi, ideea e că el chiar nu este așa, însă e foarte, foarte tensionat cu ceea ce se întâmplă în afara emisiunii, la el, acolo, la satul mare, cu căpșunile și faptul că a început sezonul. El este foarte tensionat pentru că este tot timpul, nu e nimic de râs, chiar nu e nimic de râs. E foarte stresat în legătură cu afacerea lui, ca să vorbim așa, pentru că îl sună tot timpul oamenii de acolo, îl sună tot timpul tatălui, nu știe cum se mai împartă și cu ceea ce se întâmplă aici și cu ceea ce se întâmplă acolo. Și de asta mintea lui cumva este un pic agitată. Dar cât durează? Okay, cât durează sezonul? Până la urmă e o afacere, nu e nimic amuzant, fac bani grei de acolo, hai să-mi cadă și părul, am văzut, fac duș și plin de păr, adică... Adică care e amuzament? Nu, dar eu chiar te înțeleg, te înțeleg foarte mult, pentru că și eu aseară m-am culcat foarte târziu, tot din cauza jobului în afară. Și pot să înțeleg chestia asta, așa că oricând ai vrea, putem să vorbim și te voi înțelege și poate îți dau și un sfat bun. Deci, Marinel, să înțeleg că sunt mai mari problemele și te acaparează atât de tare încât... Te poți axa. Nu te poți axa pe o fată, adică nu te poți deschide. El vrea să te elimine. Nu, mă întreb. Poate problemele sunt mult mai importante. Jobul lui e mai important decât casa iubirii. Fetelor, aș pleca mâine acasă. Dacă aș avea o portiță asta să-mi spună acum să vină doamna Andreea și să-mi spună Marinel, alegi, stai sau pleci, mâine aș pleca. Fetelor, vă spun sincer, pentru că
deja pentru mine... Și Lorena? Pentru că eu m-am schimbat foarte. Lorena. Lorena a venit de 3 zile în casă, încă noi nu am legat acel ceva, încât să nu pot să mă despar de ea, în primul rând. Nu am pus sentimentul unul față de altul încă. Dar să știți că nu tot timpul... Ești pregătit sau ce? Neapărat că sunt pregătit, dar am și eu momentele mele în care nu pot să judec unele chestii, nu pot să mă decid și pentru mine, în momentul de față, e prea mult și simt că sunt... Stresat. Mă frământ acolo în mine ceva care nu pot să... Nu pot să mă exprim 100% cum sunt eu. Ați văzut, a zis și Bianca, când am venit eram altul. Acum sunt total diferit. Îmi spun prietenii, îmi spune mama nu mai suportă să mă vadă așa. Deci tu ai fi tot mult... Tot pe ceartă. Eu nu sunt omul la care mă cert. M-am schimbat foarte mult față de fete, vă spun sincer. Sunt foarte schimbat, nu mai am răbdare cu fetele. Încep să nu mai mă pot controla. Dacă îmi spune vreo fată ceva, îi răspund ca și cum i-aș răspunde la unul de pe stradă. Da, asta chiar am observat-o aici. Da, eu nu sunt omul ăsta și mi se pare că deja m-am întrecut eu pe mine. Pur și simplu nu realizez unele lucruri și după îmi pare rău și îmi trimit oamenii și pe Instagram și pe alea secvențe cu mine, deci nu mă recunosc. Vă spun sincer, eu nu m-am certat cu o femeie în viața mea. Pare. Și dacă... Da, Radu, dar nu știu, contextul ăsta emisiunii, nu știu, parcă stresul mai care e aici. Radu, îl influențez în mod negativ. Auzi, Marinele, parcă o faci mai bine ca mine, poți. Da, recunosc, da, nu sunt eu și nici nu știu ce să fac. Robert, nu știu, ce habar n-am, nu știu, zici că... Dar sunteți de acord că niciunul de aici dintre noi nu este fericit. Da, voi îl vedeți pe Robert cum pufăie și ghița e în continuu? Da, dai. Ignoră, chiar nu. Băi, deranjat, mă, frate. Nu, eu îl ascultam pe Marinel, chiar. Eu îl ascultam pe Marinel. Dar spune omul ăsta, ofu, te aud de când a început să urască în continuu. Dar de ce tot faci așa? Da, n-auziți? Fetelor, stați un pic. Când spunea omul ăsta, când spunea problemele care el se ceartă mai bine... Cu Marinel se ceartă mai bine decât el. Noastre, nu mai pune tu accent. Am râsul de glumă, nu se poate să nu poți să râd. Robert, s-a întâmplat ceva? Nu vreau să deranjez. Nu ne mințim în față. Când a început să spună problema de alea acasă, a început să facă... Da, și Lorena... Vedeți atacuri. Uite, știi, pe mine chiar nu avea sens ceea ce ai spus tu, Robert. Eu chiar l-am ascultat și sunt o persoană care chiar respectă. Și dacă el are o problemă pentru mine, deci ceea ce a spus, am intrat de câteva zile în casă. Ați dai seama că m-a băgat în problema voastră și m-a băgat în gura ta și de ce începe iarăși, Robert? Era vorba a vorbit despre afacerea. Da, da, Robert, stai, pentru că și eu am auzit. Eu nu mi-am dat cu părerea. Ai încheiat, vorbim în continuare despre Marinel. Da, să nu mai că două secunde, Robert. Voi nu vă dați seama, mă? În continuare, zi, Lorena, te rog. Băi, oameni buni, băiatul ăsta a venit de dimineață. Băiatul ăsta a venit de dimineață. Ce aveți? De dimineață le-a spus că e afectat și că are niște probleme. Minte. Și eu când l-am văzut pe omul ăsta că îi râde în față, efectiv, păi și probleme serioase pe care le are, m-a deranjat. Tentează și bagă de la ei și adaugă. Da, și pe mine m-ar fi deranjat. Să facă un tam-tam de... Bune, Lorena, te rog. Patrick, ești lângă el. Da, nu știu, singurul lucru care vreau acum, chiar nu vreau să mă bag în discuția asta, chiar mi-aș dori să vorbesc cu Marinel și atâta tot. Marinel, dar dacă ai ieșit din casă, crezi că ți-ai revenit? Ai fi mai liber? Mergi, mă? Mental. Marinel, dar tu pare așa că parcă ai plâns. Poți să mă duc? Da, du-te. Întreabă. Cameră, pot să merg la Marinel? Te rog frumos. Plânge. Băi, nu cred. Ionuț, dă-te. Hai că mergi acasă, frate. Mergem acasă împreună. Și el a fost alături de mine, a venit când am plâns. Putem să mergem cu toatele? Marinel, ai spus să mergem toate la Marinel. Nu putem să mergem, că ați văzut că a zis nu. Marinel, tu ai spus că nu prea știi ce să faci și ești bulversat înăuntru tău. Vreau să-ți dau un sfat, vreau să-l iei în mod pozitiv. Încearcă să vezi ce-i plăcut în casa asta. Oricum nu poți să ieși când vrei tu. Vezi dacă, nu știu, poate este ceva cu fata asta și dacă se leagă ceva o să fii mai fericit. Da. Dacă nu, o să înțelegi că nu e iar și te duci acasă. Ai o șansă, Marinel. Da. Ce mi-a spus el mie. Ceea ce suntem predispuși cu toții aici. Faptul că unii dintre noi poate nu reușim să ne apropiem de o fată și poate nu găsim perechea care ne dorim noi cu adevărat. Și câteodată se întâmplă chiar să eschivăm situațiile astea. Pe el îl stresează foarte tare, pentru că nu vrea să audă din partea voastră sau din partea mea sau oricui de aici
domne, uite, mare să joacă cu fata aia sau nu. De ce mi-a zis Bianca până să intrăm? Ce? Iar o să înceapă Bianca acum să-mi spună. Iar o să s-a... Dar i-am dat un sfat. Nu, 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 Bianca. El legătură cu Lorena. V-a văzuse înainte ce urmează să se întâmple. Iar o să sară toate fetele cu Bianca. Iar o să spună uite, Bianca. Uite, Marinel, dacă pot să spun ceva, eu chiar sunt genul de persoană care sunt conștientă de ceea ce este, ne cunoaștem de foarte puțin, este drept, și nu voi crede că te joci cu mine, chiar vreau să te ascult și să înțeleg postura în care ești tu. Chiar nu am nicio așteptare, pentru că văd cum ești acum și nu vreau doar să te ascult și atât. Ideea că nu vrea să grăbească. Și nu, și chiar nu este nevoie să te grăbești. Și uneori când trebuie să iei decizii în viață, cel puțin asta am observat eu până acum, nu trebuie să te gândești la ceea ce îți dorești acum. Trebuie să te gândești ce este mai bine pentru tine în viitor. Mai târziu, în viitor. Și sigur da, dar chestia e că au venit deja și, stai fete un pic. Și eu, cum a zis și Patricia, nu mă simt în largul meu aici. Eu am venit aici să-mi găsesc dragostea și când colo eu am venit să mă cer cu fetele. Dar nu... Înțelegeți? Și asta mă frământă foarte tare pentru da, că și nu pe sunt noi. Omul ăla să fac chestia aia. Da, dar chestia e că aici de multe ori suntem puși la zid și ne cunoaștem mult mai bine pe noi. Uite, tu ai descoperit că poți să te ceri cu o fată, dar important e că nu îți place să faci chestia asta și da, sigur dar o, uite o, că nu, o să o faci în viitor. Nu pot, nu știu, parcă... Cum zicea și Bianca, că parcă nu pot să mă deschid, nu știu, zici că sunt închis în mine și am rămas acolo și parcă sunt într-o groapă de unde nu mai pot să ies. Nu văd, nu știu, nu văd acel ceva, acel lucru frumos într-o femeie, nu știu de ce, zici că sunt... Dar Marinel, tu știi foarte bine cine e și atunci când ai o reacție încearcă să te gândești de două ori înainte să o ai, tu știi. Da, Cristina, da, sunt foarte multe, adică eu de... Ar trebui să mă axez acolo, uite, a venit Lorena special pentru mine și eu zic... Dar nu vreau să te gândești la chestia asta, adică nu vreau să ai o presiune pe tine și momentul în care... Nu mă grăbesc, dar... A, pot să spun, am venit în primul rând să te cunosc, iar după ce te voi cunoaște și ne vom cunoaște, vom decide. Acum eu nu am nicio așteptare, chiar. Totul vreau doar să văd cum ești tu și dacă putem să avem ceva mai mult, dar dacă nu este nicio problemă. Bun. Da, dar el crede că... Chestia asta care îl frământă, îl va... Da, înapoi și nu poate da, înapoi. Păi da, dar mai degrabă încerci. Ia. Mai bine încerci și vezi decât să nu încerci deloc. Și soluția oricum nu e să fugi. Adică nu da. Poți să fugi de probleme. Da. Le întâmpini, le iei în piept și mergi mai departe. Vreau să vă propun ceva, băieți, astăzi până la finalul zilei, să luați fiecare câte o foaie și să vă faceți singuri, adică o să facem și noi fetele, să ne facem toți câte o scrisoare de dragoste, dar pentru noi, să ne scriem nouă ce o scrisoare de dragoste. Radu. Doamne, să faci singur scrisoare. Nimeni nimic, Radu. Păi, iubește-te pe tine ca să-i poți iubi pe alții. Corect. Vezi că mă iubesc prea mult, nebun. Nebună? Nebuna mea. Șucara mea, cât de frumos. Exact în poziția asta ai fost, când mi-ai spus frumoasă mea, exact în asta. Oh. Dar chiar, Patrick, te-au trezit cuvintele Patricii? Da. Se vede. Apreciez cuvintele frumoase, putem fi amici, prieteni, dar na, știe și ea că nimic mai mult de atât. Și dar te-ai mai trezit. Dar mai vrei să pleci, Patrick, astăzi n-ai salutat-o pe Nona. Da, vreau să mai plec. Salutăm-o pe Nona. Bine. Îmi susțin asta în continuare, am spus-o și în gală și de câte ori am ocazia o voi spune. Sincer, am observat că acum dacă nu mai este Nona și în gală, ești puțin mai deschis așa, adică nu, ești tu. Păi sunt eu, exact, am spus în gală și mi-am și justificat răspunsul. Dar nu trebuie să justifici fericirea, că toată lumea se întreabă, bă, dar cum ai sărit de la o stare la alta? Am explicat de ce, mă simt puțin mai eliberat, pentru că aici, la un moment dat când începi să iubești, lucrurile nu mai sunt atât de relaxante. Joculețe, camere roșii, un alta, și nu te țin tocmai liniștit, știi? Și acum mă simt cumva eliberat. Când a fost ea descalificată, cumva am știut că nu voi mai fi pus la testele respective și aștept doar momentul să fiu înapoi cu ea. Patrick, mai ai lanțul? Scuze. Clar. Încă mai este. Și am și asta. Nu știu dacă se poate da, de aici sunt eu cu Nona pe... Avea și ea. Avea și ea pe roșu, da. Patrick, dintre toți, tu, sincer, pari aproape cel mai fericit de aici. Da, și sunt fericit, sunt eliberat de testele supuse de casă. Păi știu, de asta și zic, ar trebui tu să ne înveți cum să fim fericiți. Nu vrei să ne spui la fiecare câte o frază hai, da. De încurajare? Hai, începe da. Cu Aisa. Hai, Aisa.
eu ți-aș da un sfat. Dinju, știu, este foarte bine că te aperi și ai cuvintele la tine când îți sunt aduse fel și fel de vorbe din astea, dar ca și sfat ai putea fi și tu puțin mai moale, puțin mai cu zâmbetul pe buze. Mai dulce. Mai dulce, da, așa cu oamenii, dar na, nu știu, dacă tu nu poți fi așa, fii cum ești tu. Dar eu mi-aș sugera că să fii mai cu un spirit de glumă, pentru că uite, și ieri, după faza din gală, ne-ai lăsat așa pe toți plăcuți impresionați. Patricia, îți sugerez să mai te ceri și tu aici la băieți, să mai vorbești tu cu, nu știu, cu cine vrei tu, cu Marinel, cu Laurențiu, cu cineva, prietenește. Că nu n-ai mai fost de mult timp pe aici. Elisa, tu ești fericită oricum, așa, de la natură, nu am ce să-ți dau. Asta crezi tu. Din păcate știu că i-au început să vorbească cu Axi, dar Axi a plecat acum la Constanța, așa că nu știu ce sfat să-ți dau. Oricum, am și zis că vreau să-l cunosc doar ca om, adică încă nu era nimic. Gen, sunt ok. Da. Nu știu, îmi pare rău. Tu, Bianca, pare că și tu ești puțin liniștită. Nu vreau să... acum, nu te văd într-o depresie, că pui accent, că eu sunt fericit, dar te văd și pe tine la fel de ok, nu ești foarte în depresie și asta trebuie să vă dea niște semne de întrebare. Poate funcționați mai bine așa cum sunteți acum. Vorbiți voi și vedeți, dar sper să fiți fericiți. Acum sunteți acum cum? Așa. Semi-separați. Semi-separați. Ce nu suntem separați noi. Nu știu, așa. Nici măcar semi-separați. Nu știu, parcă amândoi sunteți mai binișor. Nu știu, habar n-am. Cristina. Te rog frumos. Eu vreau să cred și cred că tu ești foarte fericită, deci nu am ce sfat să-ți dau. Suntem fericită. Dar puteai măcar un sfat, așa. Bă, un sfat ce să-ți dau? Că nu știu, în ecuația în care ești, n-aș putea nici eu să joc, așa că eu nu sunt în măsură să-ți dau sfaturi, că este un meci greu. Cred că pastila ta de fericire e la urmă, că tot face semne aici. Ai văzut cu gubii? Așa că astăzi să te cer la cameră, te rog frumos să stai de vorbă. Desigur, domnul Patrick, cum să nu? Lorena, nu, tu numai ce ai venit de afară, din libertate, ești bine? Și Mihaela, sincer, te-am văzut ieri plângând din nou. Nu știu ce sfat să-ți dau, că și tu ești într-o ecuație foarte grea. Da. Nu te înțelege. Dar nu știu unde a dispărut Laurențiu din ecuația ta. Acum mă gândesc. Cum să mai am o parte? Da. Păi l-ai băgat la mine. Sentimentele mele. L-ai băgat la mine. Unde e să dispară? De ce păi nu, dar nu înțeleg, Mihaela. Dar noi n-am fost într-o ecuație. Mă, eu te văd pe tine. Tu cu Robert. Păi nu, nici cu Robert. Eu mă înțeleg bine cu toți, că am așa pentru el anumite... Strict prietenește, strict ca om, da, ca altceva. Da. Ți-a fost frică că pleacă ieri? Da, mi-a fost frică asta, da. Păi și că stă, oricum nu te încălzește cu nimic. Dar tu ai auzit ce zis când o venea la lungi? Nu am vrut să pleci, Robert, bine că ai rămas. Ți-a fost frică vreo secundă? Eu cred că tu mai ai încă un strop, stropul ăla tău ce ai pentru Robert, nu prea o să dispară dacă va fi aici. Ok, care nu se văd, se uită. Nu mi-a fost... Fiecare să ne găsim pe cineva. Să vedem. Nu mi-a fost frică, nu mi-este frică de nimic. Și de ce? În primul rând știu că sunt foarte iubit, că lumea mă apreciază. A zis doamna Andreea la un moment dat că Axi are și el foarte multe voturi și am văzut că te-ai înroșit tare la față de asta. Eu m-am înroșit. Da, i-am spus. Asta, ai băgat-o de la tine. Ți-am zis că nu este frică. Da, tu mai răspund. Mai întreb aceea, stai să-ți răspund. Și tu ai băgat-o de la tine. Nu, eu n-am văzut că s-a înroșit, dar îi tremurau picioare. Da. Nu, vă zic că era. Nu era. Era destul. Fac eu așa, că am... Nu ți-am zis. Fac eu așa de nervi. Nu dă frică. Păi da, agitat. De ce nervi? Spunem că erai agitat. Nu ai cum să nu fii când ești acolo în față să zici că nu simți nimic. Nu simt nimica pentru că nu mi-este frică nici dacă plec, nici dacă stau. Îmi este indiferent pentru că... A, deci văd să înțeleg, asta nu e bine. Nu. Lasă, mă lasă să vorbesc. Sigur, scuze. Da. Uh-huh. Pentru că nu sunt tocmai bine aici, înțelegi? Pentru că îmi dau seama și... mă uit în viitor, în caz de o să intre o fată pentru mine și o să formez un cuplu cu ea și o să fiu fericit, nu o să fiu lăsat în pace, o să o dea afară, o să vedeți asta, o să dureze puțin. Speranțe am să intre cineva pentru mine și chiar îmi doresc asta din suflet, la fel cum mi-am dorit la început, dar cam mare așteptarea asta și mi s-au și mie de paciență și... Merg mai departe, că eu pot și sunt puternic și lumea mă iubește și le mulțumesc mult că sunt mereu lângă mine. Casa iubirii,
o fată, bă. Ești nebun? Vine o fată. Fetelor! Mamă, și eu nu tocmai ziceam că nu vine nimeni. Mamă, nu m-a așteptat la asta. Nu cred așa ceva. Bună! Bună, Ana! Bună! Robert, se vede că îți dorești pe cineva, dar ar trebui și să fii conștient de faptul că acești băieți care tu tot ai spus că sunt buni la strategii, una alta, că nu au de ce să ți-o scoată, că și-ar atrage mase de hate, de hateri, foarte mulți. Adică în casa asta să votezi pe iubita cuiva sau cumva de genul, îți atrage foarte mult hate pe internet. Deci ei nu ți-ar face ție asta. Bine, și plus dacă n-ar face asta, ar face alt lucru, ar da în ea, ar face... Da, Robert, dar de unde știi ce? Că... Nu cred, dar Robert. Să vorbesc, stai un pic, că vorbești prostii acum, serios, da, de unde știi? Prostii. Întrebarea mea. De unde... Lasă-l fată să răspundă, că am întrebat. Hai, vorbesc Robert. Prostii. Da, de unde știi lasă, tu? Lasă, vorbește tu. Hai. Robert, dar de unde știi tu cum vor reacționa ei pe viitor dacă te vor vedea ok? Văd că așa au reacționat de la început. Dar asta. Nu e adevărat, Robert, și când, de orice mă leg eu, dacă și că Mihaela... Când cunoaștere între noi doi, din punct de vista toată lumea era Mihaela. De acord să... Și când m-am legat un pic de tine, au dat în tine, au zis de toate tine. Dar nu, că ești Robert. Așa, că ești nu știu cum, că de ce tu faci spui asta, de Robert. Ce vrei, stai bine cu mine. Dar stai, tu, lasă, gală, lăsați-mă, mă, că... Robert, că ai cineva în afară de tine, ia ce cu, tu întotdeauna încerci să acuzi cealaltă persoană. Nu e urât să zic la 20 de fete, mă, tu nu vezi cum gândesc. Cu ce scop sunt unele persoane aici? Să-și vadă de viața lor, să se îndrăgostească și ei, să aștepte o fată sau să cunoască pe cineva care este aici. Nu să dea atâta mine mereu. Da, acum am fost tot... o cadă la început. Tu ai văzut emisiunea? N-ai văzut-o. Nu, Robert, văzut-o. Acum nu o da nimeni în tine. Acum, nu. Acum în prezent. Cercați, nu dar nu pot să vorbesc. Nu vorbește, eu nu s-aude. Păi, uite, vorbești. Uite, vorbești. Eu nu-ți nimeni ascult două cuvinte. Nu s-aude. Vorbiți toți, mă. Păi tu ai vorbit în dar continuu. Dar nu poți să termin o frază. Deci tu acum ai probleme cu fetele, că băieții niciunul nu a vorbit. Dar tu de ce te dar bagi acum? Păi am problemă cu toată dar lumea nu... care intervine. Eu știi când ai dreptate, și-mi cu zice tine, că dar vorbesc acum... prostii, dacă nu intervenit prostii, nimeni. Nu mai mă întreba. Cu tine câteodată oamenii își pierd răbdarea. De unde știi tu că băieții o vor vota pe acea fată pe care momentan nu știm unde se află, dacă fata respectivă va vedea într-adevăr că va aduce la tine o schimbare și focusul tău va fi îndreptat spre ea și nu spre ei. Eu sunt ferm convinsă și acum fără nici nu mă interesează să mă fac prietenii, pur și simplu chiar sunt ferm convinsă că băieții ăștia, dacă te-ar vedea ok cu fata respectivă, sunt ferm convinsă că nu ar da în ea. Se va bucura. Uite. Poate se va bucura. Și dacă nu, n-au nicio problemă. Adică exact. Și eu când acum câteva săptămâni am venit să vorbesc strict cu tine în grădină, după aia când m-am întors, băieții nu s-au comportat ciudat, nu m-au întrebat de ce am venit să vorbesc cu tine, știi? Adică n-a fost nimic, a fost ceva foarte normal. Deci nu trebuie să iei așa. Eu nu-ți apropo de întrebări și acum nu vreau să te atac. La cele celebrarea celor 100 de episoade... Ai răspuns într-un mod neapărat care m-a deranjat, dar nu ți-am înțeles asocierea cu șiretul. Păi ce puteam să-ți ofer de 100 de lei aici? Că n-am nimic de 100 de lei pe mine. O vorbă bună. Mama mi-a trimis comentariul respectiv. Îmi cer scuze, doamnă, dacă v-am deranjat. N-am vrut să o fac, a fost un spirit de glumă, a fost o ironie de moment. Eu câteodată, da, sunt ironic, poate la modul mai urât, dar îmi cer iertare. N-am vrut să vă jignesc fica. Dar nu, dar eu nu-ți merg așa. Nu a fost așa, vorba neapărat de jignire, doar că mama te-a apreciat când i-am spus, când i-am dat vestea că voi veni aici. Mama te-a apreciat și de la acel comentariu m-a rugat să-ți transmit că ai dezamăgit-o și că nu-i ok. Îmi pare sincer rău. Chiar îmi pare rău, doamnă. Asta nu știu. Doamnă, sincer vă spun, îmi pare rău pentru dumneavoastră că v-am zamăgit. Chiar îmi pare sincer rău. Dar ce am făcut acolo a fost un spirit de glumă, poate exagerat, recunosc. Dar a fost vorba că ce pot să-i ofer Aisei de 100 de lei, un obiect sau ceva de genul ăsta a fost întrebarea. Și eu am crezut că și retul e ok. Atât. Da, Aisa. Oh, da, mai bine. Așa da, zic și eu. Da, Isa. Da, eu am discutat cu Ionuț asta în camera roșie și i-am spus, vezi că am văzut comentarii, adică am văzut secvența în care el mama a vorbit așa. Mama eu i-am zis când am fost ieri și nu mi s-a părut că o zicea cu răutate, știi? Adică chiar nu... Dar nici în glumă. Ba da, da era... Așa, așa, o zis că pentru 100 de lei o să mă port frumos 5 minute cu Aisa. Eu ba nu, îi dau șireturile. Eu nu am văzut secvența, mama mi-a trimis-o aseară și pur și simplu m-a rugat să îi
transmit că nu a fost frumos. Frumos. Văzută din afară. Eu nu am văzut-o. Hai, vin grădini să vorbim amândoi. Hai. Destul de încărcată conexiunea de astăzi. Da. Ce are marinerul, mă, frate? Bă, nu știu, de dimineață când a venit era așa. Am auzit și eu ceva. E trist, e asta. Are momente, frate. Acesta și el are și el 5, nu zicea cât avea. 4. 4? Da. Toți asta aveți momente în care gata, ziceți că nu mai puteți. Da. Robert, cum ești, frate? Bă, astăzi n-ai fost ok. Vezi că astăzi chiar... Bă, mai bine le mă lași în pace, frate. Nu vrei să vorbim? Da, nu, te lasă. Bine. Zi-mă, marinele, cum te simți? Descarcă-te. Zii tot ce... În loc să mă bucur că a venit și fata asta și toate eu... Fata ar trebui să te liniștească, nu să te agite. Ești pe tine, te agită? Băi, marinele... Bă, nu știu... Probabil... Eu n-am... pățit să pot să vă spun sau să spun că de gata fata asta m-a dat pe spate, știi? Dar nu e vina ta, frate, nu înseamnă că este din interiorul tău. Dacă o fată nu te atrage atât de puternic pe cât ți-ai dorit tu, dacă o fată nu reușește să-ți deschidă sufletul atât de puternic încât să ții între ții acolo în inimă și să simți tu, bă, e pentru mine fata asta, gata, s-a terminat din prima, știi? Sentimentul pe care l-am avut cu Cristina în prima zi, da, nu e vina ta. Și faptul că tu te-ai enervat în ultimul timp, da. Nu este ca și cum tu ai nebunit și oamenii te văd nebun și tu te-ai enervat degeaba și că tu de fapt nu ești așa. Nu, tu te-ai enervat pe bună dreptate, te-ai enervat pentru că ai fost într-un fel sau altul, ai fost instigat, ai fost atacat. Nu e ca și cum, că fetele în exterior și nici ele în exterior, în afara casei, nu te-ar ataca să te aducă într-o asemenea stare. Pentru că și eu am fost în starea asta de o grămadă de ori, și ele au fost în starea asta de o grămadă de ori, și el a fost în starea asta de o grămadă de ori. Toți de aici am fost, Mărinel, în starea asta de o grămadă de ori. Da, dar știi că... Oamenii ne aduc. M-a prins... Unii pe alții ne-am adus, da, de așa. Da, m-a prins turi, chiar acum când eu, când... Nervii mei sunt... Stai un pic, că și ea se va enerva. Sunt viitor, wow, adică, știi, adică m-a prins într-un moment în care nu mi-aș fi dorit să mă prindă, știi? În care poate că sentimentele mele sunt mult mai jos decât nervii. De fapt, ar trebui să fie invers. Asta, când vezi o fată frumoasă, nu asta. Asta încercam și eu să le explic la fete când eram cu Cristina și mă citam în fiecare zi cu Robert. Auzi? Nu mă puteam concentra pe Cristina din cauza că mă enervam aici. Da. Aici nu înțeleg, știi? Pentru că mă enervam în fiecare zi, nu mă puteam concentra atât de puternic pe relația mea cu Cristina. Pentru că mă duceam nervos la ea, mă duceam tot timpul stresat la ea. Așa e, da. Așa eram atunci. Și-ți schimb foarte mult impresia. Ai văzut și ea? Și am simțit-o în camera roșie și mi-a zis și ea, zice, nu, eu te-am văzut altfel, știi, și acum când te văd, o și înțeleg că îți dai seama că puțin a dat volumul mai încet, că n-ai cum, adică mă vezi toată ziua când mă cer, te urlu, stric și nu mă cer cu tine, că mă cer cu o fată de acolo, știi? Vreau să te cer și tare tu când și te cer, și mă cer și, da, bă, nu, și așa, n-am control, adică, frate, nu știu de ce, frate, pentru în că ultima eu, vreme, nu știu. Pentru că eu știu de ce, mă, pentru că tu știi calitățile tale, tu știi ce fel de băiat ești, tu știi că ești un băiat muncitor, un tu băiat înstărit. Tu nu le-am mai dat o ciocolată la ești... fetele alea de 3 luni de zile și nebun la cap și eu le dădeam fiecare săptămână. Hai, încredem, că nu vreau să am discuții de masă. De masă? Vreau să ai discuții în masă. Ce? Ați voie să veniți? Nu, că eu mă așez. Uite, unde este. Uite, aici. Ce? Nu vreau să mă despart de el. Nu vreau să ajung. El poate asta a zis că nu vrea să ajungem. Știi cum sunteți și voi în situația asta? Adică după despărțire foarte nașpa în casă, știi? Și vrea cumva poate să dea în sensul. Că nu o să vorbească de rău, știi? Sau poate a vrut și cumva să se scoată pe el, că el e mai sus ca și nivel și că el nu o să discute treaba asta. Da. Dar cum, așa. Probabil, cum zicea și eu, nu ți l-a interpretat așa când tu ai zis de ceea ce s-a întâmplat în familia ta. Poate s-a simțit puțin prost, știi? Și din cauza asta n-am întrebat cu răutate, că poate se gândește la asta. Nu cred că are el ceva mai din contră. Văzut... Ești unica care din când în când ne mai întreabă ce mai face, mai creează discuțiile astea, care de fapt noi avem nevoie de ele. Aveți foarte mare nevoie. Dar și de care ne este frică, știi? Așa. Dar te-ai gândit foarte mult, așa-i? Mm-hmm. În seara asta. Mm-hmm. Ieri ai avut, așa... în gale ai avut un gând să te... Șoc. Nu știu,
Am avut gândurile, să te desparți. Da. Dar nu voiam să iau decizii din alea. Se vedea pe fața ta și cumva, eu cred că și el a simțit. Pentru că el toată gala era așa crispat, știi, și se gândea la asta, da. Că nu, adică era, arăta fața lui ca și când nu vreau asta, știi. Cameră, mă lași, te rog frumos să merg la băieți să ascult sfatul lui Patrick. Te rog, pot să mă duc să vorbesc cu ei, să... Bine, mulțumesc. Nici el nu vrea să se despartă. Dar după material, eu simțeam privirea lui și nu era ceva frumos, știi, mă deranja că se uită la mine. Mă deranja, știi, că se uită așa insistent la mine și mă punea așa sub o presiune, în sens că să iau o decizie, să spun ceva, știi? Se uita la mine. Deci simțeai starea. Uh-huh. Ai scris... Da, am scris numele voastre și să văd dacă ghiciți. Și acum de dimineață a venit cumva a pornit pe asta să zic așa, ca să nu vă despărțiți într-un fel, să nu, sau să afle decizia ta. Da. Mai mult să afle decizia ta. Să afle decizia, dar fără să pună presiune da, pe mine, știi? Da, exact. Dar nu cumva mie să-mi fie frică să mă despart, pentru că eu deja am avut despărțiri în emisiune și nu au fost ușoare. Poate în afară e mult mai ușor, știi, să iei anumite decizii. Și mi-a spus asta ca să mă încurajeze, deci dacă simt că o să fiu mai fericită fără el, știi, să nu fie frică că el o să spună ceva sau, nu știu, că o să se repete o chestie din trecut, știi? Și dacă eu o să-i spun că chiar, uite, el o să fie fericit în sens pentru mine, că el nu o să se simtă prost, știi, mai asigurat oarecum să fac, că pot să fac ce simt, știi? Dar eu nu simt să mă despart sau ceva. Asta e al meu? Nu. Asta? Nu. E, asta? Nu. Stai. Nu știu dacă fetele au chef acum. Dar mă rog. Păi nu, cele din afară scriu scrisoarea de dragoste pentru asta ele. Asta e altă, să știi. Ce drăguț. Nu te mai consumat de tare și nu te mai înerva. Ți-am zis și afară, bă, că și sentimentul ăsta, că a venit Erisa. Păi dacă nu-ți place, nu-i vina la nimeni, mă, frate. A fost, Natalia n-a fost, a venit fata Marinele, asta cu... dacă nu-ți place, nu e nimeni vinovat. Dacă să mă ceri iarăși la cameră. Dar nu, că dacă mi-a zis înainte, nu, probabil nu. Nu, acum pot, atunci era conexiunea. A întrebat acum iar? Nu. Păi întreabă. S-a dus Patrice. A plecat Patrice. Păi pot să întreb și poate vin doi băieți. Da, mai încearcă. Mai aștept un pic și... Că dacă nu, aia e... Bă, v-am zis și pe conexiune, bă, parcă nu sunt închis așa în mine. Față de sentimentele mele, nu știu de ce. Cine crezi că e de vine dacă nu-ți place o persoană? Sau probabil, cum zici și tu, știi? Dar eu zic că e răstă când ești la... Cum a fost și la el cu Bianca, la ei s-au format în timp, dar eu sunt 100% convins că la mine nu e așa. La mine dacă nu e acum, nu o să fie peste 2 săptămâni. Înțelegi? Și asta iar mă pune pe gânduri și iar mă rământă puțin la creierul. De Natalia ți-a plăcut, știm, da, ai încercat să o săruți, ai încercat să te apropii de ea, ai încercat să fii acolo. Nu a vrut ea, dar din partea ta venise, înțelegi? Adică se găsise o fată care cumva să-ți intre suflet. Păi asta spun. Că se poate. Doar că fetele astea două care au venit acum nu sunt pentru tine, nu-ți place, nu te poți apropia de ele, nu simți o conexiune. Nu, frate, nu simți o conexiune acolo, în interior, cum ai simțit cu fata asta. Dar Natalia nu te-a vrut ea atât de puternic cât ai vrut-o tu. Nu e nimic de condamnat, frate. Și vezi, la Natalia n-a fost chiar pe moment. Păi n-a fost, dar asta zic, nu e de la tine. Bună, băieți! Ce faceți? Uite, ne facem de mâncare, ce facem? Te așteptam. Poftă bună. Poftă bună. Aveți cafea făcută? Cómo? Ce vrei? Cómo se dice? Coffee. Da. Pot să-mi pun un pic de cafea de la mine. Desfășoară. Ce cauți? Cană. Cană, uite aici. Mulțumesc.
cuplă. Ce te macină, Robert? A văzut Patricia. Pe oh? Mine? Da, ce te macină, Patricia? Nu știu. Nu mă mai regăsesc. În contextul emisiunii simt că toată lumea e nefericită. Nu, sincer, acum chiar mă gândeam. Chiar și ieri am venit cu o stare așa de bună și am făcut glume pe mașină cu fetele. Ce s-a schimbat starea? Și după ce am avut atâtea conflicte aici în casă și cu Radu și toată lumea se certa cu toată lumea, am plecat acasă, am mers la hotel și am intrat așa într-o stare din aia de... Nu știu, efectiv simțeam că vreau să merg acasă. Deci tu nu ești. Poate nu prea e nimeni. Asta zic. Opa, scuze. Acasă ai fi mai fericită? Eu? Da. Poate. Sunt fericită și aici. Nu pot să zic că experiența asta nu... Nu mă face fericită, că e ceea ce mi-am dorit. Băi, problema e că ne-a acaparat foarte mult răutatea cumva. Da. Suntem prea răi. Da, ați observat că acum numai ne certăm și nu-i mai vorba de iubire deloc. Unde, frate, că direct mi-a făcut screen la cerere să-mi facă clip. Ce? Vorbim de răutate. Vezi, uite, tu ești puternic, tu ai dus probabil puternic. Că eu nu pot să duc, că duci tu, știi? Am căzut de 3 ori mental aici în emisiunea asta, de 3 ori am căzut mental, la fel ca tine. Și m-am ridicat. Mi-am dat seama după aia. Mă duceam acasă, am pus capul pe mine. M-am ridicat iar mental. M-am ridicat iar mental. Da, da, vezi, la tine e altfel. Uite, și tu știi ce am eu acasă. Știu, băi, marinere. Și tu știi da, că tu toate da, alea da, ai... Tu știi și tu bine că și ce e aici îți prinde da, bine normal, și ție pe păi viitor. Da, normal, păi n-am zis nu. Înțelegi? Dar eu vreau că am venit aici cu un scop, frate. E clar, nu să toți plâng am venit aici cu un scop. La cap. Da, recunoaște că ai vrut să faci la mișto și că eu vă cunosc pe voi, gemenii, că voi nu țineți cont de reguli și când voi ia pe voi Dan Blaua, nu vă mai interesează. Ce tare crezi că a fost interesul meu? Să-mi dai acolo la vrăjeală. M-a prins, bă, Patricia. Mă citești ca pe cartul deschis. Vreau să zic că nu așa au fost. Zi. Dai seama că așa au fost. Dacă nu te-ai gândit că o să... Nu știu, poate o să ne certe, sau cine știe. Măi, dacă ne ceartă, și din ce cauză ne ceartă? Gândite. Că ai dat tu accept. Da? Nu? Păi da, tu m-ai făcut nebună și ai zis că nu, nu tu. În cele din urmă am recunoscut și Bianca era la mine pe live, că se auzea la tine. Dar să știi că eu pe Marinel, în timpul ăsta care sunt aici, n-am văzut-o așa. Cum? E schimbat. În bine. Că e mai trist? E, nu, de trist, da, n-am văzut-o oricum, dar se vede că și-a dat seama, se vede că, știi... Poate... Nu, ea poate, probabil s-a și văzut. Da, s-a și văzut. Gen... Cred că și simte ceva pentru tine, știi? Adică, gen, vede că are ceva acolo și îi pare rău că se strică pentru niște comportamente care... Da, nu știu ce... Oricum, el nu e așa, adică ceea ce a zis, știi? Da. Și e frumos. Da, nu știu. Și când am fost în camera roșie prima dată cu el, la fel mi-a spus din prima că practic își cere scuze că este că am văzut și văd partea asta a lui care el de normal nu este așa. Dar oricum eu nu vreau să aibă niciun fel de presiune și chiar asta aș dori să vorbesc acum cu el. Pentru că nu știu, și tot timpul am susținut, mi-atrage atenția dintre toți băieții din casă, dar trebuie mai întâi să ne cunoaștem, iar după. Nu este totul fizic. Da. Adică chiar fizic nu o să mai fie nimic. O să fie doar personalitatea după. Și asta e important. Și nu vreau, dacă eu am venit pentru el, el trebuie doar să fie conștient dacă are un sentiment și dacă a simțit ceva chiar când am coborât și când a fost cu mine în camera și să se axeze și să meargă mai înainte dacă a avut acel sentiment. Dacă nu l-a avut, nimeni nu-l condamnă. Deci chiar nu se întâmplă nimic. Socializează, uite, te cheam pe fata aia, vorbește cu ea, vorbiți amândoi. Cunoaște-o, descoperă-o, zâmbește-i, nu știu, vorbiți chestii normale, frate, prietenești, nu te duce la ea neapărat ca pentru relație. Tu le-ai întreabă, mă, fată, când erai mică, tu mergeai cu bicicleta, uite, eu am mers cu bicicleta și m-am julit de 3 ori în genunchi. Și râs cu ea, fă Caterin, că încearcă să descoperi și altfel, neapărat să-i pui întrebări, da, da, câți iubiți ai avut. Într-un fel, eu am văzut-o și pe aia, și ea, gen, adică... Băi, eu am văzut-o foarte deschisă la comunicare. Da, ea e foarte deschisă, dar să comunice. Nu e deschisă neapărat pentru relație. Păi, dar nu contează, du-te prietenește către ea. Cred că ai venit în momentul potrivit. Hmm? Da, păi și el acum are niște probleme, este așa mai sensibil, sau mă rog, probleme. Mm-hmm. Și ai venit tu care poate
cine știe, știi? E un mare noroc când ai nevoie de cineva așa să te ajute și bum, să apar tu. Că chiar simt că poți să-l ajuți. Bică, mi-a și zis că e conștientă de unele lucruri, dar oricum... Nu mai fi așa dezamăgit și așa posumărât și așa negativist. Tu știi că treia strict prietenește. Să vorbiți lucruri frumoase, amuzante, chestii. Băi, și care problema? Că și noi prea ne închidem în noi și ele la fel. Trebuie să fii mai activ, mai pe normal, mai pe socializare, mai... Hai, le să facem Caterinca, vrei? Hai, dar nu știu dacă ne las. Poate ne las. Te duci la Loren. Mergem amândoi, tu vorbești cu ea. Nu se simte așa... Nu vreau să... Dacă mă duc, nu vreau să se simtă nici presionat de chestia asta și de aia nu prea știu exact ce să fac. Păi nu... Oricum ai zis... El n-a comentat, chiar cred că i-a și plăcut. Și te duci, vezi, măcar știi data viitoare, nu mai te duci. Știi dacă e. Ai dreptate. Da, pentru că acum are nevoie, sincer. Chiar are. Am văzut bine. Că așa sensibil pe el, eu nu l-am văzut. Și cred că nici nimeni. Hai. Nu. De ce? Nu vreau să vorbesc. De ce? De ce? De ce nu vrei să mergi? Nu, de prostule. De ce nu vrei să mergi? De ce nu vrei să mergi să vorbești? Vezi că am nervi și îți dau acum. De ce nu vrei să mergi să vorbești cu ea? Nu vreau. De ce? Că nu vreau. De ce? Că sunt supărat acum și nu simt nevoia să vorbesc cu ea. Crezi că să-i dai și ei din starea ta? I-am dat deja. Ce face Alex? Sunt ok. Mi-am gat cum e. Tot ok. Ca tine. Am înțeles. Te-ai cerut azi, nu? M-am cerut, dar nu m-am lăsat. Ce zici, mai au drum lung oamenii ăștia doi? Ca să pot să-mi pun plan malefic în... Cum se zice? La tine. Așa. Dar tu crezi că te mai crede cineva? Dar mă, n-am mințit cu nimic, că mă, nu știu ce nu mă crede de la bun început, că n-am mințit. Cu ce? De ce să nu mă crede? Deci de ce ai vrut să mergi la mine cu date la cu mine? Cu date, la date cu mine, de ce ai vrut să mergi? Păi ce să mă... ce să fac, să mă duc la date cu ei doi? Dar nu, dar dacă îți plăcea de ea, de ce ne-a avut răbdare? Să ce? Păi nu știu, poate se întâmplă ceva. Câte răbdare să am și eu, mi-am scris și ăsta pe gât. Cameră. Pot să mă duc? Să am discuția aceea cu Bianca, că trebuie avută. Trebuie să ai răbdare dacă îți dorești ceva. Nu-i punctul meu forte. Eu nu mă mut de aici pe unde am răspuns, pentru că discuția trebuie avută. Răbdare. Nu mă reprezintă. Nu te înțeleg. Dacă ar fi așa că s-a reșat? Nu. Nu. Nici ești tu de azi? Nici ești eu, nu. Cameră. Pot să mă duc să am discuția aceea cu Bianca? După jumătate de oră. Poftim? După jumătate de oră zice nu. Dar ce ție, cum ți s-a părut materialul? Era ok? Nu știu, nici eu nu m-am așteptat. Zic sincer. Nu era ok. Nu m-am așteptat. Dar și el a zis că nu adică ok. Adică el era foarte diferit. Cu reacția lui de acolo, nu cred că cineva din casă de aici a mai văzut asemenea reacții din partea lui, știi? Poate au văzut. Noi n-am văzut. Da, poate ei au văzut, noi nu am văzut. Tu, în special, nu ai reușit să vezi asta. Dar cumva trebuie să și înțelegi, știi, din perspectiva lui, că el crede anumite lucruri pe care tu le faci, le crede mult mai importante decât tu le vezi. Și cumva trebuie să vă înțelegeți aici, pe partea asta. El s-a enervat din cauza că tu ai spus că nu mai vrei la camera roșie, că ca și când tu nu ai nevoie nici măcar de el. Dar tu ai spus că tu ai avut nevoie pur și simplu de spațiul tău personal. Adică vă bateți cap în cap și cumva trebuie să ajungeți la un numitor comun, pentru că altfel tot timpul o să știi să care e chestia? Asta. Că noi nu rezolvasem cu adevărat faza cu lănțișorul, noi nu rezolvasem faza cu cerutul și a mai fost și asta și a fost o chestie în plus. Dar oricum era prea mult. Adică orice ar fi tu. Era prea mult adică reacția lui, sunt da. Sunt greșeli adevărate pe care oamenii le fac zi de zi. Noi greșim, se întâmplă, poate să se întâmple orice și eu mai ales eu nu sunt perfectă, nici sfântă, nici nu știu, știi? Și în momentul în care eu cu adevărat o să greșesc, știi, cu adevărat o să... Și o să fiți în afară. Ce o să fie? Te gândești că o să aibă
o reacție de genul. Nu știu, și... eu nu-l văd violent, asta precizez. Cu tine nu, sincer. Nu-l văd violent, dar văd foarte nervos cu tot ceea ce e în jurul lui. Deci mie mi se pare tipul de persoană care mie nu mi-ar face nimic, dar care poate, nu știu, ar strica toată casa, știi? În sens ar arunca farfurii, chestii. Da, s-ar enerva în sensul ceva așa, da. Cu obiectele, nu neapărat cu oamenii, știi? El se enervează și toată... Cum a făcut și că e cu sonul, știi? Da, toți nervii ăștia ori îi dă pe obiecte, ori îi ține în el, da, și se revarsă totul pe el și suferă tot el, știi? Mai bine, cum tot, așa, mai bine sufer, sufer eu decât să suferi alții. Știi că a spus așa în cală. A zis mai bine decât pe mine, mai bine el, ceva de genul. Da. Adică nu mi-ar face niciun rău mie, mai degrabă și-ar face lui. Ce să fac? Trebuie să aștept o nouă concurentă. De ce? Păi? Păi cum, e acolo Mihaela, e Cristina, e Perisa, e... Și ce-s cu ele? Păi și ce nu-ți place de niciuna? Nu, în sensul ăla, nu știu. Păi și de care îți place din casă? Nu, nu cred că în momentan pot să am ceva, să am ceva cu cineva din casă. Dar de cine îți place? De tine îmi place. De tine, de mine și de Bianca, nu? Da. Ai uitat să o... Păi dacă tot îmi scoateți ochii că e cu Alex, că de ce fac eu treaba asta, nu, că de ce... Nu, dar nu contează cu cine e, dar... Dar am mai spus chestia asta odată. Adică da, deci nu m-a ferit niciodată de... Bianca îți place. Da. Nu m-a ferit niciodată... A, și Lorena e o femeie frumoasă. Dar nu e bine așa, nu trebuie în niciun caz. Nici să se gândească la asta. Da, asta da. Nu e bine. Oricum când a fost în camera roșie, după ce el a avut reacția și s-a dat cadru material în gală, cadru pe fața lui, se vedea că e nervos, agitat. Dar era mai bine. Dar cu tine, față de tine, avea un ton foarte scăzut. Eu am și comentat aici când eram cu fetele, n-am știut ce se întâmplă acolo, băieți doar în gală, când s-a dat conexiune în camera roșie și am zis, uitați cum vorbește Alex când e lângă Bianca, cât de... Cât își... Încet, da. Dacă de încet vorbește. El nu știe exact ce a fost în trecutul meu, nu știu, nici nu am avut curajul și nici n-a fost momentul să-i povestesc, știi, măcar câte ceva, știi? Adică el știe ce s-a spus aici în emisiune, știi, poate ceva, bucățele, nu, fără ce de fapt a fost, știi? Și el știind că este acolo ceva, el încearcă în toate felurile, în fața mea, să fie cât mai blând posibil, ca nu... cumva să simt eu în el vreo agresivitate și eu nu simt, eu n-am simțit niciodată, uite, să stau față în față cu el și să simt o ură, o agresivitate, o răutate, nu, dar în acel material am spus că îmi părea că vorbește cu ură, știi, pe tot contextul, pe tot, așa cu mult negativism. Cum nu l-ai mai văzut până acum? Nu, cu mine niciodată, fată, niciodată. Nu te mai încărca cu ce o să zică ăla și ăla, important e ce simți tu, mă, frate, atât. Ana, știu, mai da. Pune tu la socoteală ce zice cu Tărescu. Fără să vrei le pui, că nu le pui, că tu știi că eu nu sunt curios de lume și așa. Păi, atâta timp cât nu-mi dă nimeni, nu pune nimeni citi, în pahar, apă. Nu mai citi, nu mai vorbi, nu te mai uita nicăieri, nu da, mai nu, pune nu, eu nu citesc, okay, eu nici nu mă la emisiune. Păi, așa, atunci nu mai pune la suflet nimic din ce dacă să zică să și cine să și să socotești și să văd ce zice. Oamenii trebuie să înțeleagă că așa cum și ei trăiesc afară. Dar am avut și înainte hate, și cântat. Oamenii trebuie să înțeleagă că și cum ei acasă au business-uri, au afaceri sau ce au ei acolo de făcut, servicii și așa mai departe, fiecare de aici avem ceva din care ne câștigăm existența. Că suntem aici și avem un contract și ei și respectăm ceea ce se întâmplă aici automat, da? E normal. Și nu poți să ajungi acolo tocmai pentru că ai contract aici, te stresează chestia asta. Te afectează chestia asta. Că tu nu poți să ajungi acasă, acolo unde tu ai chestia asta și părinții tăi cum ar veni să ocupă de afacerea ta și nu poți să te ocupi tu personal, e nașpa, te simți nașpa, nu? E normal. Păi normal, dar oamenii trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Și tu nu mai pune la suflet ce se întâmplă, tu știi ce simți și ce se întâmplă acasă la tine. Nu mai te gândi la lucruri care n-au sens. Când a fost faza cu lănțișorul, eu am zis că tu ai ști cum să mă împaci, știi? Câteodată o fată poți să împaci, nu știu, cu atingere, cu chestii. Dar el are frica asta nu cumva să mă iei prea brusc. Adică el nu se mișcă prea brusc lângă mine sau chestii din astea. Sau tu să refuzi, că dacă ți-aduci bine aminte, el spunea material că dacă acum o să chem la camera roșie și o să zică că nu vrea să vină. Avea și teama de refuz, știi? Da, dar n-avea cum să nu mă duc, că eu mă supăram și dacă mă chema și dacă nu mă chema. Pentru că așa era starea ta în momentul respectiv. Dar ție, tu ne știi despre materialul ăsta, că el înainte de camera ta roșie cu el avusese reacția asta. Tu cum l-ai văzut atunci și cum îl vezi acum în camera ta roșie? Eu nu l-am văzut pus pe pace, de asta și... Deci tu l-ai văzut așa și fără material? L-am văzut
agitat așa, dar nu l-am văzut, nu știu, că vrea o împăcare sau știi, mergem în direcția potrivită. El părea să țină pe a lui. Și de asta și l-am întrebat și atunci și după de mai multe ori, tu chiar ai venit cu pacea aici? Pentru că nu mi se părea, pentru că eu am venit spre el și noi ne-am sărutat, ne-am îmbrățișat. Și ne-am, nu știu, a fost ceva, de la început eu am simțit că am venit cu pace, știi, am zis că, hai că totuși m-ai chemat în camera roșie, știi? În sensul am zis că, hai că totuși e așa, hai știi? Că poate ne înțelege. Da, știi, și m-am dus spre el așa, dar l-am simțit rece, știi? Nu l-am simțit nervos că, vaia, cum face, dar era așa, știi? Nu. Acum trebuie să ghicim care-i care? Dacă vreți. Am scris așa. Uite. Cred că o să fie ușor, cam ușor la... Ah. Pentru mine n-a fost el lucrușa. Pentru mine. Când mă gândesc... Adică, mi-a zis mie să-mi sare și pe eu, știi? Când mă gândesc că aici ai scurt, dar am... Ce? Sunt și eu acolo. De ce? Ai, de ce plângi? Plângi? Ai. Vai. Eu mi-am scris mie și mă emoționez eu. E frumos. Drăguț. Da. Da. Înseamnă da. Că chiar ai scris adevăr. Da! Da. Eu am vrut să-ți fac bine, nu să te fac să plângi. Of, of, Marinele. Dar deja... Deci, cumva, mult, patru deci... lucruri pe care tu te deranjezi acum, eu le-am înțeles. Ok, unul la mână, faptul că ai treaba acasă și că nu te poți ocupa în totalitate de ceea ce ai tu acasă și cumva... ești nefericit că și aici stai și că nu ți-ai găsit pe nimeni și că bla 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 și te afectează și hate-ul și că ți-ai schimbat tu starea ca persoană și că nu mai ești tu ăla dinainte și că te enervezi, toate lucrurile astea ți-am spus, că te enervezi, ești instigat automat când se spune dreptăți despre o persoană, oricine de aici, când zic oricine, mă refer la oricine, deci oricine de aici care se spune un lucru nedrept despre persoana respectivă, automat te enervezi. Imposibil, așa ceva, suntem oameni, avem stări, avem nervi, avem limite. Când se întrece limita, clar te enervezi. Nu înseamnă că tu te-ai schimbat ca persoană. Tu ești un băiat bun și eu te știu. Punct. Și cu femei, și cu câini, și cu pisici, și cu orice. Pe lumea asta. Doi la mână. Că tu nu ți-ai găsit pe nimeni și că nu simți nimic în momentul de față pentru o persoană, s-a demonstrat cu Natalia, frate. Adică cu Natalia, cum era în camera roșie, că nu te-a vrut fata aia și a fost eliminată, asta e partea a doua, nu ești de vină. Dar de la partea ta s-a văzut. Trei la mână, faptul că tu nu te poți ocupa de afacerea ta, sigur se găsește o rezolvare și la asta. Cât mai durează emisiunea asta, că ți-am zis, nu durează la nesfârșit. Bucură-te cât te mai ține Dumnezeu aici sau cât mai ține emisiunea asta, că poate o să fii finalist, n-ai de unde să știi. Și o să porți numele ăsta când pleci din emisiune, bă, Marinel, finalist de la Casa Iubirii, n-ai de unde să știi cum o să fie. Bucură-te de cât ești și cum ești, Marinel. Și lasă tu că te instigă pe tine cineva și te-a făcut să te schimbi ca persoană. Eu cum am fost? Ultimul, că s-a făcut ultimul, vai, mama mea. Dar crezi că eu sunt așa afară? Se pare ție că eu sunt așa? Adică că nu sunt instigat și nu sunt atacat? Da, poți să o citești dacă vrei. Da? Da? Bine, păi, citești tare. Stai un pic, tu ghicesc că acum m-ai făcut curioasă. Deci m-am gândit așa, ăsta e scurt. Deci n-are cum să fie... Ce? Numele meu aici, ultimul. Am crezut că nu vă bine. Deci cele mai scurte. În persoană? Da, în persoană. Este și numele meu acolo, deci pot să ghicesc care e. Că cam seamănă. Dar cum e? Nu și al doilea seamănă. Nu. Mai. Vai, vai. Dar nu, da. Nici o care e. Adică scrie în E aici. Litera E. Vezi că aia nu scrie. Oh, da. Da. Aia nu scrie. Și eu. Stai. Asta e E. Oh. Ăsta e al tău. Ba nu, ăsta e al tău. Și ăsta e al meu. Da, aia e al tău. Ăsta e al tău. Ăsta e al meu? Da. Stai, vreau să și eu să încerc să-l fac. Stai. Ce complicat e. Tu cum ești, Robert? De ce stai acolo singur? Ce vrei să fac dacă nu mănânc? Stau aici, mai comod. Întinde-te. Nu. Ca să-i apropo să te duci acolo cu trec. Nu. Dar chiar acum, înainte să intru acolo la machiaj, ne-am tras canapeaua, ne-am făcut o mare și m-am pus cu Bianca acolo pe două peri, ne-a luat în brațe. Am dormit să mă dor. Da. Numai de două zile numai coșmaruri am. Cu cine? Cu ce? Nu știu. Atunci când mă trezesc, țin minte și dimineața când mă trezesc, tot mi-ați minte. Dar coșmaruri nu era grele, frate. Acum două zile să mor, m-am trezit. Și mi-a zis rugăciunile, frate, că nu puteam să mă pe loc. Tot în filmul ăla intram. Mamă. De la început era totul fain, nu știu, de câte ori m-a impresionat, m-a făcut să plâng de fericire, deci...
De asta eu n-aș putea să renunț la el ușor. Știi, e băiatul care m-a făcut să plâng de fericire de mai multe ori. Deci, de mai multe ori într-un timp foarte scurt. Doar că eu nu mai simt asta de mult, știi, din momentul în care am simțit că el, nu știu, are un click și pleacă, știi? A, deci din ziua aia cu de atunci, ca... de atunci lucrurile s-au schimbat, au fost ori mai rău, ori pe același nivel, știi? Calmează-te, relaxează-te că tot o bine. Cât te mai ține Dumnezeu, bucură-te. Să vezi câte surprize frumoase o să fie aici. Presimt. Da, dar și momentele grele sunt. Și momentele grele, dar în viață, în general, tu n-ai momente grele, e momente doar frumoase. Crezi că o să poți să fugi de ele dacă pleci de la Casa Iubirii? Când o să pleci de aici, nu o să mai ai momente grele, nu? O să ai în continuare. Zic, și poate mult mai grele decât aici. Ei, astea nu sunt grele, ce s-a stăt? Astea sunt apă de ploaie. Nici aia în viață te poți întâlni cu momente mult, mult, mult mai grele. Mult mai complicate și mult mai dureroase decât ce aici. Aici e fleac. Înțelegi? Aici te călește. Te călește așa, te perpelește cu ele, știi, cu momentele grele. Știi, la început eu mă simțeam dorită ca și, da, ca și femeie, ca și persoană, simțeam că el mă dorește pentru ce sunt, pentru caracterul meu. Și că te accepte așa cum e. Dar acum el pare că mă dorește pentru că îs Bianca sau cumva așa. Nu pentru ceea ce eu sunt, mă dorește pentru ceea ce a fost. Acolo la început. Am înțeles, știi, da. E un fel de posesivitate de asta, în sens că, nu știu, e a mea. Posesivitate, e a mea. O doresc pentru că e a mea, ceva așa. Nu o doresc, nu știu, pentru că e amuzantă, pentru că, nu știu, e deșteaptă sau cum era la început, da. Știi? Așa? Da. E corect? Da, fii și Mihail acolo? Da. Păi, da, ghicește. Al meu trebuie să fie mai lung. Ăsta? Nu. Ăsta? Nu. Deci ăsta e al meu și ăsta e al Erisei. Că vezi că nu, seamănă. Nu. Unde seamănă? Asta seamănă cu asta. Ah, da. Ăsta e aici, da? Da. Chiar este foarte... Ăsta. Da. Ăsta e al tău. Și al meu? Ăsta e Mihaela. Da. Ăsta e primul. Că e... Nu. Nu? Ăsta. Da. Băi, ce tare! Nu știu, versat! E complicat. Și tu, ăsta la ce vine? Care tu? Ăsta nu e un... Nu, are un A. Păi dacă e numele tău, cu ce începe? A, da, corect. Dar primul nu seamănă cu al doilea. Păi asta e... A-ul care începem cu asta. Adică când vrei să începi cu A, da, așa se scrie. Și după aia nu mai are... Asta e că tu ai spus ieri că se citește așa. Se citește, da. Cum ar veni? Uh-huh. Poate să-și calculeze siguranță, care... s-au adunat mai multe și își face el foarte multe gânduri, deși nu le spune pe toate, spune doar unele dintre ele, așa pare. Uh-huh. Nu le spune pe toate, dar dacă ar sta să discute cu tine, cred că ar fi mai ușor să vorbească între patru ori cu tine sau să... îți spună ce îl supără, deși nu în totalitate, nu cred că în totalitate, tot ar mai avea ceva acolo pe suflet și da. Nu ar spune. Pentru că pare genul ăsta de persoană și la un moment dat are ieșiri și atunci le spune pe toate, când are ieșirile respective, pentru că se adună deja multe. Nimic, îți dai seama că în acel material el nu spunea lucruri concrete, erau lucruri din astea la nervi care și fără sens, aia, de aia nu mai pot eu, dar de asta așa, gata, s-a terminat. Pur și simplu nu părea să stea în caracterul lui. Dezamăgit, că... Nu părea să stea în caracterul lui, asta. Și oricum... Da, necunoaștem, da. O să vedeți dacă într-adevăr vă potrivi sau nu, asta cu timpul. Da, dar era tot dar atât de fain la început. Dar așa cum el încearcă să, și tu la fel, încercați să vă înțelegeți, să vă împăcați pe treaba asta. Și uite, da, și el îmi pare că încearcă să-și înțeleagă reacțiile, că a fost exagerat din partea lui, să reacționeze așa. Da, știe că a zis. Păi eu și zis pe conexiune. Pare acum liniștit. Dar tu, Ionuț, acum că vezi că Marinel și Lorena nu sunt așa convinși unul de altul, o să intervii? Bă, nu o să intervii, de ce stai? Adică nu... Nu intervii că nu vrei tu sau ai problemat așa față? Nu-i place așa de tare de ea, cred. Asta dacă nu vine cineva pentru el, nu se bagă. Și mi se pare și normal. Nu intervim pentru că a fost alegerea fetii. Poate trebuie timp. El oricum e pregătit, pe părerea mea, nu e gata să poată să facă ceva și să-i trebuie timp. Mai intervin și eu în răutăție situația. Și să intervin să fac doar rău, n-aș face.
Dar nu să faci rău, adică mă refer să îți dorești ceva cu ea pur, știi? Și adevărat. Și ceva de mine, la fost așa gen. Sau ceva genul ăsta. Da? Da. Ia? S-a zis el. Să știi că o făcut un top, că am întrebat-o, știi, și pe camera ta au pus-o pe ultimul loc. Da, păi vezi? Dar ce, mă, n-ați vorbit bine sau de ce? Nu știu, nu, poate nu suntem pe aceeași undă, frate. Degeaba. Un top dintre el și Marinel? Nu, a fost Laurențiu, Marinel și Ionuț în camere și eu am pus-o pe ea să fac un top, să zică care i-a plăcut cel mai mult și care cel mai puțin. O zis Marinel, Laurențiu și Ionuț pe ultimul loc. Da, ți-am zis. E o fată drăguță, dar nu știu. Lasă, Ionuț, cum ești pare, bogat. Mi se pare foarte matur așa, nu știu dacă toate planurile. Cine, bă, Marinel? Da, nu, ea. A, ea. Nu știu, ca și gândire, eu mă apropiu de gândirea tu? Ei. Tu? Da. Mi se pare o femeie așa foarte înțelegătoare. Ești bine? Da. Haide să văd. Da, mai bine să-ți muștere, că e neagră. Crede la... Citești-o tare, să auzim. Mă lași, îmi dai voie să o citesc tare? Nu? Da. Dacă nu vrei, nu. Nu. Vrei sau nu vrei? Da, am zis că vreau, nu am nicio... Draga mea, Mihaela, îți las aici câteva rânduri pe această foaie să-ți reamintesc că ești o femeie puternică, frumoasă și că meriți în această viață să-ți găsești fericirea și calea ori de câte ori vei fi la pământ. Voi fi aici într-un raft prăfuit de amintiri să-ți aduc zâmbetul pe buze, să o citești de câte ori vrei tu. Segnuțe, cum ai scris? Vrei tu? Cred că tu am scris, nu mai știu. De câte ori vrei tu. Ce scrie aici? Cu speranța. Cu speranța că tu nu o să uiți cine ești. Un suflet de om blând. Îmi cer scuze pentru dicție, dar nu am scris foarte frumos. Bă, știi, mi se pare mie că am devenit atât de apropiat și vede și băieți. Știi ca frații. Dacă nu mai văd așa, să facem o chimie, să facem... Știi cum e că te întâlnești cu cineva, te întâlnești, de exemplu, cu o fată și tu ești. Și îți place de ea, dar după aia, la un moment dat, devii prieteni, nici nu-ți mai vine să mai faci nimic. Știi, mă gândesc, uite acum, dacă duci și zici, poate ceea ce frumoasă ești, ce putare, ce putare, te parcă te văd toate, ce mă nebunule, te mient, oprește de cu asta. Uite, mă, ăsta, ce glume a venit. Jur, așa mă simt. Da. Băi, vrea să ne dea o seară în club, așa să mergem toți să ne petrece, frate, ăsta visul meu. Să vă arăt eu ale mele. Să ne dea orizonturi. Noi orizonturi. Noi orizonturi, frate, să ne cunoaștem și altfel. Să ne vezi cum, în ce ipostaze. Oho. Oh, eu. Voi știți mai bine. Eu știu în ce direcție mergeți voi. Și eu știu mai bine. Și a ta? Citești-o tu, acum face schimb pe schimb. Acum face schimb de... Și mi-acupăr foaia asta pentru că o să mă roșesc. Draga mea prietenă, a început călătoria în casa iubirii, temătoare, cu frica de a te deschide, rănită sau... Nu, rănită cu scuturi ridicate. Dar acum simt nevoia să spun că meriți să fii iubită, că nu vei mai plânge în tăcere, că va veni o zi în care alături de tine va fi acel bărbat de care tu ai nevoie. Mai ai doar... Puțin de așteptat. Mai ai doar puțină răbdare. Sau puțină răbdare. La bune și rele, nu uita că... mă ai pe mine. Foarte frumos. Da. Mi s-a rupt sufletul ieri după Axi. Am văzut foarte tare, m-a impresionat cât mi-a venit să plâng și eu. Serios. Stai că te spun, mă, frate. Jur că nu mă așteptam din partea ei să înceapă să plângă pentru Axi, jur. Asta te cred. Dar nu că ți venea să te plângi, asta nu te crede. Da, mă, nu venea să crezi. Dar și ce mi-a zis Radu? Plânge după Aisa. Da, așa Aisa mă întreabă, plângi după mine, e, tu lasă-mă. Când am venit, ce-ți trebuie tu de tu de aici? Ce-i cu tine, revin, o dă-te pe scaunul tău. Nu, mi s-a rupt sufletul după el. Așa, îl vedeam că e cu minte și stă el și nu zice la nimeni nimic, ca și noi tot i-am dat în el. Bă, deci mi s-a rupt sufletul. Dar spunea rău pentru votul tău sau? Da. Dar schimbat ceva, nu? Ce? Votul ei? Nu schimba, dar... Dar ți s-a părut așa greșit ce am zis eu la Elisa? Da, eu n-am fost atentă, că eu eram cu gândurile mele. Eram tătă plânsă, îmi curgeau lacrimile, nu vreau să mă șterg, să nu atrag atenția. Ți-am văzut. Eu zic să dăm și lui
Lorena, se scrie aici o scrisoare. Mamă. Hai, Lorena. Hai, îți provocăm. De ce? Hai, spaniola și să, să vedem dacă putem să traducem. Vreți? Da. Da. Da, la spaniola, hai. Bine, ok. Mai bine pentru mine. Dacă ar fi să citim o scrisoare pe sală, nu am avut. Robertino. Nu mă duc, că-i poți face o zâmbetă azi. Ce faci? Încerc să merg mai departe. N-ai văzut filmul ăla Kung Fu Panda? Mă gândesc cu ce se întâmplă mâine. Ai văzut? Ce legătură are? Ce zic, dacă n-ai văzut, cum explică legătura? Sigur sau zici așa? Da, l-am văzut. Nu știi că era o din aia, o secvență în alea, că stătea așa ursul, așa supărat, din spate se vedea. Așa supărat și numai codița se vedea. Așa e și Robert în momentul ăsta. Eu așa-l văd. Bună comparație. Te-a făcut urs panda, Robert. În casa asta, în afară de jigniri, uite, comparații penibile și de agresiuni, n-am primit mie nimic. Mie să zic că Patricia, că seamănă cu ursul la panda cu codiță pufoasă mică, mă aș bucura maxim. Că în afară de chestiile astea, n-am primit. Eu mă gândesc la multe lucruri. Dacă acționez ca alții, oare sunt descalificat sau nu? Dacă fac că dau într-un așa, sunt descalificat? Nu. Regulile se aplică la toată lumea. Păi da, dar eu nu o să fac asta niciodată. Păi da, fă și tu. Păi nu, că în cartea scrie altceva, total diferit, nu știu dacă... Nu, lasă cartea, sau... lasă cartea, e vorba păi de regulament. Păi dar sunt lucruri aici care eu nu le tolerez nici aici, nici afară, nici nicăieri. Înțelegi? Lipsa de respect. Afară mă întorc și plec, de aici n-am unde să plec. Și sunt tocat. Știu că scopul aici este să fiu ești, să mă scot din minți, știi? Și să reacționez, dar nu voi reacționa. Până la sfârșitul sezonului nu voi reacționa niciodată. Pentru că, în primul rând, nu sunt agresiv. În al doilea rând, n-am nimic de câștigat. Păi știu chiar că nu ești agresiv. Și în al treilea rând, nu stă mie în stare să fac asta. Știi? Dar o să reacționez altfel. Altfel, un mod frumos, bun și neplăcut pentru altă lume. Pentru că chiar aici își bagi joc de mine în ultimul hal. Cu ce? Cu multe chestii. Dă-mi două exemple. Până acum nu s-a penalizat nici o jignire. Bă, am fost jignit. Bă, dacă le adun, s-a pus Aisa ieri să ia jignirile lui Radu. Dacă pun jignirile pe care le-am primit... Ți-ai mai revenit? Te-ai ajutat? Între trei caiete. Pot să zic că sunt nebun? Nu știu cât de... Puteți să vedeți și la ce n-ai da? Ne lași pe noi toți trei. Păi de asta sunt supărat, nu sunt nimic altceva. Trei crai, de la răsărit. Ne lași? Ne lași. Te rog, te rog. Unu, doi. Hai, lasă-ne. Dar tu cea pe doi ne lași? Pe noi doi ne lași? Nu pe voi doi, pe mine și pe Pe noi doi ne lași? Pe mine și pe Marinel mă lași? Dar ce eu zici și Marinel, mă, ce să faci tu? Stați voi doi, mă. Pe noi doi ne lași? Ne lași? Mă lași pe cineva? Pe mine singur mă lași? Aș și singur. Pe mine singur mă lași? Pe mine mă lași? Ia vezi tu. Pe mine singur nu mă lași. Ce pui nervos. Mai vrei să ai merele astea aici? Două fire, două paie, ia ciuleandra la bătaie. Auzi? Hai să o terorizăm. Ia. Hai să mai creăm o lenuță. Să o clonăm cu asta. Dă-i, știi să faci. Nu mă rog. Sau dă-i. Au. Dă-i. Dă-i că ține aici. Păi dar dau un cap, îi dau un cap. Nu mă, nu-i dau cap. Hai, stai acolo, da? Wow! Ia, bagă-le acolo și lasă-le acolo. Ce? Dar ce? Tu vezi ce uscat e? Păi lasă că e așa e plac, mai uscat. Ai pus ea la uscat. Lasă că e rea, Lenuța, nu mai vreau să. Haide să vă rămâneți, mă, poate ce vreți. Hai și ce să ia faci. Să dau eu de păr. Ce faci, Patricia? Am venit să terorizăm. Miroși bine. Cum era aia ce ascultai azi dimineața? Wow, dar cu ce dai în păr? Bicicleta. Poate ce înceau așa cu tine? Nu știu, adevărul e că chiar miros bine, că mă dau cu foarte multe creme și un parfum fain. Da, simte nevoie de aprobare. Vine ziua mea duminică, știi? Ziua ta? Da.
Da, și eu voi mea Patricia. Da, ea miros. Poți să-mi cumperi un parfum dacă vrei. Nu, nu, nu. Nu miros bine? Da, eu nu-s miros. Ia miros bine. Atunci pe tricou, poate. Eu nu m-am parfumat. Miros bine, dar nu... Dar nu foarte bine, bine. Parfumul ăla pe care l-am simțit pe eu nu ți-mi place. Parfumul tău și nu miros bine? Ba da, și tu miros bine. Încă mai simt prezența. Ați venit aici să vezi. Să te terorizăm. Nu, nici mă, frate, ce e asta? O să dăstrezi, mănânci. E un lanțic. Cu aur? Da. Amanet și eu, îmi dai voie să mă duc la amanet? Nu, că e subțire. A, nu iau nimic pe ele. Mai luăm drumul. Îți dau este, da. Ceva, da. Sau îți dă Patrick lanțul. O, că după la amanet. Cât o costă? Am rămas la pișta de la... E promis? E programat. Trebuie să-ți găsiți ceva ca să motiveze, așa și Alex. Trebuie să-și găsească ceva, nu știu, o motivație. Orice. Da, în persoana lui, nu în alții, nu în tine. Da, ca să poată el, când este vreun moment din ăsta... Singur să poată să-și revină, da, știi, poate să facă și o comparație cu ceea ce s-a întâmplat deja la el, știi? Dar nu în sensul rău, în sensul bun, în sensul că astea-s fleacuri. Exact, uite, el face comparație, el nu face... comparație să îi fie mai bine. Face comparație cu, uite, și în relația trecută am făcut, da, așa și ne-am despărțit. Da, da. El o face în sensul mai puțin bun. Da. Din cauza asta are căderile așa. Știu. Trebuie să găsesc că, nu știu, uite, în relația asta s-a întâmplat așa pentru că persoana de lângă mine poate nu era potrivită. Bianca este potrivită, o să mă înțeleagă, o să așa, o să așa. Da. O chestie acolo care să facă să mergeți mai departe. Hai să facem ceva amuzant. Vrei, mă? Haide să facem ceva amuzant, m-am plictisit. Hai să... Dă, dă geaca ta. Hai să facem roaba. Ce să faci cu ea? Hai să facem... Hai să... Hai la roaba cu furnici cu Patrice. Că s-a fost. Mulțumesc. Hai să... Mai merg. Hai ce drăgălași. Hai să facem ceva, să vă, să vă hrănim, să o să facem ceva activități. Noi, da? Hai. Știi jocul ăla cu... Eu mă bag pe, pe la spatele tău și mi-au, da, așa, da, geaca invers pe tine. Și îți dau să mănânci. Hai să facem roaba. Da, 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 da. Tu vorbești și ea dă din mâini. Da, da. Hai. Unde mă puneți? Bă, chiar putem face mimă, mă. Bă, dar tu chiar nu-mi dai și mie. Au problemă. Ce e, mă, frate? Dar mie de ce nu-mi curăți? A, ce dumneavoastră ești? Dar trebuie două scaune. Mănâncă. Mănâncă. Dar faceți cu fața spre noi. Mamă, ce bă... Da, fix. Bă, faci joc. Mi-a plăcut jocul, cred. Da, așa când propui tu jocul ăsta. Trebuie să merg. Da, bine, băieți, pa! Pa, 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 Patricia! Nu vrei. Chiar era Patricia, amuzat. Fă-ne o poză. Alb. Nu, negru. Alb. Negru, nu? Alb. Ce? Negru, nu? Lingeria intimă. Nu. Alb. Bej. Bej. M-am apropiat mai mult. Mă gândeam, prima dată am vrut să zic... Nude. Bej am vrut să zic prima dată. El momento perfecto es ahora. Stai, poți să încerci să, o traducere? Lasă că eu înțeleg. Da, da, după cum ai citit ahora, deja mi-am dat seama că înțeles. Da, celelalte cuvinte cam greu. Recuerda disfrutar de presente tanto, tanto que te olvides, olvides del, del mañana. Mañana. Adu-ți aminte să te bucuri de prezentul tău. Era ceva cu viața nu-i întotdeauna roz? Da, pe la mică. Nu, până acolo mai este. Da. Ei, aduți am prins-o. Aduți aminte... aduți aminte să te bucuri de prezent. De prezent? Să treci ziua ca și cum nu ar fi... Da, adică trăiește prezentul și uită de mâine. De ziua de mâine. Ah, okay. Exact. Ia. Ia. Patrick! Nu te du nicăieri, vin aici că vreau să te întreb ceva. Te ceru la băieți? Da. La băieți la toți? La băieți la toți, da. Ce făcea Alex? E supărat. El e supărat. Mm-hmm. E așa, are o stare din mea, așa. Ce face? Nu vorbește cu nimeni? De ce face? Așa, ca o legumă. Ca o legumă? Și eu găsesc biată. Tan, tan, tan. Dar e exagerat de moale sau într-un mod normal? Exagerat de moale, nu l-am văzut de mult așa. Ma. Niciodată? E sigură? Sigură, da. De momentul în care zicea el că vrea să plece acasă. Adică într-un mod natural sau nenatural de moale? Nenatural.
Nu, nu mi suport. Bine, deloc. M-a întrebat ce faci și am zis că ești și tu ca și el, adică, bine, nu chiar așa în stadiul ăla, dar aceeași stare o fiți amândoi. Că să merg în casa băieții. Da. Cum? Încearcă să știi, merg acolo să văd. El s-a cerut să știi. Păi încearcă și că vorbeam de el. A venit o fată, bă. Ești nebun? Vine o fată. Fetelor! Mamă, și eu nu tocmai ziceam că nu vine nimeni. Mamă, nu mă așteptam la asta. Nu cred așa ceva. Bună! 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 Eu sunt sora Kingăi, adică cea mai bună prietenă ei. Stai puțin, sora ei sau Marina? Mamă, Radule, ai venit cu mesaj, nu? Alexandru o poți aduce pe Larisa aici, în casa fetelor. Hai de Larisa. Deci șeful casei nu de alta, să nu interpretez acum. A venit o fată, bă. Ești nebun? Vine o fată. Fetelor! Mamă, și eu nu tocmai ziceam că nu vine nimeni. Mamă, nu mă așteptam la asta. Nu cred așa ceva. Eu sunt sora Kingăi, adică cea mai bună prietenă ei. Stai puțin, sora ei sau Marina? Mamă, Radule, ai venit cu mesaj, nu? Alexandru o poți aduce pe Larisa aici, în casa fetelor. Hai de Larisa. E șeful casei, nu de alta, să nu interpretez acum. Eu am simțit în relația ta și a Biancăi că după al doilea date v-ați zărăcit mult, v-am zis atunci, dar măi, am tăcut că credeați că dau în voi sau cea. Bă, Robert, ca să fiu sincer cu tine, fără niciun fel de supărare, fără niciun fel de ură, fără nu vreau să zic nimic rău despre tine, dar sincer îți zic că nu a fost așa. În momentul în care am văzut că s-a făcut într-adevăr o ruptură, a fost atunci când am venit eu și am zis că vreau să ies din misiune. De atunci, într-adevăr, aici pot să zic... Ai specificat că mama ta nu o place pe aia sau ceva atunci de genul, pot nu? Să zic, atunci pot să... Ai zis tu ceva de genul? Da, am zis mai multe, am zis și asta. Eu n-am auzit aia, dar am auzit de altă parte. Am zis și asta, dar am zis mai multe, gen. Și chestia e că, gen, efectiv, nu știu... interesează mult partea asta parentală, că... A zis că mama ta o plăcea pe Emma și s-a supărat și atunci, am da, văzut. Dacă mai ții minte, da. Dar oricum asta e faza, să știi că nu, chiar n-a fost baldele. După asta, după faza aia, chiar atunci a zis și ea azi pe conexiune că totul s-a dus în jos sau a stagnat. Ori în jos, ori stagnat. Atât. Nu a fost de... Nu a fost de altceva, chiar nu a fost. Vă zic sincer, nu. Na, voi vedeți cum le rezolvați. Totul are o rezolvare în viața asta, mai puțin moartea. Deci, tot e posibil. Și cu cine ai discutat cel mai mult? Da, cu Laurențiu, cu Patrick, cu Ionuț. Cum ți s-au părut băieții? Bine, după aia au venit băieții din grădină, s-au cerut la fete. Au vrut să vină aici Radu, Marinel și Ionuț. Au vrut să vină, da, au vrut să vină toți trei aici la noi. Și nu i-au lăsat. Și după aia au venit la mine și au făcut așa, să hai să o terorizăm pe Patricia. Și-a venit la mine și-a început să mă atingă pe păr, să mă miroasă. Da. Mi-a dat Marinel să mănânc măr. Nu știu, mi se pare că Marinel acum ți-a dat să mănânci măr. Face unele gesturi poate care o să deranjeze pe fata asta, știi? Da, ea trebuie să înțeleagă că... E o prietenie, da. Da, că e o prietenie, că noi ne înțelegem. Și știi cum e? Că acum discutam și cu Ionuț. Noi acum, de exemplu, să vină Ionuț la mine să-mi zic, măi, Patricia, ce frumoasă ești, eu ești, tu ce ai pățit, știi? Ceva da, de genul. Da, trecut ceva timp. Noi atâta timp am stat împreună, de greu îți vine să crezi că da. Se poate întâmpla ceva, un declic, știi, da, acolo undeva. Da, zicea ea că Marinel i-a dat măr, știi, să mănânce și așa și am zis că... Da, și Radu veni la mine și mă mirosea pe gât și... Ok, lasă asta, nu mă interesează. Că spunea că ea... Aici mi-a plăcut Radul tău cu tot. Că Marina i-a dat măr. Și m-am gândit că poate pe ea o deranjează pe Lorena. Eu cred că o deranjează acum, dacă n-a deranjat-o
alte lucruri n-au deranjat-o la Marinel și le-a înțeles, crede-mă că mărul ăsta e o nimica. O să accepte și mărul. Crezi că o să-și... Dar Marinel tot timpul a avut din astea, mă prindea de gât, îmi punea pe nas tort și îmi dădea să mănânc cu linguriță, adică despre ce vorbim. Noi tot timpul am fost prieteni, știi? Da, dacă ar fi să se avanseze în cunoaștere, nu cred, totuși. Te iubesc. Ba, da... Adică să scriem în toate limbile care le știm și scriem aici și să o avem. Scriu în franceză. Aha. Je t'aime. Bine. Asta ai scris-o tu. Haideți să începem cu română, nu? Știam. Da, să începem cu limba română. Totuși. Dar nu. Știu că nu scriu corect asta, dar... Ei, nu contează. Ce e? În ce? Asta e maghiară. Maghiară. Ba, da, știu cum te iubesc asta. În română? Da, rog. Și română? Da. Adică totuși. Casa iubirii. Dar nu, nu. Deci, putem să... Neinteresant. Da. Nu știu, asta nu știu cum să scrie, da. Pronunția, să o zicem, că acum o să ne corectăm. În ce? În germană? Da, dar nu știam cum să scrie, că n-am făcut germană deloc. Tu știi? Tu știi olandeză. Am scris aici prima, te iubesc. Așa e. Am început și eu. Am micuț, cam sărac, dar... Da. Timid de român, e mai timid. Dar nu știu dacă mai știu. Stai să mă gândesc. Scriu și asta în spaniolă, na. Hai, bine, furăm. Ne după aceea că facem brainstorm. Nu știam asta. Ti amo, în italiană. Ti amo. Și o să pun și una în valenciană. Te voglio bene. Sau în catalană. Da. Bianca, cum se zice în rusește la te iubesc? Ia tebe, люблю. Ia tebe. Și cum se scrie? Asta nu o scriu, că nu. De ce vrei să scrii? Scrie da, cum scriem se, cum în... zici te iubesc în limbile care le știm, care noi le știm. Hai că ce scriu. Cum scrie tu? Te amo. Scrie-mi la diajut. Ti bacio. Ce? Ti bacio înseamnă te sărut. Știu. În italiană? Da. Așa. Mai știi, am scris în italiană, am scris în spaniolă, în... Putem și mie să scrie. Da, în suedeză. A, scrie. În olandeză. Eu scrie ea deja, în olandeză. În olandeză și în persană. Da. Ești mai bine? Da, una pracă. Am ceat. Știi cum, am... Parcă sunt așa sătul de tot. Că nu reușesc să mă deschid, știi? Adică, bă, zici că, cum mi-a zis și băieți, sentimentele mele sunt mult mai jos decât mi-am zis, frate. Da. Pentru că eu i-am explicat și am zis... Mult, mult mai că el a zis, domnule, că s-a schimbat aici în emisiune și că nu e el așa ca persoană. Și am spus că de foarte multe ori în emisiunea asta aici, toți de aici ne-am enervat și ne-am ajuns așa la o limită, dar asta nu din cauza faptului că noi suntem așa ca persoane, ci că oamenii din jurul nostru, la un moment dat, între noi aici, ne-am adus noi la limita aia de ne-am enervat. Că nu e ca și cum el s-a enervat degeaba, domnule, și s-a schimbat și că el nu e așa ca om. Adică fetele l-au instigat, au spus niște lucruri care, nu știu, l-au atacat și l-au scos din sărite și tot așa. Dar... Și oboseala. Și oboseala și tot s-a adunat. Adică toți am ajuns la limita asta. Și Laurențiu s-a enervat aici, și eu nu s-a enervat. Eu nu mai zic. Și tu te-ai enervat aici. Toți, frate, am ajuns cumva câteodată la limita asta. Da, dar pe mine m-a schimbat. Da, mă, dar el are motiv, mă. El are motiv. Tu crezi că dacă și tu n-ai avut motiv când au zis de tine, de YouTube? Nu, mă, el, băi, de liniștit. El a fost nervos, dar el măcar l-a motivat acolo ceva să fie, adică Nona l-a și calmat, dar... Păi stai, mă, așa puțin că eu vorbesc de nervi acum, nu vorbesc de ce s-a întâmplat și că el, domne, nu se poate apropia de asta. Și am zis, bă, zic, tu de Natalia, că nu te-a plăcut Natalia la fel de mult, din partea ta s-a văzut atunci, pentru că s-a văzut când ai vrut să o săruți și a ferea capul și ți-ți chiar ți-a plăcut de fata aia la început. Dacă a fost ea eliminată, tu n-ai, frate, nicio vină, ci care e vina ta? Da. S-a văzut acolo că ai avut tragere de inimă pentru o fată, adică... Că nu-ți place acum, nu ți-a plăcut de Irisa și nu-ți place de fata asta, păi ce vrei să faci acum? Tu bagi cineva pe gât, nu? Dar ce mai vorba, că nu-ți place ție normal, de ea? Frate. Și omul joacă și corect, adică bă, dacă nu se regăsește păi și nu-l adică, face, de ce să stea? Din contră, eu cred că ești mai dat apreciat, frate, da, că puteai să-ți faci o relație fake pentru emisiune da, și gata, făceai și... Păi exact, nu e așa. Exactamente. Nu? Uh-huh. Păi... Ce harababura situația. Da. Chiar nebunie. 14
concurenți aici să-și găsească dragostea? Decât doi sunt implicați în dragoste și ăștia scârție. Da, mai ce să faci. E greu, chiar e greu. Care crezi că e problema aici? Unde? În casă, de că nu e dragoste. Puțin, da. Nu știu. Că nu știi? Că poate storgolii prea mari. Poate nu se trece peste anumite chestii, știi? Că până la urmă, dacă vrei să construiești ceva cu cineva și vrei într-adevăr iubirea, trebuie să treci peste multe lucruri. Trebuie să accepti, trebuie să ierți. Sunt multe chestii în care sunt implicate în iubire. Nu numai... Nu trebuie să fie tot uros, din potrivă. E greu când iubești, chiar e greu. Eu ceea ce văd că e multă lipsă de respect. Și când e multă lipsă de respect, nu mai băgați orgoliu în față. E lipsă de respect. Odată ce se lipsește respectul și grav, nu mai intră nici orgoliu, nici nimic în joc. E zero, frate, nu... Sunt, da, există în viața asta să ierți, dar nu uiți. Dar nu înseamnă că dacă ierți, ai șterge cu buretele, gata, n-a existat, nu. Măi, nu, acum, da, trebuie să ții aici minte chestiile astea. Aici sunt multe lipse de respect. Dar faza e că trebuie să ierți, nu trebuie doar să zici că ierți, chiar trebuie să ierți cu adevărat. Și asta e greu. E greu momentul în care te simți rănit să ierți cu adevărat. Eu, când zic că eu mie îmi place un albastru, tu nu dai mie verde. Și mi-l bași pe gât. Și eu când zic un lucru, toată lumea aici cere exclusivitate, toată lumea, și eu vreau exclusivitate. Nu vreau să fiu, eu am zis, boah, nu este chestia de orgoliu, dar eu am lăsat lucrurile clare. Al doilea fel nu sunt, eu sunt primul fel, al doilea și desert. Eu nu sunt al doilea. Și când văd că pe mine mi se lipsește respectul, e grav. Dar când văd că pe iubitei mele îi se lipsește respectul, mai grav. Și asta mi-e teamă că într-un viitor se va întâmpla. Și să văd cum gestionez chestiile astea, problemele astea. Că am văzut în toate relațiile s-au băgat și urât. Patrick e exemplu bun prin faptul că omul ăsta, nu înțeleg de ce, dar... Trebuie să-l laud acum puțin, dar nu înțeleg de ce oricum. Să bucură de experiența asta cât mai are. Chiar dacă i-a plecat femeia din emisiune, că mai stă da, o săptămână, că mai stă două, acasă, trei, cinci. Așteaptă afară. Păi nu are frate de unde să știe, că poate aia nu mai bagă în seamă când este aici. Dar totuși tu să bucură de oricum ăla să fie păcatul meu. Da. Eu am făcut tot ce stătea mea putința, dacă nu, pe mine nu mă mai bagă în seamă. Dar tu nu mai face gestul ăsta, adică nu mai face... Nu, dar zic și... Dar el n-ar face chestia asta să plece acasă dacă n-ar simți că, bă, da, fata asta chiar m-a iubit și mă iubește, n-ar pleca el. De capul lui să spună, a, păi, a plecat nona, hai să plec și eu, că dacă mă așteaptă bine, dacă nu, nu, o, nu ești un esențialul pe care vreau să se scot în evidență este că omul ăsta să bucură de... Ar rămâne eu pe Patrick, zis, bă, dacă mi-a plăcut aia, bă, eu mi-am făcut datoria de iubit. Ce vreau să scot în evidență este că omul ăsta să bucură de experiență cât mai stai aici, o săptămână, două, trei, uite, râde, face Caterinca. Asta trebuie să faci și tu, și noi toți. Și gata. Salut. Mary. This is the life. This is the life, man. Enjoy it. Bun, eu nu m-aș băga oricum, dacă ți-ai găsit o fată. Că știu că e greu să auzi oamenii comentând urât, să gen să încerce să vă bage strâmbe sau de-astea, adică... Aici practic nu te susține nimeni. Eu... Să știi că dacă tu ți-ai faci urat, eu chiar aș fi fericit pentru tine, că îți vezi de treabă. Din cine ai încredere în casa asta? Nu încredere total, să bagi mâna în foc că te arzi. Așa, pe cine te axa, cui îi spune un secret al tău care crezi că te-ar afectat sau te-ar durea, uite, legat de relația ta? Bianca, în Bianca mă cred. Da. Și aș avea în Patrick. Ei doi atât, în casă. Tu nimeni, probabil. Pe mine m-a decepționat toată lumea. Aș avea credere mai mult în băieți, nu am. În fete, aș avea în vreuna de acolo. Asta e cea mai mare greșeală a acestui concurs, pentru că e un concurs, e și un concurs, o competiție și unii n-au venit pentru dragoste aici. Asta e cel mai rău. Și eu cred că totul trebuie să începem de la zero. Nu știu, dar în momentul ăsta orice problemă am în afară,
gen în afară de asta, relația mi se pare atât de mică, acum asta mi se pare singura problemă și vreau să vorbesc cu Bianca, să tot ce contează acum, știi? Îți dai seama că nu mai vine nimeni nou acum. Păcat. Păcat, ar trebui să iasă un băiat. Oricum suntem 7-7. Nu vine nimeni. Da, dacă intră iară și o să fim 8-8. Nu, nu cred. Nu cred. Și după aia o să încep să cred ce zice Robert, că pleacă ăștia noi, știi? Din băieți, unii cu care a plecat Axi, care era nou. Și Andrei descalificat. Și la fete au plecat toate fetele noi. Nu? Hai că m-au plecat și Luchy. Dar oricum, au plecat fete, știi? Și am zis, suntem trei fete de la început, adică sunteți trei fete de la început și 6 băieți de la început. Da. Clar că ei practic au mai mult de 50% șanse să-și găsească pe cineva. Noi avem... Fată. La câte miliarde de oameni sunt pe planetă, chiar noi nu avem șanse să ne găsim în casa iubirii. Vreau să zic așa, ei în casă au mai multe șanse decât noi să își găsească pe cineva. Știi că fete au tot venit, dar băieți... King a spus că a fost abordată de Alexandru în timp ce făceau sală împreună, au mers de mai multe ori acasă. Împreună. Nu știu dacă acasă la ea, nu acasă la ea. Normal, adică deja vorbesc de faza aia. Și a spus Kinga că ea i-a și dat sfatul lui Alexandru, că Alexandru m-a abordat pe mine pentru că i-a spus ea. Răspunde acum, te rog, dacă poți. Asta nu pot să știu intențiile lui, dar da, a încercat să o cunoască. Acum, dacă s-a întâmplat altceva, nu știu, sincer să-ți spun. Ai dat examenul. De când eu? Picat. Ai picat? Ai picat? Serios? Bă, lasă. La traseu? Bă, frate, fii așa de greu, mă. Ce ai făcut? Să iei picat. Mașina aia. Dar nu, zi-ne unde ai greșit, unde ți-o pus frână? La trecerea de pietru. O venit o fată, bă. Ești nebun? Fetelor! Mamă, nu mă așteptam la asta. Nu cred așa ceva. Nimeni nimic. Bună! 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 Cu cine să încep? De la cel mai mare, Larisa? Cel mai mic, Radu. Sau poți să-mi spui cum nățică? Eu sunt sora Kingăi, adică cea mai bună prietena ei. Stai puțin, sora ei sau Marina? Ufă! Mamă, Radule, ai venit cu mesaj, nu? Nu. Stai să mă plec. Ai venit cu mesaj pentru Radu? Ciao. Scuze. Ciao, tezoro. Te pupiuz. Nu, Radu. Bună. Eu o știu. Bună. Bună. Parcă mi se pare că... Înseamnă că a intrat și un băiat. Parcă mi se pare... Ai loc acolo. Nu, acum, dar poți să intre. Mi se pare cunoscutul, fata. Da, dacă eu știu. Mulțumesc. Nu-ți aminte, gata. Știu. Te știu, gata. Hai că acum funny. Simt și eu ce a simțit voi. A fost funny. Și da? Cum ai da. Sentimentul? Cred că când place. Pune mâna pe Marinel, nu-mi place. Îți place sentimentul? Fata, nu-i place. Nu, era blondă, poate a venit pentru... Era blondă? Nu. Da, 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 am văzut când cobora scările, am văzut acolo o codiță blonduță. Nu, poate mă detronează. Dar s-a... Detronează, auzi eu. Deja nu te poate detrona pe tine. Înseamnă că vine sub băiat. Numele meu este Larisa, da. Sunt din Iași, am 20 de ani, împlinesc 21 în mai. Ținente. Pe 18 mai am emoții. Vrei niște apă? Da, te rog, dacă vrei. Nu vrei pe Radu în viața ta ca să-ți treacă toate emoțiile astea? Dacă e cum Nata King, nu știu. Ce tremură piciorul? Cum e? Pentru că am emoții, da. Vezi cum zâmbește Radu când te vede, nu? Maluma. Păi evident. Maluma. Da, vreau aici. O două numai. Salut. Mă vezi? În casă acolo, e clar. Eu chiar vreau. Cristina, vorbește și tu un pic cu Maluma, că nu mă gândeam. M-am gândit și eu, deci fii atent. Ce vrei de la Maluma? Maluma. Uite că... Deci spune lui Maluma în felul următor că... Ia. Uite. Ia haideți mai departe. Dați-o voi de aici. Ia pe Radu. Eu m-am șocat că eu o cunosc. Când vorbeam cu Kinga la început și când a fost eliminată din emisiune și eram pe live. Pe live. Și era ea pe live. Și tu intrai acolo. Mulțumesc. Da, gata, te știu.
Nu mai tremura, că e ok. O prietenă de-a Kingai? O să cred când a fost ea eliminată. Da, și deci, da, te știu, pentru că era pe live la Kinga. Aaa, de... cine? E ceva cunoștință lui fostă concurentă? Nu știu. Măi, dacă era pe live acolo la Kinga, n-a mai fost în emisiune. E cineva, o prietenă de-a lui Kinga. Ai mic, sau sora ei. Să știți că eu vreau relație. Sau mă ce rog. Dar cine poate fi? Un băiat pentru mine. Păi asta vreau să-i spun Cristinei, să spun lumea numai, că dacă urmează ziua mea, eu îmi donez dorința mea pentru voi. Mă enervez acum pe tine și nu-i corect. Știu, acum mă calmez. Vreau să-ți spun o chestie. Mi se pare că noi câteodată avem anumite subiecte foarte importante pentru Casa Iubirii, deci a venit o fată nouă, toate fetele discută despre asta și tu trebuie să-ți spun numai. Și exact... Vorbeam cu Erisa, că o zis menit, dar îmi cer scuze. Știu, dar s-a mai întâmplat și eu acum sunt foarte nervoasă și îmi pare rău că revărs și nervioasă. Ok, gata, ne calmăm. Dar nu ești. Nu-mi trage atenția, pur și simplu. Ok. Chiar nu ești. Așa îmi pare. Ok, așa. E ok. Ne scuzați. Dar nu știu cine poate. Deci stai un pic. Fata asta a zis că a venit, că era pe live-ul lui Radu, da. A spus că o cunoaște. Stai că te cunosc, pentru că te-am văzut pe live-ul Kingai după ce ea a ieșit din emisiune. Kinga fiind? Fosta lui iubită. Păi, fosta înseamnă că a intrat și la... Fosta concurentă sezonul 1. Deci a intrat și la el pe live. Ia, fata nouă. Că poate de acolo știe, nu? Adică probabil i-a atras atenția cu ceva. Că nu am cum să te știu. Dar nu am cum să te știu dintre atâtea persoane fix pe tine. Înseamnă că mi-a atras atenția. Poate interacționa ceva. Sau, interacționa, da. Sau tu nu te uitai la live-uri, nu? Nu, n-am avut niciodată. Poate a interacționat. Eu nu am apărut prea mult lângă ea. Nu. Intrai pe live-ul meu și îmi scriai, sunt prietena Kinga, e gata. A, deci deja înțeleg. Da, eu știu. Am înțeles. Nu veni pentru Radu, să pentru Radu. Hai să te întrebăm direct, vin pentru Radu. Nu are cum să vină pentru Radu. Întrebarea asta la sfârșit, hai să o cunoaștem. Uite, o contra prietenii tale. Să vedem. Cu ce te ocupi? La o sală de fitness am lucrat, da, 2 ani. Recepție și... Ce anume? Pe cei 20 de ani. Da, am plinit 21. Și antrenor sau doar recepție? Nu pot să spun, adică am mai antrenat, dar nu sunt antrenor. Adică n-ai diploma, gen? Nu. Ok. Adică cred că cea mai mare conexiune ai putea să ai cu un băiat care face sală. Nu neapărat, de ce? Nu. Nu știu. Da, mi se pare neapărat asta un... Ce hobby-uri ai? Un lucru important. În afară de fitness. Ce-ți mai place să faci? În domeniul sportului mi-a fac și box. Adică... Da. Ai venit pentru lucrare? Nu. Ce-ți dă? Faci box de performanță sau doar pentru mine? Nu, doar pentru mine. Nu vreau o performanță. Faci la o sală, lume, cu un antrenor, cu mai mulți? Da, da. Nu faci. Presupun dacă a fost King aici, e Mărica să iubi. Primul sezon am urmărit fiecare episod. Sincer, în al doilea sezon m-am uitat puțin la început să văd despre ce-i vorba, să văd despre ce-i vorba în mare parte. Și după nu prea am mai urmărit. Eram foarte ocupată. Aveam și serviciu, aveam și antrenamentele și o perioadă nu am... Tu locuiești la Iași, nu? Da. Da. Care a venit pentru Radu? Nu cred că a venit pentru că Radu. Pentru Radu, cred că Radu nu mă cunoaște. Sau o știe. Sau, poate sau chiar sau. A venit pentru el. Să poate și asta. Strategic. Da. Dar nu, dacă e prietena lui Kinga, nu cred. N-ar... E tocmai că e prietena lui Kinga. Și cunoaște. Da, dar stai, e vorba de dacă prietena lui Kinga, nu cred că ar fi venit pentru Radu dacă... Păi asta zic, tocmai că e prietena lui Kinga. Kinga-i. Nu cred. Este o frază în italiană, amici, amici, poi ti rubano la bici. Bicicleta. Da. Mai este și așa ceva. Adevărat. Cam așa e. E bine a fi. E și blondă, nu? Da, am văzut când cobora pe scări. Seamnă care părul scurt. Voi v-ați așteptat? Da, nu m-am așteptat. Niciun. Și tu ai văzut că ziceam că nu mai vine nimeni. Nu aveam. Ai văzut codiță? Eu am văzut că e blondă. Da, și am văzut că e blondă când cobora pe scări. S-a văzut o... E părul lung. Da, s-a văzut... Acum poate am greșit, nu știu. Poate. Vai, Maluma, ce surpriză ne-ai făcut dacă este pentru Radu. Dar nu cred că Maluma, eu cred că Lenuța. Ai o relație sau ai avut până acum ceva serios? Am avut o relație foarte serioasă, de aproape 4 ani. Și de ce s-a terminat? Ce înseamnă foarte serioasă? Adică gânduri de măritiși? Eu da, aparent el nu. Ionuț nu? Nu, el nu. El nu. El nu. Și-a făcut un țel la final.
Așa e? Da. Da. În greșeală. E un tic al meu, o să observați cu timpul. De ce s-a terminat relația aia? Da, tocmai asta am vrut să spun. Noi eram, ne înțelegeam foarte, foarte bine. Adică eram, pe el îl vedeam eu, doar că varianta masculină. Și a funcționat totul foarte bine, vreo 2 ani, cam așa, 3 ani. Sincer, eu eram copilă, adică nu... Eram geloasă din lucruri. Și ce vârstă avea? El era cu 4 ani mai mare, adică este cu 4 ani mai mare decât mine. Mă, ce-o sparge cu sonul ăla? Nu fi același? Ce anume? E nouă cu sonul ăla sau e... N-are gândește să nu fie al lui Larisa pe fosta lui Ionuț, nu? Ce, o altă Larisa? Și ne gândim că e același cu sonul de asta. Nu știu, nu știu dacă este același sau... Dacă trebuie așa de la gât în jos, ai amintire, da. Așa, lasă continuă fata. Așa și... ne certam după o perioadă, ne certam foarte des, din aproape orice. Ai dat? Nu. Nu, la vremea respectivă nu aveam nicio legătură cu sportul, oricum. Dar în orice caz nu aș fi reacționat așa, clar. Așa și certurile astea, adică erau certuri din ce în ce mai mari. Ne certam de la orice, orice. Dacă era cana asta aici, el spunea că trebuia să fie acolo și ne certam. Eu spuneam, dar de ce? Că eu vreau să fiu aici, dar tu vrei să fii acolo. Adică ne certam din orice. Și la un moment dat am zis că este mai în regulă să punem punct. Pentru că nu mai era ceva care să ne atragă unul față de celălalt. Și după de 2 ani n-au mai existat decât cunoaștere. Adică au foarte lungă perioadă de timp, nu voiam să mai văd pe nimeni. Adică mi se părea că toți, la toți vrăjeală, nimeni nu-i serios. Adică asta mi se părea și spuneam că nu. Am preferat foarte mult timp să țin la distanță pe toată lumea și n-am mai... Ce zodie ești? Taur. Dar chiar nu sunt deranjată. Adică dacă ar fi să fie pentru el, ce să zic? Ești curioasă. Pentru tine că o să treci chiar pe bune de această situație. Da. Da. Măi, sincer, sper să le placă la vreunul din băieți să fie un cuplu, să mai fie cineva. Că nu dar poate vine și un băiat, să fie aici un cuplu. Poate, ei? Chiar, să fie și aici. Să fie trei, să fim. Să fim patru. Păi eu chiar, sincer, vreau să am o relație. Eu, Alex, asta e. Aia e, Patrick. Român. Da, că n-am avut. Și înainte toată lumea îmi spunea Elena, pentru că pe mine mă cheamă Larisa Elena. Dar cum te strigă lumea pe... Cum te acum Larisa. Larisa. Ah, okay. Ce te atrage cel mai mult la un bărbat? Ce-mi doresc eu, tocmai da, să fie bărbat. Asta este ceea ce mă atrage pe mine. Nu-mi plac... Nu am un anume fizic pe care să mi-l doresc. Spun că vreau să fie blond, brunet și așa mai departe. Înalt, scund. Să arătăm bine împreună. Adică, na, cât de cât. Să nu fim... Să fii tu mai mare ca și el sau el mai mare ca și tine? Păi el mai înalt un pic. Normal că el mai înalt. Undeva. Să arate bine. Nu țin cont neapărat de chestia asta. Adică... Nu am un ideal, să spun. Ce înălțime ai tu? 1,61. 1,61. Ah, păi tu ce o să găsești? Avem băieți înalt. Păi deci, azi băiat nu vine la noi, mâine... Mâine vine. Mâine. Deci cum vă îmbrăcați? Da, păi deja știm cum ne îmbrăcăm, dacă știam și noi că vine un băiat. Păi nu, da. Da, eu la mine adu haine. Eu zic că mâine nu e bine la mine. Eu zic la mine. Cum ai vrut să nu eram bine, dar nu sunt bine. Deci eu zic că vă prindeți. Nu cred. La tine nu-i corect, deja nu ești fair play. Doamne ajută, dar nu cred. Nu cred că dacă a venit fata asta acum, după o zi, păi, ce urât sună fata asta, vai ce. Păi nu știm cum o cheamă. Această fată, da. Hai să bănuim. O cheamă Denisa. Ei, Denisa. Iar la Marinel, atâtea la Marinel. Deja și el nu mai poate e bufețat. Că tot vin fetele pentru el să vină. Nu, Ioana. Ioana, e așa zic. Mariana. Ioana și Ionuț. Veronica. Ioana și Ionuț. Oh, poate a venit pentru Ionuț. Ah, da, uite. Că el în gală, Ionuț a zis că e deschis. Da. Dar și eu am vorbit cu el în camera roșie și mi-a spus mie. A spus că faptul că a simțit ceva față de Lorena demonstrează că el începe să se deschidă. Și a zis că acum ești mai ok, te-ai schimbat. Nu știu ceva bun în casa asta. Oh, mai mult? Ai mai multe. Ai. Da. Bravo, continuă tot așa. Spune trei calități ale tale. Trei calități. Sunt foarte puternică. Nu doar fizic, dar da, și fizic.
sunt foarte, foarte modestă în general. Adică dacă lumea mi, nu știu, mă complimentează sau îmi spune că tu ești așa, eu spun nu, nu sunt. Adică... Și încrezătoare în tine, adică ești... Eu cred foarte mult în mine, sunt foarte convinsă. E foarte bine. Nu. Cu cât faci la piept? Cu cât fac la piept? Cel mai mult am făcut... Nu, nu, zice, nu zice că poate pe alții supără. Hai că după zic eu cu cât... Nu, dar pot să vă zic cu cât fac picioare. Adică cred că este nu, dar și piept și picioare atunci. Cine la piept prima dată? Primoară la piept. La picioare am făcut cu 160 cel mai. Nu, dar nu ne spune la picioare. Am zis, te rog frumos, la să ne zici noi bine măcar. Tu cât faci la picioare? Da, nu vorbim despre asta. E bun, e clar atunci. Tabu, subiect tabu. Exact, subiect tabu picioarele. Care ai făcut cu 180? Ești bărbat, frate meu, e femeie. Ai un top 3? Top 3? Da. Dar dacă e să zici aleatoriu, nu neapărat în ordine. Trebuie neapărat să spun? Păi cam nu, toate. Dacă vrei să-ți spun, poți să-ți spun că faci parte din topul respectiv. Păi eu întrebam pentru toți. Nu te aștepta la asta. Cred că toți eram curioși, nu băieți? Da. Nu credeți că ar fi mai în regulă să spun nu știu ce îmi place la fiecare? Exact. Așa e tradiția, da? Să faci dorește. Bravo, e bun. Uite, sincer, asta e un gând frumos. Asta da, îți mai degrabă ce îi place la fiecare. Bun, începem de la Alexandru. Ok, Alexandru, din cât am urmărit eu emisiunea, am văzut că ești un băiat foarte respectuos. Felicitări. Îmi place cum o tratezi pe Bianca. Adică eu nu am văzut vreodată să ai un comportament, nu știu, neadecvat sau... Mersi, Larisa. Așa. Laurențiu, ești frumos. Ce să spun? Ai un zâmbet frumos. Din câte am observat eu, adică trebuie să fiu sinceră, da? Foarte sincer. Trebuie să calități trebuie să spui. Ok, doar calitățile. Ok, că ești frumos, arăți bine. Și astea sunt... Zici și de rău dacă ai vrut să zici. De rău. Nu știu, cred, este propria mea părere. Că ai anumite lucruri legate de comportament la care ar trebui să mai lucrezi. Probabil. Da, adică nimeni nu e perfect. Și adică trebuie să, atâta timp cât există... Trebuie să existe o persoană care să-ți iubească și calitățile și defectele, știi? Cumva să te vadă... Poate... Tu vezi un defect la mine, dar poate altcineva vede a fi calitate ceea ce tu vezi a fi defect, înțelegi? Da, probabil. Ia, ne mai arătați ceva de acolo, că nu vedeți că vorbim arătați-ne de nimic cu tine. Arătați-ne, mă, de ce nu arătați? Iar ne fac, nu neapărat două secunde. Dar și pe alții acolo. Da, alții, da. Arătați-ne pe Alex. Pe Ionuț, pe Patrick, Alex, pe trezit. Pe Robert. Pe Robert, da. Poate veni că e blondă. Păi ia să zic. Înseamnă că fata se descurcă cu ei, nu are emoții. Că dacă nu vine și doamna Andreea. Ba nu, că și la ea avea emoții și... Și cu părul creț. Lorena se descurca la mine când am intrat eu în casă. Cu părul creț și cu ochii albaștri. Dar nu cred că ține. Și la mine ea a fost vai. Eu când am intrat, trebuia să povestesc ceva despre mine și am spus, m-a ajutat, întrebați-mă, vă rog, eu nu știu să vă spun nimic de ce, am în halul ăla. Și când mi-au dat pahar, am dus așa mâna la gură și am zis, bine, sper să nu mă pătesc și l-am lăsat înapoi pe masă. Deci eram foarte rău. Aici am ajuns destul de bine. Ah, deja s-a închis. Putem să vedem și noi? Pe băieți? Te rog, Maluma, o să te gâdil dacă nu. Cum sunt? Părul. Ce fac? Încântați? Da sau nu? Ionuț! No. Ionuț, mie îmi place, mi se pare că ești foarte real. Nu știu. Mulțumesc. Nu știu cum te interpretează ceilalți, dar mie îmi pare a fi ăsta sunt, mă place așa bine. Nu. Uraș la gar. Exact. Stă bine așa cu drumul, te percep eu, lucru care este foarte plăcut să fii adevărat, știi? Adică să nu fii fals. Mulțumesc, suflet. Așa? Și că ești foarte simpatic când zâmbești. Și cred că cam atât am să-ți spun. E ok. Radu, la fel, ești... un bun simț. Ești un băiat educat. Ești prima care ce râzi, mă?
Da? și tu în teorie și vorbi cu Kinga, presupunde Radu, deci. Da, evident, da, da. Adică vorbim foarte mult despre Radu. Și acum? Și acum nu o să mai apoi. Da, mai vorbim, de ce nu? Adică nu a fost ceva, Radu. Nu? Nu, eu trecut de Radu încă. Ai prins-o. Ar trebui să spun, ar trebui să fiu sincer, nu? Nu, e cumva, na. Nu spune că îl vrea, dar nici că nu îl vrea. Am văzut. Așa? Ești frumos. Mersi, la fel. Nu te-ai aștepta la asta, nu? Ba da, normal. Da? La reacția pe care ai avut-o nu părea că te-ai fi așteptat. Așa? Îmi place și stilul tău vestimentar, adică am remarcat chestia asta, întotdeauna te-mi place bine. Mersi, la fel. Ești foarte frumos, în realitate. Acum și-a luat haine de 50 de milioane, să știi. Da? Astea sunt haine noi. Am înțeles. Toată măi, și cele din sezonul trecut erau în regulă, adică nu mi s-a părut. Erau decente. Da. Tu ai două cămăși, da, mă, frate. Da, așa, două cămăși, două perechi, da, ai dat. Aș, că ești fer pentru piesa ta. Mersi mult de tot. Toată lumea pe TikTok face, o folosește. Da, așa asta despre tine. Marinel... Piesa ta. Ești piesa noastră, zi. Piesa. Da, dar vorbeam despre Radu. Partea ta, Radu. Par scuze. Da, ești simpatic, ești frumos. Ai așa un comportament care îmi place mie. Pari la fel, pare acum, așa te-am văzut eu la televizor. Că ești un băiat educat, respectuos. Mulțumesc. Îmi plac lucrurile astea la tine. Patrick... prima dată când m-am uitat la emisiune, am spus că Patrick, dar după, adică eu sunt sinceră, sunt conștientă că acum Nona când o să vadă o să se uite altfel la mine. Dar eu sunt sinceră, adică nu, ești un băiat foarte frumos. Ai un caracter puternic, lucru ce îmi place mie la un băiat bărbat. Stabilitatea asta și încrederea de sine mie îmi place foarte mult. Adică și eu în general am încredere în mine și nu mă văd superioară nimănui, dar nici inferioară. Adică mă văd cumva lucru pe care îl văd și la tine. Da. Și cam asta. Mulțumesc frumos. Robert? Am mai aflat pe cineva din top măcar. Ce anume? Am mai aflat pe cineva din top măcar, da? La cum ai vorbit despre el. Ai niște ochi foarte frumoși în realitate. Ești foarte simpatic și îmi place și zâmbetul tău. Stă foarte bine când zâmbești și ai putea să zâmbești mai des. Laurențu știe să-l fac. Trebuie să am un motiv. Trebuie să ai motiv, da. Aici. Nici eu nu prea zâmbesc în general. Acum e altceva. Dar și zâmbetul tău e frumos. Mulțumesc. Și ești... să spun și ce nu-mi place sau... Îmi dorești. Chiar mi-aș vrea. Chiar? Chiar aș vrea, să știu. Nu spun în niciun caz că ești imatur, dar cred că ai putea... Nu. Cred că ai putea puțin să mai lucrezi la chestia asta, știi? Dar în rest, ești ok. Mulțumesc. Voi vă dați seama ce surprinși au rămas băieții dacă noi am fost surprinși. Da. Ei erau acolo în treaba lor. Da, chiar așa. Nu se aștepta. A venit. Uita la ei direct așa. Ce? Știi? Dar nu se aștepta nimeni. Da. Nici măcar unul din noi, da. Cred. Păi așa e aici în Casa Iubirii. Știi, ceri un băiat, hop, o fată, ca să mai crească tensiunea, să extazul. Da. Dar lasă că și așa e tensiune. N-ai auzit că nimeni nu-i fericit. Acum poate sunt. Doamne ajută. Oricum, când a coborât, am avut un prim plan cu Marina și părea și el fericit. Da, avea, era... A și cum... N-am văzut. Nici eu nu l-am văzut pe Marinel, dar bine că ne-ai spus. Prima dată cu el s-a dat cadru când s-a deschis. N-am fost să vedem. Putem să ne vedem. Era ceva de gen așa cu zâmbetul ăla. Cum ar fi să ne ducem noi acolo să vedem direct ce sunt? Da, tu când ai fost acolo la ei, ne-au dat cadru pe fiecare băiat din topul tău. Da? Mm-hmm. Păi nu am avut top. Nu erau din topul, era Robert, Ionuț și Marinel. Ei trei s-au dat cadru. Dar ea n-avea top. N-avea top. Stai că nu era top. Era... Eu am spus de Ionuț. Robert nu m-a ridicat din spânceană. De Marinel ce am spus și de Robert pentru că îl cunoșteam. Da, păi de asta ne s-au dat top. Cum a fost reacția lor?
La Robert mi-a dat și cu sonor. Și când zis, și tu ziceai că îl cunoști, așa și el. Nu spre ce. Da, am zis că asta iubită. Da, da, noi păi toate n-am văzut că ești cu asta iubită. N-am mai văzut după aia. Și nu v-a mai arătat nici genunchi, nici Marina? Nu, Marina doar fața. Doar fețele și vedeam. Ba nu, Marina a făcut, era zâmbit și pe aia s-a întors așa la Radu. Dar a fost scurt. Da, a fost scurt. Robert era, că era cu fine. Da, Radu și după la Ionuț el râdea așa, că cred că de situația cu Robert. Da, îi părea bine. Da, exact. Și lui Radu îi părea bine. Da. Să înțelegem că topul tău 3 este Marinel, Patrick și Robert? Nu o să spun. Dar ne-am prins. Nu, nu v-ați prins. Doar în 3 sferturi. Din... Ah, ok, deci nu e Robert. Adică Marinel și Patrick, da, dar nu e Robert. Și eu ori eu, nici ori Laurențiu, dar cred că Laurențiu. Radu? Radu! Oh, super! Nu, sau era, a zis nu mă așteptam la asta. Sau e Alex? Bine, vreți să vă spun? Da, aleatoriu, nu neapărat. Să vă spun topul sau din ce am văzut la TV? Ce spune un top 3. 1, 2, 3. Păi top 3, asta vreau să vă zic. Nu 1, 2, 3. De ce, mă? 2, 3, 1, 3, 1, 2. Aleatoriu. E plăcerea lui Marinel să fie aleatoriu. Da, gen. Plăcerea mea, nu se spune. Nu o să spun, o să spun aleatoriu. Da, Laurențiu, Marinel și Patrick. Ești, bucură. Din ceea ce am văzut eu, da? Te ajută și pe tine. Se poate schimba. Evident, 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 evident. Lovitură iară pentru Robert. De ce? Da, de ce? Glumă, glumă. Păi dar nu mai glumești, glumă. Ce să faci? Ce, dar de ce glumești cu el, mă? Glumă. Tot într-una glumești. Hai noroc că n-ai fost tu. Da. Că făceai infart nona. E în top. Păi e în top. Vezi? Atâta știu glumă. De nona. Păi vezi, ai văzut, nu-ți plac glumele. Gata, a venit fata asta. Ce anume? Știi că nu am mai în casă. Da, dar asta nu înseamnă că... Nu, doar te-am întrebat dacă știi sau nu, pentru că, na, difuzăm înainte și... Da. Super. Nu știu dacă mai aveți întrebări. Ce face Kinga? Ce face Kinga? Era acasă. Termină, mă. Este foarte, foarte, foarte tristă. Pentru că eu am stat o perioadă la ea, am venit aici în București și am stat la ea. Și... Ea era zilnic la serviciu și eu găteam, eu făceam, îi făceam clătite zilnic și acum a zis că eu ce mai mănânc dacă pleci tu? Da. O să stai la hotel sau să stai la Kinga? Acum evident că o să stau la hotel. Na, am stat o perioadă pentru că nu știam. Ia ce părere are că ai venit aici? Ce părere are ea? A spus că nu s-a așteptat din partea mea. Eu în general sunt o... Fire timidă. Nu că timidă, chiar în general sunt foarte îndrăzneață, doar că nu-mi place să ies în evidență prea mult. Eu cunosc foarte multe persoane, știu foarte multe lucruri despre ele, dar persoanele respective habar n-au de existența mea. În general, așa sunt eu. Asta sună puțin creepy, sincer. Eu cunosc mult despre oameni, dar ei nu știu nimic despre mine. Da, de adică... În unde stau, unde... În care-i drumul spre casă. Ce părere au părinții tăi despre venirea ta în casă? Mama este foarte încântată și a zis că, vai, o să-mi aduci un gener. Dar tata, ce cauți tu acolo, că tu nu ești cu, că tu nu ești așa, că tu postiva de toată lumea. Și am zis, că nu mi se pare a fi ceva greșit, adică nu fac ceva greșit. Normal că nu. Nu? Nu, nimic greșit. Nu, și mama ta pe cine simpatizează de aici? Mama mea nu are un... Mama mea în general, adică niciodată nu s-a băgat, indiferent că m-a văzut supărat, mă enervam. Îmi dădea sfaturi întotdeauna, dar niciodată nu s-a băgat, nu mi-a spus fă așa sau fă așa sau... Nu, mama mea este, va fi o soacră bună. Cum ar fi acum chiar să intri și la noi un băiat? Cum în același timp? Da, cum, mamă, da, cum dar ar fi istorie, știi? Că nu s-a întâmplat, de cred. Exact, nu s-a întâmplat. Cum ar fi? Fata, sincer, mi se pare... Și noi să avem cadru de la ei și cadru de la noi. Mâine o să vină băiatul. Sau săptămâna viitoare? Cu ceva, un număr, un ceva de... E mai posibil săptămâna viitoare să decât mâine. E mai probabil. Imagine, să vină orice... să facă striptease. Nu! Mamă! Nu știu cine ar mai fi interesată. Nu, striptease.
nu știu, vreun bucătar, ceva să ne facă mâncare, să ne... Magician. Un masor. Masor? Da, la gât. Adică să facă să dispari. Nu, să facă masaj la gât. Ce ai cu mine? Sociolog. În general. Un băiat, să vină așa să ne, să învățăm ceva. Jurnalist. Jurnalist, da. Alexandru a fost patisier, a lucrat ca și patisier în tinerețea lui. Adică... În tinerețea lui? Și a lucrat ca și patisier și nu ne-a făcut niciun dulce, fete. Păi, ia, păi ia, mie îmi place să gătesc, dar știu... Deci ar frumos să vină un medic. Sunt grele, adică... Cristina, ce gânduri mărețe ai. Un medic, dar tu crezi că un medic... Și ce să fac? Să-ți vindece inima. Ai fi dispusă să te muți într-un alt oraș pentru dragostea vieții tale? Dacă persoana respectivă merită, da. Adică eu să simt cu adevărat, aș merge oriunde. Te îndrăgostești aici în Casa Iubirii, nu? Și la Slobozia. Da. Și... Lângă. Ieșiți împreună de aici. Lângă Slobozia. Da. Ai fi dispusă să te muți, să dau un exemplu, în satul mare? M-aș muta oriunde, dacă persoana respectivă merită. Ce e acolo la satul mare? Cât timp îți trebuie să... Nu știu, să simți acel ceva pentru persoana aia, că chiar e pentru mine. Nu e un timp determinat. Nu este, păi da. Tocmai, nu e un timp determinat, să păi trebuie să știi dacă ai mai păi avut și cunoaștere. Cât a durat o cunoaștere la tine? Adică, două zile, poate să fie și într-un relație, bă, în general, după o lună, ajungeam să... Da, adică, da, exact. Cam cât timp îți trebuie până crezi, consideri tu că, da, merită să încerc sau ceva cu băiatul ăsta? Nu aș putea să spun. Ce ai avut acum, mă refer, ce ai avut ultima relație. După o lună am început să simt ceva. În general, în cunoașteri, să spun așa, în ultima relație, ca să devină ceva serios, cred că ne-a luat, adică în singura relație, nu ultima, ca să devină totul serios, ne-a luat vreo jumătate de an, cam așa. Da. Deci aia trebuie timp. De-aia am întrebat. Da, da, asta este în funcție de persoana pe care o ai. Poate crezi în dragoste. Poate cineva mi-o oferă. Tocmai, da. Tot e posibil. Vrei să ne pui întrebări ceva? Cuiva? Sincer, cu acum nu știu ce. Încă nu ai răspuns la întrebare. Cu cât împingi la piept? Lasă, faci. Cu cine crezi că vei simpatiza din casa fetelor? Cu cine crezi că te vei înțelege mai bine? O fată care îmi place din toate punctele de vedere. Adică, și cred că avem multe lucruri în comun, ar fi Patricia sau Patricia, cum îi spuneți voi. Patricia se spune în România. Patricia, cum zice Robert. Să ai probleme cu Bianca și ținând cont că ea a avut o rivalitate foarte mare cu Kinga? Atâta timp cât pe mine personal nu m-a deranjat cu nimic Bianca, nu. Dar ținând cont că, nu știu, ai o prietenie foarte stră cu Kinga, Kinga este prietena mea, într-adevăr. Un pic de nisip în pantof cu ea. Nu, că iese imediat. Sper să fie ieșit. Da. Nu pot să fiu prietenă cu Bianca, clar, să fim... dar nici n-aș putea să am o problemă cu ea, pentru că ea nu mi-a făcut nimic mie, personal. Ok. Să vedem măcar o față al Robert, nu știu ce. Suntem mai satisfăcuți, le place fata. Eu cred că poate a venit de la Laurențiu. Poate nu e nimic atât de interesantă reacția lor. Poate asta a fost. Eu cred că de aia ne-a arătat că e interesant. La mine cum a fost? A arătat ceva? Ai spus tu, Patricia. Nu zic reacția lor, poate. Ai văzut unde am bătut, nu? Da, da, da. Auleu. Sau poate e? Bine. Să fie. Reacția lor, a băieților. Nu, că e liniște. Asta e... Și ce? Vreți să mă... Ca animalele. Nu, dar mă gândesc, cine, poate erau mai așa, nu știu. Relaxați. La tine erau mai agitați, că i-ai pus tu la punct. Da. S-au enervat, era mare gălăgie. Dar fata e acolo, așa e și e. O cu strânește. Dar poate e gălăgie aici? Romantic, am vorbit. Acolo e atât de mică, dacă dai cu mâna nu nimerești. Oare ce profesie are fata asta? Profesoară. Că toate când întreb aici suntem profesoare, știi? Dar chiar, că stau pe scaunul ăla. Prezentatoare de știri. Toate. Larisa, oricum par foarte matură pentru 20 de ani. Felicitări. Mulțumesc. Sper să ai un parcurs frumos aici în casă. Mulțumesc, te acomodezi cu noi.
sperăm să nu te deranjăm nici noi, nici tu pe noi, să ne înțelegem. Nu cred că să vedeți. Dar să știi că pari într-adevăr chiar se mai foarte mult cu ea. La tot. Dar diferența cumva o face faptul că îmi place mult mai mult felul în care tu vorbești și se vede cumva că ești total diferită. Adică e foarte, foarte liniștită și foarte, nu știu cum să te explic, mental, așa, nu știu, calmă, știi să socializezi, să discuți, par super mișto. Noi așa suntem, adică noi nu am mai fi fost prieteni, ea este nebună, spune hai să mergem și îi spun stai puțin, stai puțin. Nu e chiar așa, hai să calculăm. Par foarte calculat, uite, am găsit cuvântul. Tocmai, da, hai să calc, să vedem, e bine, nu e bine. Și chestia asta cumva ne apropie, pentru că ea mereu când are nevoie de un sfat sau... Toate că e mai mare ca tine, le primește de la tine, nu? Da, evident, nu doar, adică nu că le primește, dar mereu le cere, adică na. Când nu știe ce să facă, mă sună Larisa. Dar conținând cum că ești în emisiune, știi că cumva ești limitat în a discuta cu ea. Știu. Cum o să rezistați cu chestia asta? Nu e mare problemă, că nu suntem gemene, nu avem același creier amândouă, adică cumva. Chiar ai interzis să vorbești cu ea începând de astăzi, nu? Da, așa. Dar ea n-a avut pic de influență asupra ta? Nu. Și cu faptul că te-ai înscris aici? Nu. Că nu știa, poate influența nimeni. Ai zis că nu știa Kinga. Nu, da, influența știa. În totalitate la modul să, nu știu, ceva, o chestie, o influență, mai ales că ea a fost aici. Și... Nu, din contră, ea nu s-a așteptat nici o secundă ca eu să fac chestia asta. Dar adică... sfaturi ceva, gen, băi, uite, e bine să fie așa, să fie așa. Sfaturi, mi-a zis că să fiu puternică și să fiu eu. Adică să nu, să nu mă dau ceea ce... Pe Bianca, nu te-a rugat? Nu, doar atât mi-a spus că... O salute pe Bianca. De ce, au avut ele clip? E ultima oară că am rugat-o să intre cu ea în cușcă, ceva zi asta. O, pentru a doua... Adică pentru mâine eu n-am haine bune. Dar eu zic că degeaba te stresezi. Dacă vine băiat nou. Nu cred că o să vină dacă mâine. Dacă știam, mă îmbrăcăm așa mâine. Asta trebuie să simți. Dar nu o ține tot de ținută. Dacă îmi place, îmi place. Îmi place de tine. Dacă îi place, place. Da. Dar eu zic că te-ai aprins așa prea. Stai un pic, nu cred. Ești prea trebuie să fie prea. Oricum, nu cred că pentru mine, dar mă rog. Nu, nu cred că ar intra în general băiat acum, pentru că, crezi, pentru că e prea scurt băiat. Timpul. Și acum a intrat o dar fată. Dar nu acum intră. Intră mâine. Mâine. Eu nu cred că ar fi mâine. Cât optimist. Să vin așa pe un cal. Bună ziua! Bună ziua! Băieți, știu că mă vedeți. Alexandru, o poți aduce pe Larisa aici, în casa fetelor. Deci e focat sinu de alta. Avem fată nouă. Pa, Larisa. Pa, băieți. La revedere, Elena. La revedere. Dorești să te ajut? Nu, mersi. Sunt... Mai bine. Am zis să fiu un domn, dar m-ai scăpat de o grijă. Am emoții. Stai liniștită. Nu ai de ce. Deci, dintre toate persoanele care au intrat în casa iubirii, ea e venită cel mai în gardă dintre toți. Ea știe tot ce e aici, nu știe tot. Ea... Ce-a încât tu ai zis asta? Se teamă de ea. Și n-am văzut ce ai zis tu, n-am văzut alea, știi că o să fine și o să fie. Am văzut un interviu unde a întrebat o reporteriță de la o emisiune online, așa, pe Kinga, cu cine s-ar lupta în gală. Era legat de Alina. Și a zis că s-a luptat cu Alina, că ar vrea să lupte cu o prietenă de aici. Și a zis, păi stai un pic, că dacă Alina nu are urmăritori, nici prietena ta nu are urmăritori, nu, că urmează să se ducă și ea la o emisiune. Adică, acum a făcut legătura aia că a venit aici. Și când... Îți place mai ea? E frumos așa, dar mi se pare matură pentru vârsta. Adică eu îi dădeam undeva la 20, peste 25 oricum îi dădeam. Și mai mult, poate. Adică e Lorena e mult mai... E ok așa. Îi pare mai tinerică decât ea, Lorena. Bună ziua! Bună ziua! Bună! O să ajut să coboare scările? Văd că poate. Mă descurc. Până lângă Bianca. Mă descurc. Bună! 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 Bună, Bianca! Larisa! Alexandru, o să vină momentul și o să vorbești cu Bianca. Larisa! Bine! Bianca! Larisa! Larisa. Acum îmi dau seama că eu nici nu v-am salutat când am venit. Nu m-aș da. Larisa. Patricia, îmi pare bine. Larisa și mie îmi pare bună. Bine. Bună. Te rog să iei loc. Să vii mai așa, cu
tamburelul. Stai, stai. Împinge-l ca... Nu, păi este forțoasă, este puternică, se descurcă. No. Păi sunt lider. Uite, putere. Larisa, bine ai venit în... Bine v-am găsit. Iubirii. Așa cum fetele au auzit un pic, un pic, un pic, un pic. Ei bine, fetelor, Larisa este o prietenă foarte bună de a Kingăi. Dar ne-a promis că nu o să țină legătura cu Kinga. Da. Că nu o să se vadă cu Kinga, că nu o să vorbească cu Kinga absolut deloc. Încep cu asta pentru că asta este cel mai important aspect. Și cel mai greu. Cel mai greu, cel mai important, dar să știi că în viață câteodată e bine să facem câte un exercițiu. Da, așa este. Ne testăm prietenia. Cum pare și mai cald un pic lor decât timp. Da. Mult mai cald. Dar vezi că dintre ea și așa, e mai treabă ea. Pare mai de treabă. Pare și mai... Ea avea și emoții. A? Da, avea și emoții, dar, okay, dar pare mai... Filmul, adică e... Pare deschisă la minte, știi? Ok. E frumos. Nu, pare deschisă. A venit băiat nou? Nu, n-a venit, n-a venit. Nu, mă, vine, poate. Păi nu mă chema să vin acolo dacă venea băiat nou, nu? Mâine. Mâine vine băiat nou. Pare, e o fată ok, adică nu bun, e... Bun, chiar pare de treabă. E bine. Dar ți-am zis, eu știu că i-a intrat pe live-urile mele. Da, și scrie acolo. Da, și scrie, mi-a scris vreo ceva ori pe TikTok. Prietena Kinga, prietena Kinga. Credeam că ți-s mare. Larisa, știi? Nu, sunt ok. Sunt. Cea mai bună prietena ei. Și o știam așa din online, știi? Da, și eu am văzut undeva. Și eu am văzut undeva pe online. Înseamnă cu Kinga am văzut undeva. Pe online. Da. Nici nu vreau să, nici nu vreau să mă gândesc acum ce o întreabă doamna Andreea. Că deja știu ce o întreabă doamna Andreea. Larisa și-a dorit de mult să intre aici în Casa Iubirii. Dar acum s-a putut. Totul se întâmplă la momentul potrivit. Exact. Da, Larisa, te las pe tine să te prezinți la fete. Eu sunt Larisa, sunt din Iași, am 20 de ani, împlinesc cu 21 pe 18 mai. Mulțumesc! Ea e pe 18 și eu sunt pe 19. Ce frumos! E momentul ei, Iaisa. Am terminat liceul acum 2 ani, doar că am luat o pauză. Vreau să mă apuc anul următor de facultate. Am lucrat la o sală de fitness 2 ani. Am lucrat la recepție, am mai fost și antrenor, dar nu sunt calificată în domeniu. Întrebări dacă aveți voi. La ce facultate vrei să dai? Îmi doresc foarte mult cosmetică medicală. Este o facultate din Iași. Yes. Mulțumesc! Bă, dar tu de ce nu te stăpânești? Bă, dar de ce nu de ce, dar de ce înțepe atât? Adică cum? Că m-a trântit pe mine apă, sau încă o lovitură pentru asta. Robert, că ți s-a părut că ești în top și că nu ești. Dar ce, da, mă, n-am voie, da, să mă exprim? Dar stai așa, nu, dar stai, lasă, nu te duce, păi, că n-ai voie. Păi dar nu, dar tu ai dat-o iar cu Nona, că face Nona infart. Dar stai puțin, ia uite, gata, te ataci. Nu, nu, nu. Cine a crezut că sunt eu în top? Eu nu, n-am crezut că sunt în top. Eu am crezut că este Radu Marinel și cu tine. Ok. Și am simțit, nu, m-a spus să fac voi. Asta. M-a spus eu, voi. Bun, dar tu simți mereu să ataci. Dar cu ce te-am atacat? Așa mă simt eu atacat. Am făcut o glumă. Dar de ce n-a dat de pământ cu tine? Că pe tine nu te-a ales. Și ai crezut că ești în top. Ți-a dat ție mai mult de înțeles. Ți-a dat ție mai mult de înțeles. Pentru că nu ai niciun defect despre tine. Mine a zis că mi-i place nu știu ce. Păi și deci, s-a dat mai mult de înțeles de nimeni. De tine. În rest n-am mai zis de nimeni de un defect. Lasă, ok, deci doar chiar la tine au găsit corect, un defect, deci, dar nici eu defect. Eu exclus eram de în top. Era clar că eram exclus. Dar mai mult s-a referit la tine că ești în top. Și mie mi s-a legat foarte frumos cu Lorena pentru că a venit și mi s-a părut că acolo ai simțit că nu ții bine. Și am dat-o din nou, adică două fete, una după alta, care ți-au găsit un defect mic. Și am simțit să zic că Robert este... Frate, fii atent, prăbușit. Sunt peste 6.000 de fete care mi-au scris mesaje frumoase și care își doresc să mă cunoască și vor să vină această emisiune, înțelegi? Peste 6.000? E o cifră enorm de mult, nici nu pot să citesc atâtea mesaje cât am, știi? Nu înseamnă că nu mă place ce fată. Dacă vrea să se scoată asta în evidență aici, se va scoate. Păi, pentru ce nu. Ascultă-mă, unul la mână, doi la mână. Nu fac infart dacă n-ai intrat pentru mine, da?
Bun, ok, eu am răbdare și o să aștept până la momentul potrivit. Și fata asta poate intra pentru cineva și îl descoperă și nu-i place deloc și poate chiar o să pleacă de mine, nicio problemă. Nu se poate exclus. Întâmpla cu ultima foarte adevărat. Dar aveți necesitatea asta de a da în oameni așa nu, deodată? Dar tu știi să oricum să vorbești, adică nu ești un om cu dificultăți verbale ca să nu-mi permiți să dau glumă cu tine că te încui și te închid. Adică dacă dau glumă, eu mă aștept să-mi dai înapoi. Dar nu vreau să mai glumesc. Okay, Caterin, că glume, bârfe și jignire, aici eu nu mai vreau. Eu vreau chestii serioase. Că dragostea nu iau la mișto. Că dacă iau la mișto, hai mă duc acolo la date cu una, cu alta, gata, după aia sunt criticat și făcut. Nu, eu chiar am venit să mă îndrăgostesc, nu vreau să iau la mișto. Nu mai facem glume și gata, dar nici tu nu mai glumi cu mine și nu mai glumi nici eu. Și tu mai ești glumit. Nu, până mai vii, mă mai lovești. Bă, ce faci? Bă, nu, mie oricum nu-mi place. Eu te las, îmi permit. Asta ți le permit și eu. Îmi place calmul tău. Ești mereu atât de calm sau ai momente și momente? Eu sunt o persoană care e foarte greu să mă enervez, foarte greu, dar dacă se întâmplă... Dar în general, da, sunt... Asta le spuneam și băieților, cumva asta ne leagă pe mine și pe Kinga ca prietenie, pentru că ea este foarte nebună. Hai să facem! Și eu îi spun, stai puțin, să vedem, să calculăm. Deci ai fost rațiunea în duetul vostru? Cumva da, da. Cum v-ați cunoscut? Adică ce aveți? La sală, la sală. Ne-am cunoscut la sală, inițial, eu nu o plăceam pe ea, ea nu mă plăcea pe mine. Evident. Da. Așa începe orice petrecere. Ne-am cunoscut mai bine și am aflat că avem foarte multe lucruri în comun, faptul că amândouă lucrăm de la o vârstă nu tocmai, de la o vârstă fragedă, mai multe lucruri în comun. Ține despre tine. Și, fără această... Da. Am eu ceva de întrebat, dar după. Care e culoarea ta preferată? Negru. Nu, a fost un interviu unde Kinga povestea despre cum l-a cunoscut pe Alexandru și ce a fost între ei. Ea fiind prietena Kingăi, aș putea să am o opinie despre ceea ce s-a întâmplat, dar cu siguranță nu vreau să-ți fur acest moment acum în niciun caz. E o întrebare care poate o să o discutăm, poate, sigur, că o să te întreb eu odată și odată. Eu și o să-ți răspund. Păi, dar nu-ți poate răspunde Alexandru? Păi, Alexandru mi-a răspuns, dar nu știu, sunt două opinii diferite. Larisa, răspunde-i acum, te rog, dacă poți. Să-i răspund acum. Eu știu că la un moment dat Alexandru ar fi încercat să... Nu știu în ce mod să o cunoască. Asta nu pot să știu intențiile lui, dar da, a încercat să o cunoască. Acum, dacă s-a întâmplat altceva, nu știu, sincer să-ți spun. Dar atât știu, îți spun doar ce știu. Deci confirm ce a spus ea în interviul dat, în online. Nu am văzut interviul respectiv, dar cred că da, eu îți spun ce știu. Mulțumesc. Cu drag. Ea ce a spus mai exact? King a spus că a fost abordată de Alexandru în timp ce făceau sală împreună, au mers de mai multe ori acasă, împreună. Nu știu dacă acasă la ea, nu acasă la ei. Normal, adică deja vorbesc de faza aia. Ei s-au cunoscut în timp ce Kinga, cred că a început să practice box sau ce kickbox, nu mai știu ce făceam. Da, era aici, nu? Da. Și a spus Kinga că ea i-a și dat sfaturi lui Alexandru, că Alexandru m-a abordat pe mine pentru că i-a spus ea. Este un interviu așa mai interesant. Și nu știu dacă toate chestiile astea sunt adevărate sau nu. Bianca, știi că Kingăi, și uite, e și Larisa aici, poate confirma, știi că Kingăi îi plăcea, da, să se joace cu cuvintele foarte, da, mult, da, și, da, de multe ori să fabuleze, adică pleca de la o cană și ajungeam într-o altă țară deja. Păi și am vorbit cu Alexandru pe tema asta și Alexandru mi-a spus că nu s-a întâmplat nimic între ei și că doar a fost o chestie de moment. Dar dacă tot era o persoană care o cunoaște în persoană pe Kinga, din Codra, sunt și prieteni, deci îmi dau seama că de era ceva, îmi povestea fata, îmi zicea că da, a fost ceva între ei. Asta și este ideea, a fost o confirmare pentru mine acum și atât. Tu ești conștientă că chiar dacă ar fi fost, Larisa nu ți-ar fi confirmat. De ce nu? De ce nu? Pentru că era o confirmare
a spuselor prietenei ei. Nu ar făcea-o pe prietena ei mincinoasă. Deci tu dacă m-ai întrebat ceva legat de prietena mea bună, eu ți-aș răspunde? Păi dacă e ceva ce o pune într-o lumină bună, da. Eu repet, dacă adică... e ceva ce este indiferent? Indiferent cui? Kingăi, cu interviul ei, clar a vrut să mă provoace sau a vrut să provoace o chestie, deci în casă. Deci era important pentru ea să spună ceva despre mine. Asta s-a întâmplat acum mult timp, nu? Da. Dar Larisa a venit astăzi la noi. Da. Nu acum mult timp. Este o prietenă de-a Kingăi. Adică n-a fost ocazie de-a mea, ca să văd ce este și ce a fost acolo de fapt. Bun, total de acord, dar niciodată... Da, nu e un cadou, pentru că tu nu ți-ai făcut nici lumină, nici întuneric în acest Tocmai asta am vrut să spun eu, că nu știu. Eu doar atât știu. Nu știu, păi dacă da, asta mai acum mult. Nu știi. Dar ea locuia în București, eu în Iași. Da. Ți-a atras cineva de aici, de la băieți? Atenția. Vreun băiat? Ce s-a discutat? Ai venit cu furtună, s-o locul lentul. Băi, s-a discuția aia prinsă sau? Alex, da. Continuăm și continuăm și continuăm, nu mai am o zi liniștită. Poftim? Acum era discuția prinsă? Ce-ți pasă ție ce vorbesc el acolo? Femei? Okay. Bă, era discuție? Era discuție liniștită. Nu, mă, chestia e că Bianca zicea ceva în gală, că Alex vrea confirmări din altă parte, nu știu ce, și când, de fapt, ea acum a cerut confirmare că... Nu, frate, bă, frate, degeaba vorbiți ceva în el. Uite, de-aia pare cumva că iau partea Biancăi, dar nu eu iau. Dar ascultă-mă puțin. Când ea vine, fata asta vine ce că e sora Kingăi, da? Normal să simtă ceva? Ai văzut și tu răspunsul? Hai să vă explic, că voi nu știți povestea mai pe larg, hai să vă explic pe scurt cum stă treaba. Eu făceam la o sală de K1, făceam kick, ok? Kickboxing. Deci știți doar la mine. Așa. Și la un moment dat a venit Kinga pe acolo, ok? Și la un moment dat, după a venit, gen, făceam la aceeași sală kick. Și a venit ea la un moment dat la emisiunea asta, la Culisele Iubirii, și a spus că eu m-am dat la ea și că nu știu ce și că... Te-a părut, gen? Nu, că bă, faza e că nu s-a întâmplat, asta e, știi? Ați schimbat câteva vorbe, că de la aia s-a luat, de la aia s-a ajuns. Da, gen, la un moment dat, după un antrenament, m-a întrebat încotro, iau spre casă, s-a întâmplat să... Pe mesaje sau live? Live, păi a venit la mine după antrenament, gen. Pentru că eu țineam încălzirile, știi? Și în momentul în care țineam eu încălzirile, poate s-a simțit într-o oarecare măsură pentru faptul că eu le țineam să... Poate m-a simțit pe mine într-un fel acolo, pe grupa aia, într-un fel responsabil. Și de asta poate să simți mai bine să vin acolo să mă întrebe pe mine, știi? Da, și da. Parcă m-a întrebat și la antrenamente, gen câte ceva, și după a venit și m-a întrebat încotro iau spre casă. Și s-a întâmplat să o luăm în aceeași direcție. Da, ce da. Tare, frate. Ea, de fapt, stătea în opusul direcției lui. Și Larisa, oare ce vrea să spun acum? Mamă, ce ciudat mi-e să zic așa. Dar nu mă, da, asta e faza. Larisa, oare ce trebuie să spun Larisa, acum? Nu, Larisa nu cred că a zis nimic. Eu din ce am înțeles discuția, Bianca a întrebat. O să vezi ce fain, o să trăiești și amintiri. Asta este, frate, e un nume comun. Toți au calități, dar da, există câțiva băieți, din ce am văzut eu la televizor, care cumva mi-au atras atenția într-un mod. Dar acum, na, rămâne de văzut dacă sunt într-adevăr ceea ce par. Dar nu ai intrat pentru cineva anume, nu? Cineva anume, nu. Dar există, repet... Mai mulți băieți care au calități și aș vrea să-i cunosc întâi, înainte de a trage altă concluzie. Păi și acum de ce e supărată Bianca? Da, nu pare supărată. Nu supărată, mă. A primit o confirmare, gen, a întrebat-o pe fata, aia zis și ea. Bă, a părut să zică că nu știe, gen. Că așa am înțeles, că aia a zis ceva și a căutat confirmare și a primit confirmarea sau n-a primit. Bine, oricum dacă fata să vrea să o joace pe Bianca mental, o face varză. De ce? Pentru are instrucțiuni. Nu, pentru că Bianca acum e băgată cumva în filmul ăsta. E afectată situația asta. Ea doar dacă vine și aberează niște chestii Lorena și spune: bă, e adevărat, am văzut ceva cu tare, gata, o iarază. Dar tu trebuie să rămâi așa cum ești acum. Că până la urmă n-ai făcut nimic, dacă n-ai făcut nimic. Nu, chiar nu s-a întâmplat nimic. Ok, și atunci nu-mi pasă, nu crezi ce vei. Dacă tu asta crezi și n-ai încredere în mine și ai încredere în altcineva, ura și la gar. Nu? Păi da. Nu a fost nimic, nu s-a... N-am... Bă, nici măcar un pupic sau nici măcar ceva de genul, ok? Efectiv nimic. Ai un top 3? Wow, de ce are toată lumea întrebarea asta, top 3? Eu, de ce toată lumea care e întrebată spune asta? Pentru că e cumva... E greu să te pronunți având în vedere că nu... Nu-i cunoști.
Tocmai. Adică la prima vedere. Cu totul altceva. Da, la prima vedere. La prima vedere. Patrick, din punct de vedere al aspectului, vorbesc da, aici. Aspectul. Pentru că nu îi cunosc. Laurențiu și Marinel. Ba, a avut emoții mai mari să vină, să meargă în casa fetelor decât să meargă în casa băieților. Gen, decât era la noi. S-a părut că tremură pe celelalte. Bă, se poate să fi avut și aici. S-a părut? Bă, se poate să fi avut și aici. Dacă urcam cu ea pe scări, mi-a zis de vreo 3 ori că, bă, ce emoții am, ce emoții am. Și făcea așa constant la mâini și făcea ce emoții am, ce emoții am. Bă, adică, ea mai emoționată, gen... Hai să intri să fii și tu concurent nou ca băiat și să te duci la fete după 4 luni de emisiune. Că eu am avut nu, să vin la voi. Și aici, sezonul 2. Zai să vii la noi, da. Bă, e greu, îți dai seama. Ai avut emoții așa? Da, pentru că noi nu știam ce e aici. Ascultă-mă, un om fără emoții nu exprimă nimic. Da, adevărat. Ești surprinsă de faptul că nu o vezi pe nona aici în casă? Da, m-am uitat și am rămas puțin... Și de asta ai simțit, nu știu, libertatea asta de a pronunța cuvântul Patrick, numele? Nu, pentru că nu-i ceva greșit. Adică, îți dau un exemplu, cum... Tu ești cu Alexandru, nu aș fi putut să-i fac un compliment sau... Și ție îți poate face un alt băiat compliment. Asta nu e o problemă, nu? Să-ți spună că ești frumoasă. Nu, nu era vorba de compliment, era vorba de top 3. Și de asta era vorba, că îți place. Pe cine vrei să cunoști. Da, da, ea se referi strict doar la aspect. Aspectual. Păi da, și asta au vrut să zic, că Patrick aspectual e un bărbat frumos. După asta, Isa, am întrebat-o... Dacă a simțit să spună asta, că nu este nona aici, sau chiar îi place de băiat, să văd intențiile ei. Larisa ne-a confirmat în culise că a observat că nona nu mai face live-uri pe TikTok din camera de hotel din care făcea și deja judica să un semn de întrebare, avea o bănuială. Da, dar acest top nu este un top de dorință de cunoaștere, este un top de plăcere vizuală. Da, exact. Ai frați, surori? Da, am un frate cu 7 ani mai mare. Okay. Ce așteptări ai de la Casa Iubirii? Eu în momentul în care m-am înscris aici, m-am gândit că ar fi o oportunitate foarte bună de a cunoaște cu adevărat pe cineva. De ce? Pentru că este suficient să apare odată la televizor și apoi lumea află totul despre tine. Din momentul în care te-ai născut și până astăzi. Și cred că în ziua de astăzi eu am mai avut cunoașteri după relația respectivă. Nu știu dacă v-am spus vouă. Am avut o relație de aproape 4 ani și s-a terminat și au mai urmat cunoașteri. Nu a mai fost vorba de nicio relație serioasă. Iar în cunoașterile respective, mereu după ceva timp, aflam că băiatul respectiv a făcut asta, a făcut asta. Lucruri care mie nu-mi plăceau. Lucruri care mi se par, nu știu, denigrante la adresa unui bărbat. Sau, cum ar fi? Ca exemplu. Nu știu dacă pot să zic. Cu cuvintele pe care le poți folosi la televizor? Apăreau anumite imagini. Indecente? Exact. Băiat? Da. Sau aflam că are o anumită meserie și mie îmi displăcea, dar inițial nu spuneau. Ce meserie? Noaptea? Noaptea? Cu shift de noapte. Meserie cu shift de noapte. Dar uite, acum mi se pare că trecem pentru un impas toată casa. Adică așa e incertitudinea care... E liniște. Legat de... iubire, de apropiere, de toate astea, mi se pare că nu suntem ce trebuie. Nu e păi să-mi zică unul, să zice acum unul aici în picioare, care vrea să se apropie de fata asta, de Lorena, care a trăit un interes fata asta. Larisa. Băi, de la ai confundată de a treia oară când zici Lorena în loc de Larisa. Nu vrea, nu te lasă subconștientul, să zice. Adică nu asta, știi, sincer, mi se pare că eu, mie mi-e rușine. Nu vrea nimeni să se apropie? Eu nu intru în ecuația asta. Și înainte erau o grămadă de cunoașteri, o grămadă de apropiere, o grămadă de chestii. Ori suntem noi cu probleme și suntem blocați într-un fel. Dar și ele sunt puțin, frate, blocate. Ori le au și ele. Bine, poate ele sunt mai dispuse ca noi, poate. La cunoașteri? Da. Și așteptau din partea voastră? Așa poate zic și ele. Poate ne-a făcut să credem noi asta.
Că ce, că nu sunt? Că ele sunt dispuse și noi nu suntem. Pe mine nu m-a făcut să cred, mă, frate. Cum ar trebui să arate bărbatul ideal pentru tine? Să fie frumos. Frumusețea pentru mine poate însemna ceva, pentru tine altceva, pentru... Și ce înseamnă pentru tine, da? Păi tocmai că nu am un anume ideal. Dacă până la o vârstă aveam un ideal și îmi doream să fie șaten cu ochii albaștri, am realizat că mă pot îndrăgosti și de un brunet cu ochii negri. De să-ți placă când îl vezi, să fii. Da. Că e blond, șaten, brunet, da, nu pentru contează. Pentru că asta e, cred că, în primul rând, nu? Da. Când vezi o persoană, te atrage fizic și apoi, că nu poți să-i știi tu caracterul când îl vezi. Îl vezi odată și spui, gata, băiatul ăsta e așa sau așa, nu. Vreau să fie bărbat. Ăsta e cuvântul care să-l descrie, bărbat, pentru că în ziua de astăzi nu sunt toți bărbați. Fizic, adică să nu m-ar... Nu țin neapărat să facă sală, dar e un plus dacă arată bine și la corp. Clar, în momentul în care deschide gura, nu aș vrea să mă facă de râs. Adică vreau să fie și deștept, clar. Dar să fie stabil, să aibă încredere în el. Poți și cam astea sunt lucrurile, scuze. Poți să ne spui, te rog, dacă cumva prietenia ta cu Kinga te-a ajutat să-ți deschizi ochii, având în vedere Casa Iubirii și beneficiile care le ai după ce ești de aici din misiune, faima pe care o ai, nu știu, probabil colaborări. De Kinga s-a făcut ideea asta? Nu prea. Păi nu știu, dar vreau să întreb dacă cumva te-a tentat și pe tine ideea asta, să fii celebru sau să... Ceea ce le spuneam și băieților și toată lumea care o să mă vadă aici, o să spună, tu la emisiunea aia? Nu, no, nu cred. Ce are emisiunea pentru asta? Că, nu, nu, nu. Pentru că eu în general stau în umbră. Mie nu-mi place în general să ies prea mult în evidență. Ciudat, la cum arăți nu s-ar spune. Da, asta vreau să zic, să știi. Ești, arăți foarte bine și pari tipul de persoană care din contra. Ești foarte da, care vrea să fie adică în centru atenției. Parcă n-ai nici emoții. Nu? N-ai nicio emoție acum, nu tremur, da, nimic. Ești super calm. Foarte... Direct, dar vorbești foarte, foarte așa din deschid. Picior. A, deci tu ai emoții. Are, dar ai văzut că faci așa din picior uneori. Când ei, nu știi. Lasă, ei, nu. Să exagerezi acum. Dar nu-i de rău, stai un pic, că n-am zis că e de rău. La un moment dat ai sfătuit-o pe Kinga să renunțe la emisiune? Nu am sfătuit-o să renunțe. În general, dacă au fost sfaturi pe care ei le-am dat, au fost cu privire la Radu. Să? Mie personal mi s-a părut că ei se potrivesc. Acum... Am înțeles eu greșit. Bun. T-ai uitat la emisiune? Nu am înțeles. T-ai uitat la emisiune? La primul sezon, da, m-am uitat pentru că era Kinga. La al doilea, la început, m-am uitat puțin, apoi nu prea m-am mai uitat. Adică nu m-am uitat la fiecare... Poți să întreb și eu ceva? Asta voiam să te rog, Cristina, n-ai nicio întrebare. Ba da, ea, dacă are o întrebare, zice Mihaela că, Cristina, că ea da. Îți pasă, că... Și ce da, să... care e problema? Okay, să întreb. Zică, care dreptul să este zică? Este adevărat să nu că prietena ta Kinga stă în același bloc cu Radu? Asta vreau să întreb și eu. Nu știu sigur. Dilema secolului. Cum nu știu? Ar putea să știe. Știe unde stă Radu ca să știe? Tocmai. Păi, dar știi unde stă Kinga? Mă gândesc da, că vorbesc. Am fost la ea, știu unde stă ea, dar nu știu atât de bine Bucureștiul ca să-ți spun... Da, bucătăria are aia roșie, aia roșie, cred că o are acolo. Nu, bucătăria Kinga e mov. A, dar am mai zis ceva într-un interviu de al Kingai, cum că ea s-ar fi blocat în lift cu Radu în perioada în care ne-am despărțit. Repet, Cana... Plecăm de la Cană și ajungem unde da, vrei. Vreau să... Adică erau într-un lift, dar nu era lift, că era scări rulante. Nu, fata are imaginație bogată, asta clar. Dar care dintre noi avem imaginație bogată, dar să fabulăm așa cu ochii deschiși și în fața tuturor și lumea să ne creadă pe cuvânt, deja e un lucru, zic eu, grav.
Nu cred că este adevărat absolut nimic. Eu nu știu. Nu. Deja o cunoaște pe Kinga, știm când zice adevărul și când îi place așa să se joace. Unii nu o cunosc. Dar nu se pare nimic cu sucul ața albă la toată povestea asta? Ba da, normal, dar am trebuit să fiu sigură. Unii că poate știe dacă tot îi susține. Așa. Da. Despre Larisa și nu despre Kinga? Ești o persoană geloasă? Când eram mai mică, da. Eram foarte, foarte geloasă, da, într-adevăr. Doar că eu nu doar consider, sunt foarte sigură că m-am schimbat foarte mult. Și acum nu mai consider, adică nu m-aș vedea. Adică aș vedea ceva, anumite copilării, gelozia asta prostească, nu. Nu m-aș vedea așa. Perfect. Vă mai cunoașteți voi pe parcurs. Te rog, Larisa, să vii să te așezi aici pe canapea. Bine ai venit aici în Casa Iubirii. Așa. Hai să facem conexiune. Ești bine? Da. Bună ziua, ce băieți harnici! Rămâna, da. Bună ziua! Doamne, ce liniște e, ce bine e, ce frumos este, v-ați întristat? E... Ce se întâmplă cu voi? Aveți o strategie? Așteptați ceva anume? Ce fețe aveți? Ce s-a întâmplat? Nici noi nu știu, Andreea, ce se întâmplă cu noi. Aveam o discuție cu toți băieții aici în casă. Despre? Despre apropierile astea cu fetele. Ni se pare că avem momente... Nu știu, că nu ne dăm seama ce se întâmplă, de ce nu se întâmplă, de ce nu ne iubim, de ce nu... Chiar capul, chiar acum ai tu zici, de ce nu ne iubim? Jur, adică acum vorbeam cu Laurențiu pe canapea și când a venit și Larisa... Mamă, când zici numele ăsta tu? Nu știu, mi se pare... Nu, e frumos, mi-e rușine... Mie personal mi-e rușine de mine, probabil că și băieții unii dintre băieți sunt la fel, nu știu. Noi aici cu fetele ne-am gândit că voi cumva, nu știu, sunteți aici în emisiune, v-ați făcut persoane publice și v-ați luat fițe una alta și deja nu vă interesează. Dacă v-a refuzat o fată, aia e, că aveți 1000 afară. Chiar nu, chiar nu. Dar nu sunteți entuziasmați de venirea Larisei în casă? Ba da. Se vede. Ba da. Se vede. Cred că nu m-a rupt. La de azi înainte, tot ceea ce veți vedea pe fața lui Radu... Va fi purul adevăr și nu va mai fi teatru. Nu te-am mai văzut de mult cum te-am văzut astăzi. Tot ce ai exprimat nu a fost așa de ochii lumii, de camere, de să faci tu pe interesantul. Nu. Ce-am făcut? Nimic! Doar exiști! Doar exiști! Te-au apucat așa emoțiile, cum ți-a zis Larisa, că este cumnata, cumnățica. Și gata, te-ai dus într-o altă lume, într-o altă zonă, nu știu unde ți-a fugit mintea, habar n-am, dar în sfârșit ai exprimat și tu pe bune, sincer. Doamna Andreea, vă dați seama că doar... O prietenă de-a Kinga a venit, dar să vină Kinga. Asta zic și eu. Eu zic să nu. Și eu. Nu, eu zic să ne gândim foarte serios la acest lucru. Eu nu vreau. Să facem un lucru bun. Dar doar gândește-te, că oricum te-ai gândit azi. Larisa, tu nu știu tu dacă ai observat, dar te privea și era... Se dusese într-o altă dimensiune. A spus că semăn foarte mult cu Kinga. Nu. Da? Semeni cu nona blondă. Nu. Da, năsucul ăla așa în sus, buzele. Doar că e blondă și cu ochii albaștri. Patrick? E copia. Mie mi se pare o combinație între Kinga și Xenia, nu știu. Da, da. Wow. Aul, acolo. Wow. Asta spune multe. Asta e, tu nu te duci să-i în trecut? Uite, și acum ai aici... Deci mi se pare combinația între. Deci e perfectă. Combinația câștigătoare, da? Radu, nu cred. Radu era o susținătoare de-a ta și de-a Kingăi. Da, era. Era. Poate încă este. O să fie Kinga susținătorilor acum. Da, bine. Da. Kinga a venit pentru tine, nu? Nu a venit pentru mine și, dar, și dacă ar fi venit pentru mine, nu aș crede pe cuvânt chestia asta. Cristina, știi că mai întâi vine, adică, fata la lui și după la voi, adică... Într-un fel. Și poate de ce n-aș crede pe cuvânt chestia asta. De ce?
Eu mă gândesc că fiind prietenă cu ea, cumva, în mintea mea îți dai seama că primul impuls care e, că cumva ai fost sfătuită să te apropii de mine și toate chestiile astea. Dar oricum n-ar fi o chestie care să o spui. Adică dacă era cu adevărat o strategie ceva în spate, nu spuneai că da, eu sunt prietena ei aici pe față de tot, cu toată lumea. Păi oricum o recunoșteam. Într-un fel sau altul se afla. A, tu știai? Păi eu oricum o știam de pe live-uri pe Larisa. Are mulți, ai mulți urmări? Intra pe live-ul meu când era Kinga în emisiune sau când m-am despărțit de ea în primul sezon. Ea a intrat tot timpul pe live-ul meu acolo și îmi dona trandafiri și spunea prietena cea mai bună a Kinga, nu știu ce. Adică de acolo o știu pe Larisa. Dar de acolo o simpatizez așa într-un fel sau altul și știam că na, e o fată bună și... Pentru că erai cumnatul meu. Și anume? Pentru că erai... Da. Încet, încet o să vin și fostele. Da. E, om vedea ce va fi. Marinel, cum ești? Cum te simți? Ce s-a întâmplat? De ce ai plâns? Mi s-au adunat multe și... Nu mi-e bine mie cu mine. De ce? Așa, o dezamăgire în mine. Dezamăgit de tine? Da, sunt eu dezamăgit de mine. De ce? Ce nu faci? Sau ce ar trebui să faci? Ce așteptări ai de la tine? Ar trebui să fac, să cunosc fete, să... Nu știu, să... Nu fete, pe Lorena. Au venit două fete pentru mine și ea ce tot... E? Și tot... Parcă sunt așa, închis în mine, nu știu, nu pot să mă deschid, Andreea, nu știu de ce. Mi se pare că nervii sunt în mintea mea, în mine, sunt mult mai mulți decât ar trebui să fie. Sau poate nu-ți place atât de tare de ele. Da, exact. Și asta dar nu e vorba de aia, Patricia, dar știi că dacă ai o stare urâtă și ți se adună multe și nu e totul cum vrei tu, oricine ar veni nu te poate deschide sau nu te poate schimba. Știi? Simți că este o presiune pe tine, că trebuie eu, neapărat da, să-ți placă rând, de mie fată, nu-mi că place fata de e mine. Faină. Și atât. Mie nu-mi place de mine, în primul rând. Și decât să, nu știu, să dau și alte persoane... Speranțe? Nu, speranțe. E starea mea, nu știu... nervii mei ăștia, mai bine aș prefera să fiu singur și să nu te apropii de altă persoană ca să îi influențezi starea, nu? Da, dar nu simt nevoia, nu știu, parcă sunt închis și nu pot să mă deschid de față de cineva, habar n-am mai pățit chestia asta niciodată, dar sunt și multe afară, sunt și aici. V-am zis, nu mă ceartă, mă cert și mă cert cu fete, nu mă cert cu băieți. Sau poate nu-i persoana potrivită, nu? Dacă nu, dar nici n-ați încercat să vorbiți. Păi nu, dacă nu simte să se deschide. Oricum, ea asta a cerut și n-a fost lăsată, să știi. El spune, ce vrea să spune, că tot timpul tensionat și plin de nervi și agitat și că chestia asta îi afectează cumva starea și nu se poate apropia de nimeni pentru că se concentrează tot timpul pe nervi și pe starea asta negativă. Și cumva... Asta îi afectează lui starea ca persoană și nu se poate deschide. Și crezi că e mai ușor singur decât în doi? Da, Bianca, în momentul de față aș prefera să fiu singur și să, nu știu, să plec, vă spun sincer. Ai, nu. Nu e despre voi, este despre el. Nu, Doamne ferește, nu am treabă cu niciuna dintre voi, cu niciun băiat. În vreun fel anume, ci pur și simplu el... Dar Patrick știe că nu e gândul meu de acum. Nu de acum am gândit la chestia asta. Am mai zis, și știe și Radu că i-a mai zis, dar cumva am încercat să mă concentrez, să nu mă concentrez pe chestia asta, că gata, vreau să plec sau vreau să renunț la această experiență. O grămadă ori și afară și oriunde. Dar v-am zis, dacă nu sunt eu bine cu mine, nu o să poată să mă schimbe cineva. Și totuși, ce-a umplut paharul ăsta? Dacă sunt gânduri de mai demult. Și starea asta, doamna Andreea, uite, mi se pare că a venit Terisa, eu cu capul nori. A venit Lorena, da, e acel ceva, dar parcă nu e chiar ce ar trebui. Mă simt eu, nici nu știu cum să vă spun, mă simt eu jenat că nu pot să mă apropiu de fața asta.
am eu ceva în mine care... Că ești copleșit de probleme, de gânduri, de... Nu pot să spun că am probleme mari, dar sunt gânduri că am toate cele acasă, grijile mele, da, sunt toate lucrurile care s-au strâns aici, iar numai probleme, acasă doar probleme. Pe de altă parte, dacă te-ar fi atras suficient de mult, poate te-ar fi ajutat să uiți de anumite stări sau să-ți schimbe anumite stări? Nu pot să vă confirm 100% chestia asta, dar la ce stări am și ce simt eu în momentul de față, nu mă poate schimba nimeni. Când ne îndrăgostim, plutim. Nu ne mai interesează nimic. Exact. Da, dar până să te îndrăgostești... Da. O să te enervezi eu până când. E vorba că oricum îți plin de nervi. Adică am nervi mulți. Mai... Da, da, uite acum zâmbește. E mai bine așa. Parcă asta era cheia succesului, nu? Spune și tu ceva de muzică. Da, dar mă simt așa jenat și de Lorena, pentru că a venit special pentru mine și eu sunt în gara. Nu, dar nu vreau să simți asta și ți-am spus și azi dimineață, nu ești obligat și eu cred asta și am crezut-o în toți cei 7 ani în care sunt singură. Nimeni nu este obligat să corespundă oricărei persoane. Să simtă același lucru pentru o persoană care îi place. Nu ești obligat și chiar nu vreau să te simți prost din cauza asta. Ți-am spus că voi înțelege și dacă aș putea să te ajut, sigur o voi face, dar nu este vina ta totuși, nici vina mea. Este pur și simplu situația în care ești tu. Probabil și eu am trecut prin ceva asemănător și am preferat să mă dezvolt eu, să-mi rezolv problemele mele, iar după să am o relație sau să caut și să fiu pregătită pentru asta. Deci chiar nu vreau să te simți prost. Nu ai de ce. Și oricum ea încă n-a zis că te place. Am zis doar, doar că vrea să te cunoască, exact. Poate nici nu-mi place. Da. Astfel încât o să... Ieri în gală, ea părea... aseară. Uh-huh. Aseară. Da. Ea părea că e așa un pic pusă pe gânduri, dar tu erai cel care ai venit cu un trandafir, tu erai cel care era foarte bine în această, nu știu, în cunoaștere. Nimic nu prevestea acest lucru de astăzi. Da, dar m-au pus pe gând și treburile astea, că mi-a zis și în camera roșie că nu mă știi așa. Și de acolo am stat și m-am gândit că stai. Ți-a fost frică să nu fii refuzat? Nu neapărat. Și ai zis să refuzi tu primul? Undeva un 5%, da, dar nu mai mult. Dar nu o pun chestia asta pe... Nu e atât de importantă. Eu cred că dacă tu chiar nu ești așa cum te-ai arătat în ultima săptămână, în ultimele zile, chiar nu ar trebui să fie o problemă asta. Dacă tu nu ești așa, este temporal, este pe moment. Și poți schimba lucrurile astea. Aș vrea să fie pe moment, dar ce simt acum ce am zis, sunt foarte așa... Dar aseară era totul bine. Da, dar am stat și m-am gândit și am făcut și... Este ceva neregulă la Lorena? Nu, doamna Andreea, e ok. E frumoasă, i-a zis tot timpul. Mi se pare, nu știu, te asemeni cu cineva. Cum e mintea mea, mă duce cu gândul... La cine oare? Doamna Andreea, vă explic eu pentru că am stat de vorbă cu el. Adică ieri, aseară, era bine... Dar ai făcut live. Era bine. Era pe Nu, în ceea ce privește pe Lorena. Erai pregătit să o convingi pe Lorena că nu ești așa cum spuneau fetele. Erai deschis. Astăzi te-ai închis. Doamna Andreea, el este puțin afectat și de faptul că primește mesaje de la prieteni, familie, de la apropiați, legat de... Faptul că el se enervează foarte puternic aici în emisiune și că el nu mai este Marinel care a plecat de la Satul Mare. Că el acum este total o altă persoană și că a ajuns să certe cu femeile. Și eu i-am explicat, băi, Marinele, nu este situația în totalitate de vină la tine, mi se pare normal să te enervezi pentru că toți avem o limită în momentul în care ești scos din anumite, nu știu, lucruri. Și asta îl afectează foarte tare, că își creează cumva o imagine față de apropiați, nu poate de telespectatori, o imagine greșită despre el, cât el nu este așa în totalitate. Legat de Lorena, nu știu ce simte
Așa, mare. Dar, Marinel, tu poți controla lucrurile astea, poți lucra cu tine. Da, Andreea, și încerc să lucrez, dar v-am zis, mi se pare că deja e prea mult. Nu știu. Adică trebuie să te odihnești. Dar sunt odihnit, n-am nicio problemă, că n-am ieșit nicăieri, adică dorm. Și atunci de ce să te ceri cu fetele? Nu știu. Îi mai zice Bianca de piese, îi mai zice Bianca de cântat, de face piese. Piese. Eu piesa Bianca, voastră am cântat-o de atâtea ori că v-am făcut de reclamă, dar n-am primit măcar un trandafir. Dar nu-i pe asta. Tu, Radu, eu cred că tu ești influența lui negativă, pentru că voi doi v-ați împrietenit și aveți anumite comportamente asemănătoare pe care Marinel nu le avea când a intrat în casă, când nu era atât de prieten cu tine. Tu ai impresia că eu îl influențez atât de mult? Nu, că tu ești mai certăreț, așa, mai una alta, el vede la tine și face și el. Bianca, niciodată nu. Pe mine niciodată nu o să mă poată influența nimeni, nici dacă îmi spune mama că mi-e bine lucrurile, mi-e și-l fac. Adică poate n-ai. Are caracter asemănătoare și el te enervează la fel. La un moment dat, voi vorbeați în același timp, aveați aceleași gesturi, nu știu, zici că erați un unu din doi, adică e prea mult asta. Da, pentru că ne țineam partea unul la altul, înțelegi? Și când Radu avea o problemă, interveneam eu. Când aveam eu o problemă, intervenea el. Bianca, și probabil de-aia m-a dat. Bianca, suntem prieteni, dacă e normal. Eu dacă ține voia să iau apărarea și-l văd căzut la pământ, vreau să-l ridic de jos. Păi și care dacă e ție prieten, nu-l schimba, lasă-l așa. Păi vreau să-l schimb, frate, să-l ridic de la pământ. Nu, să mai Bianca, nu m-a schimbat nimeni. Păi el era mișto când a intrat. Ce anume? El era ok când a intrat, era poate nu l-ai dispus, alta. Că te iei tot timpul de el și tot timpul te iei de muzică și ce face la satul mare și când are bani și care bani și că... Gata, că aș vrea să vorbesc cu Marinel. Adevărat. Gata. Nu e vorba de asta. Gata, Marinel. Ce ești de vină? Te deranjează într-adevăr lucrurile astea de care a zis Radu? Mă deranjează, dar mai mult mă... Doare că de ce sunt eu așa? Adică v-am zis, mie nu-mi convine cum sunt eu, ca și om, ca și bărbat. Eu nu sunt omul ăsta care... Da, da, acum. Se spune că noi, când conștientizăm ce facem greșit sau ce este greșit în viața noastră, avem puterea de a schimba. Trebuie doar să vrem. Dar când, nu știu, mă urcă tensiunea la 5.000, nu mă mai controlez, Andreea, nu mai pot să mă controlez. Nu am, pur și simplu, nu am control eu asupra mea. Dar să mă mai controleze cineva. Și ce intenționezi să faci? În momentul de față, simt nevoia să plec de aici. Vezi că e Patrick la rând. Îl iau cu mașina. Patrick, tu mai poți aștepta. Ia Marinel, nu? Dar Andreea... Puțin. Pentru că tu, Patrick, ai o stare mai bună decât al lui. Păi da. E cel mai fericit om din casă. Iar legat de Lorena, l-a deranjat rău când când s-a făcut comparația între camerele roșii cu Cristina și camera roșie a ei. Cumva el s-a deranjat acolo, că n-a mai fost atât de sigură pe cunoașterea lor și a zis pe... Dar era normal din partea fetei. Eu i-am spus în camera roșie că... Atunci s-a enervat. Nu mi-am schimbat părerea deloc de când am intrat și cum am spus că am avut doar un top 1, chiar nu mi-am schimbat părerea deloc și eu mențin. Nu știu acum de ce nu este atât de încrezător în ceea ce spun, pentru că nu mi-am schimbat părerea niciun moment. Da. Și... au arătat camerele, nu știu, ți-am spus și azi dimineață, azi, mă rog, am spus că, nici nu mai știu ce ți-am spus. El e conștient că tu îl placi, știi? Ok, da, tu ai avut siguranța că eu am venit pentru tine, te-am și chemat în camera roșie, am avut două camere roșii și eu, într-un fel, chiar vroiam să văd unde ar fi interesul tău. De aceea am reacționat așa cu florile. Atâta tot. Și aibă și ea siguranța. Exact. Aia. Da, dar și a spus o glumă, adică ea chiar nu a pus accent pe chestia asta și mereu aici, în casa fetelor, a fost de partea ta în orice situație, da. Chiar și cu faza cu glumele, chiar și când tu ai făcut ceea ce nu-ți place, ai fost bărbatul care tu nu-l admiri, ea oricum a fost de partea ta. Da, am înțeles situația și chiar nu cred că ești așa, doar ești într-o situație... Poate n-are încredere în el, destulă. Poate n-are încredere în ea. Destulă. Nici n-are de unde, că nu știe. Da, nu s-au cunoscut. Marinel, trebuie să ai răbdare. Dă-ți timp ție. Scoatem o piesă. Ești Dita mai bărbatul.
ascultă-te doar pe tine, fă ceea ce-ți dorești. Tu, fă ceea ce-ți dorești, tu. Nu ce auzi, ce ți se spune, ce. Și încearcă să te controlezi. Dacă tu îți dorești să nu mai fii așa cum te-ai văzut, poți să schimbi asta. Poți să schimbi asta. Avem o putere fantastică noi oameni. Poți să faci asta. Crede-mă, dacă îți dorești cu adevărat. Dacă nu, nu. Poate orice se poate. Exact. Nu pot, nu vreau. Exact. Iar în ceea ce o privește pe Lorena, poate, cine știe, te-ai speriat că o să te refuze și ai zis să o refuzi tu primul. Poate. Să știi, Marinel, că aseară în cameră, după ce am ajuns, primul lucru pe care l-a făcut a fost să pună trandafirul în apă. N-a făcut nimic altceva. Ce să fac altceva? Era de aproape mort acel trandafir și am vrut să mai trăiască un pic. Da, exact. Bă, frumos. Foarte frumos. A pus în apă, e altceva. Te ironizează, dar... Resusciteze așa trandafirii de la Alexandru. Bine că l-ai băgat în apă. Băga în suc. În Bianca. Ei nu reușesc să moară. Alexandru, da? Stai liniștit. Noi, producția, am avut noi grijă de anumite buchete de flori de la tine către Bianca, pe care ea le-a uitat. Da, mulțumesc mult. Au lăsat, intenționat? Mulțumesc mult. Drag. Da, oricum Bianca m-a menționat din prima care memoria scurtă, nu e asta problemă. Îl mai uită și ea, nu e mare chestie. Oh, cât ești de drăguț. Prea drăguț. Prea drăguț. Bate la ochi. Ai simțit-o foarte tensionată pe Bianca, Alexandru? Da, ar fi și culmea să nu fie, nu? Iar bate la ochi. Deci nu ieri în gală, că ieri în gală am văzut cu toții. Astăzi. Azi când am adus-o în casă, când am condus-o pe Larisa sau când? Când am văzut aproape deloc azi pe Bianca. Azi pe conexiune, părea tensionată, da. De nici acum, cred. Noi, știi de ce nu v-am lăsat să vorbiți? Mm. Ne gândeam să nu vă certați mai tare. Și pe mine? E un ceai de tei? Deci ești... Miștește. Mă privește ciudat, Alexandru. Nu e Bianca pe care o știm, calmă. Este o altă Bianca, pusă pe fapte. Și am zis măcar să nu vă vedeți. Hai să facem liderii și o să vă vedeți voi. O să aveți și voi momentul vostru. Bianca, mișcarea ajută. Mulțumesc mult, mulțumesc. La oxigenarea creierului, poate iei alte decizii, poate te liniștești. Are nevoie? Nu știu ce are. Chefte. Facem la fete sau la băieți? Care vrei tu. Să vedem, ați făcut vreo strategie? Mulțumesc! Băieți! Cine credeți că... Aoleu! Nu-mi răspundeți! Nu știu, Larisa, nu știu. Păi e la băieți. E la băieți. Lumesc. Ai rămas blocat. Îi place lui Radu să pronunțe numele ca să vadă reacția lui Ionuț. Ionuț! Dar ce s-a întâmplat? Ce ai? Ce am făcut? Ce ai? Ce am? N-am nimic. A, am crezut că dacă Marinel suferă, trebuie să suferi și tu. Dacă Marinel merge spre Lorena, mergi și tu. Nu? N-are legătură. N-are. Bine. Alexandru. Bianca. Pup. Pup. Și-a mai zis, te iubesc. Robert. Mulțumesc frumos. Tu de ce ești încruntat? Față. Plouă afară și... E vârsta, vârsta. Nu mai plouă. Și încetați cu vârsta asta. De ce? Tinerelelor. Nu, el nu poate să accepte o astfel de glumă. Tu de ce nu-i spui lucrurile astea, Robert? Nu vreau să intru în joc cu ei. O lasă să războiască singură. Mai nu e un joc, să n-o ține proceduri estetice care poți să le faci. Și tu ai putea, dar e imposibil la creier. Și le faci deja. La creiere am avut deja. Nu. Gata. Mi-ai făcut tu spălare de creier. Opriți-vă, Robert. Dacă te deranjează o glumă, te rog, spune pe un ton normal că te deranjează acea glumă și este în regulă.
Da. Ești un Robert. Robert? Asta e a meu. Mulțumesc frumos. Păi dacă ăsta e al tău, ăla al cui da, este? Nu știu. Aisa, se vede după față. Scriem cam la fel. Bravo, eu nu. Mai micuț acolo. Robert? Oh, Robert! Wow. Mulțumesc frumos. Nu te bucuri. Cu drag. Ionuț, nu scrie Ionuț acolo. E, ăsta al cui e? Al meu. Da. Al lui Patrick. Unul e al meu, sigur. Strategie? Da. Să zicem că da. Da, a fost o strategie. Am zis să meargă insignia de lider și la altcineva din casă, să-l mai îmbunăm, să vadă că aici, în casa fetelor, el... Chiar nimeni n-are nicio problemă cu el. Exact. Să-l mai îmbunăm un pic. Să-l încurajăm pentru comportamentul pe care l-a schimbat săptămâna trecută, adică am văzut o îmbunătățire. Schimba și-l va mai calma puțin. Va mare. Exact. Nu mai tare supărat, nu știu ce cu el. Ia uși ce frumos! Vă mulțumesc! E supărat, Robert, toată lumea spune. Sunt bine. Nu, să nu plângi, că nu te dăm la nimeni. Al nostru ești acum, nu? De ce ești supărat, Robert? Nu, sunt bine, sunt bine. Ei, da, dar pare că nu ești bine. Sunt bine. Cer iertare pentru gluma cu vârsta. Acum avem cadrul pe tine, arăți foarte bine, ești frumos. Mulțumesc, mulțumesc. Uite. Era doar de ce nu ne spui ce te macină? Nu, sunt chiar bine, sunt bine. Pot merge mai înainte. Niciodată nu o să mă dau bătut. Din ce? Lupta asta de zi cu zi. Da, dar este o luptă pe care tu o vezi. Tu îți dorești să rămâi în ea. Da, așa este. De asta evit orice discuție, ca să ies din ea. Exact, dar cu noi poți să vorbești. Uite, fetele astea ți-au făcut un bine. Da. Păi le-am zis că le mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Drag. Drag. Apreciez. Marinel. Lume. Că s-a întâmplat ceva acolo în casă, băieților, ce fețe au. Ionuț. Mulțumesc. Cu plăcere. Robert, felicitări, ești lider acolo în casa băieților. Cu această ocazie, noi și fetele, te rugăm să te relaxezi, să zâmbești, să te integrezi, căci nimeni nu vrea să-ți facă rău. Să vii cu jocuri. Să faci propunere acum, da, în calitate de lider. Am propus multe jocuri de multe ori, dar n-au vrut să participe băieții. Uite, dar lasă pe băieți, ne propui nouă. Ok. Da. Păi când am venit acolo am mai propus și o să mai propun că îmi plac jocurile cu voi. Așteptăm atunci. E frumos. Perfect. Ia să vedem cine e lider aici în casa fetelor. Mulțumesc. Pe ce bați așa? Patricia, mulțumesc. Eu nimiar acolo, parcă. Explicații. Cu Robert? Nu, ăla nu este. Necesită explicații. Cu inimioară. E Axi. Dar chiar sunt șanse să fie. Ah, nu, mă, că Axi era el. Nu, Laurențiu. Laurențiu. Adevărat, e jocul. Laurențiu? Eu nu. Dacă nu, Patrick. Doamne, Patrick! Patrick, tu ai votat-o. Pe Lorena am votat-o. Păi ce? E Robert. Nu. Marinel. Păi, dar de ce nu spun? Păi de ce nu te asumi? E Laurențiu. 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 Mulțumesc, Laurențiu. El și vrea de acum vin la popas. O rămas citat pe mine. Noroc că am fost filmat ieri. Ce-a făcut? Fii că voturile se văd, ok. Stai liniștit, da. Mă, nu e cazul. Da. Al tău să-l ascund. Hai, ce te ține minte. Lorena. Plăcere. Lorena. Plăcere. Ok, învăț scrisurile voastre acum.
Mersi. Lorena. Da, chiar nu. Cred că ăla era al meu și el alt era. Nu-i problema. Bianca. Mulțumesc. Lorena. Ce putere, ce forță are Marinel. Și doamna Andreea. Mihaela. Mulțumesc. Felicitări, Lorena, ești lider casa fetelor. Chiar nu mă așteptam. Și vreau să fiu un lider bun săptămâna aceasta. Oricum știu că ai un joc pentru noi. Poate îmi face bine. Patricia, nu-i mai spui că facem strategie? Nu. Adică? Erisa, păi nu, acum ea nu mai are imunitate. Atunci eu aveam. Era ironic, Patricia, dacă nu te-ai prins. Nu, de ce să-i zic care, că e strategie? Normal, am știut că o să o votați. Da, bravo, evident. Vouă, mă bucur și atât. Eu am avut supărarea atunci pe mine pe un simplu gest, că nu voia să strategia. Atât. Nu că ați făcut-o lider. Și nu-i normal să nu mă supăr dacă nu-mi iese. S-a vorbit. Până la urma urmei. Mă supăr, dacă eu fac un lucru și nu-mi iese, nu mă deranjează. Da, după aia n-ai recunoscut că e strategie. Asta am zis în față. Patricia, ți-am zis în față că a fost strategie. Și m-am supărat că nu mi-a ieșit. Nu-i normal? După ai zis. O să fac Lorena, așa poți. Băieții au vrut să-ți ofere imunitate ca să rămâi aici în casă pentru a te cunoaște cu Marinel. Bravo, băieți. Acesta a fost motivul. Chiar de asta, nu, fără nicio glumă. Chiar foarte frumos. De ce este supărat? Și nu mai vrea. Nu contează. Da. Știu că nu v-ați văzut astăzi. Știu că vă doriți să vă vedeți. Știu că nu mai aveți răbdare. Știu că nu sunteți bine. Dar aceasta a fost hotărârea noastră. Nu astăzi. Pentru binele cuplului. Credem noi. Atât cât ne pricepem. Ești de acord cu doamna Andreea, Bianca? O să fug, că după ce te luăm la revedere, eu o să fug, voi o să o țineți și ducem luptele mâine. Eu știu că nu e vorba de dumneavoastră, adică pur și simplu nu am avut timpul necesar și chiar poate mai bine așa și Larisa a venit într-o altă atmosferă, că poate dacă discuția mea cu Alexandru ducea în altă direcție mai puțin plăcută, era mai rău. Deci eu înțeleg clar, sunt supărată, vreau să-l văd, vreau să discutăm, dar înțeleg că așa e mai bine. Ai timp de gândire, te mai relaxezi, te mai liniștești. E o noapte scurtă, dar dacă vrei tu poate fi și lungă. Ei, dacă sau suficientă încât să te liniștești și să vă vedeți cu bine mâine de la 10 și apoi de la 4 și jumătate. Noapte bună, Patrick! Noapte bună! La revedere, zi frumoasă! La revedere! Alex și Bianca, cum vă simțiți? Mai sunteți în tensiune? Păi noi n-am rezolvat nimic de ieri. Noi suntem pe, nu știu, pe așteptare. Așteptăm să vorbim. Îmi doresc 5 minute la camera roșie cu iubirea mea. Iubirea mea. Nu fă asta, nu fă asta. Hai mă, frate, serios? Mi-ai promis ceva. Să-ți dau ăla, acum? Ce, să-mi dai? Inelu? Mi-am dat seama că puțin câte puțin vrea să găsească scuze, să te las. Gram de empatie, mă, pentru tine. Gata, cuplu?